Bună seara, dragii mei! L-am invitat azi pe Damian după o relație de prietenie de un an și 8 luni. V-am obișnuit ca în momentul când ne vedeți împreună să discutăm despre monumente, despre istorie, despre Cimitirul Belu, despre București, despre Dobrogea. Acum mai nou o să vedeți o serie de, de episoade despre Dobrogea. Azi nu vreau să vorbim deloc despre istorie, vreau să vorbim despre Damian, vreau să-l cunoaștem împreună. Nici n-am apucat prea mult să mă întâlnesc cu el, am avut două, trei întâlnire, așa să zic, în afara programului, dar sunt foarte, foarte curios cum a ajuns aici ce copilărie a avut și toate celelalte. Salut, Damian! Bine v-am regăsit! De mult tot vrem să facem podcastul ăsta. Timpul nu ne-a permis nici mie, nici ție foarte mulți oameni în momentul când postez câte un episod cu tine mă întreabă, da, ce facultate a terminat, da, a făcut istoria, da, ce copilărie a avut, da, cine l-a învățat, da, de unde știe atâtea, da, de unde nu știu ce și am zis ce să tot uh, scriu acolo pe comentarii, mai bine te invit aici și să te dezbrac, așa cum se zice. E bine că am venit sumar îmbrăcat. <laughs> Ca să nu dureze mult, nu? Tocmai. Hai să luăm cu începutul. Uh, eu sincer speram să facem chestia asta peste vreo 50 de ani, dar dacă insistați dumneavoastră acum, e în regulă, o să mai facem un bună... Probabil mai încolo, când se mai adună. Mai încolo. Păi am zis de un an și o luni suntem de atâta timp împreună, am făcut zeci de episoade uh, istorice și n-am făcut niciun episod despre tine, despre viața ta, despre uh, evoluția ta ca om până acum și eram foarte curios și numai eu și, și cei care uh, ne urmăresc și se uită se uită la noi. Ai devenit foarte, foarte cunoscut în mediul online uh, în ultimii doi ani de zile și probabil că oamenii sunt foarte curioși să afle cine ești și... Și că da, acum vreau să fac un avertisment celor care o să urmărească dacă se așteaptă la o viață aventuroasă cu bu, crahuri spectaculoase, cu bu, jocuri de noroc, cu bu... Femei, Cabaret, cu petreceri... Cabaret, French cancan... Ar fi cazul să schimbe să chide, canalul, să dacă canalul, da, vor așa, pentru că la mine s-au întâmplat multe, dar foarte multe s-au întâmplat la mine în bibliotecă. Exact. <laughs> deci aventurile lui Damian în bibliotecă, cam așa se va intitula. Fascinant, deja s-a spărlit părul pe mine, aștept. Deci uite că au ieșit jumate de oameni. <laughs> Unde te-ai născut? Sunt născut în satul... Uh propriu zis, am născut la București, că erau totuși cu anumite condiții la vremea aceea și m-a născut mama la municipal. Dar eu îl consider loc natal, satul Mănăstirea din, din, județul Călăraș. Tot timpul trebuie să explicitez că nu m-am născut într-o mănăstire, ci că așa se numește satul. Este un sat chiar din Lunca, Dunării, la 4 km de granița cu Bulgaria. Fostă moșie domnească a fost moșia lui Carol I, este menționată în testamentul regelui Carol I când își lasa averea, este trecut satul meu, se numea Cornățel înainte. Deci nimic nu-i întâmplător pe lumea asta. Așa am zis și eu. E, se numea Cornățel înainte, dar nu e satul ăla de, din deal de la Cornățel, că la noi nu-s dealuri. Eu sunt în lunca Dunării, este câmpie. câmpie, cât vezi cu ochii. La locul natal și m-am născut pe 25 iunie 1989. Așadar sunt ultimul model de fabricație comunistă Pe certificatul meu de naștere Încă scrie Republica Socialistă Deci nu ai România. certificat de revoluționar Nu, nu, n-am fost prezent din păcate Eram ocupat probabil să plâng, să fac caca pe mine <laughs> Chestii din astea Așa și cât ai stat acolo? Am copilărit acolo până la vârsta de 10 ani Până când am trecut în clasa A5 -a. Deci ai făcut și școala primar da, acolo Ciclul l-am făcut grădinită la Grădinița tot, la grădinița la, la țară, nu? Și grădinița de asemenea am o poză din perioada aceea, una dintre primele poze cu mine. Eu sunt evident cel mic din poză iar cel care mă ține în brațe este bunicul meu, pe care pe mine, de fapt, mă cheamă ca pe el, Damian Anfir. Cred că l-ai iubit foarte mult, pentru că de multe ori tot mi-ai povestit despre jobul post-revoluționar al bunicului și ce tragedie era cu faptul că țăranii au distrus sistemele de irigații și tot. Aș vrea să-mi spui un pic și de... Că e foarte interesant la momentul când consider tu că e binevenită. Relația personală a mea cu bunicul meu suntem probabil apropiați genetic prin simplu fapt că cei din familie pot să dea mărturie de lucrul ăsta, eu par să fiu copia lui în mare parte avem trăsături faciale similare și mai ales în privința caracterului, se pare că am da, să se de caracter, da. foarte mult. Bunica mea de multe ori se uita la mine, era o formă mai sprințoasă, sprințară de a spune, mâncate era mama cu boul la bătrân semeni. Dar era o spunea cu, cu, cumva. Uh, amândoi am fost culmea, deși eu vorbesc mult. Eu sunt o persoană introvertită, la fel cum era și el, doar că el nu vorbea mult. Era un om care vorbea rar, dar atunci când vorbea. A fost se... directorul IASE-ului de acolo, nu? Nu IASE, ci SMA. SMA. Ca să explicăm celor da. care n-au prins sistemul, IAS e întreprindere agricolă de stat, C C -S -S. CAP e cooperativa agricolă de producție, SMA-ul se voia a fi secție de mașini agricole, deci aripa mecanizată. Cel A, se ocupa de uh, tractoare, de combine... de da, Se mi-au propriu zis, n-avea pământ în administrație, era pur și simplu secție de mecanică. Bunicul meu, uh, ceea ce reprezintă un regret pentru mine până astăzi... A fost copil din Flori, nu și-a cunoscut vreodată tatăl, uh, mi-au spus că l-a căutat prin anii 80, deci când era deja spre bătrânețe tatăl pe, aflat în pragul morții și uh, bunicul i-a spus și eu pot să relaționez cu treaba asta, ce mă cauți acum când mi-am făcut eu singur toată viața, nu vreau să știu de tine, n-ai fost parte din viața mea. Și atunci noi mai, mai sus de atât nu știm, iar mama lui a murit la 14 ani așadar a fost nevoit, povestea copil că a trăit un an de zile într-o casă părăsită, că a mâncat măcriș susai ce a găsit pe acolo și uh, marea lui șansă nu l-a luat status să-l instituționalizeze uh, l-a luat, luat status să-l instruiască, bunicul e născut în 35, deci în momentul când a venit comunismul avea 14-15 ani și comuniștii l-au luat uh, nou sistem de educație, l-au luat la școală, au făcut patru clase și-a făcut după aceea școala de maestri. Școala de maestri care îți dădea abilități tehnice a pornit ca tractorist. Mm -hmm. Deci a pornit de jos, n-a avut niciun fel de pilă, a avut marea șansă că, potrivit viziunii epocii de atunci, avea origine socială sănătoasă, că era fiul. copil flori. Era copilul nimănui. Uh, tocmai de asta și după 90 când venea vorba de comunism, vreau să subliniez lucrul ăsta, că la noi în familie e oarecum o tradiție, la mine n-a făcut nimeni politică, doar că bunicul a avut chestia asta și o spunea, după 90, când îi spunea cineva să vorbească cu de comuniști, el spunea, eu n-am de gând să mănânc grahat despre aia care m-au făcut om. Adică din punctul lui de vedere Lui îi mersese bine N-a susținut niciodată că a fost un sistem minunat Comunismul, dar pentru el propriu zis A fost bine, fiindcă i-au dat o meserie în mână Când l-au văzut că e bun la lucrul ăsta -au chit, că era om cu patru clase L-au promovat până a ajuns director Era directorul, celu directorul celui de-al doilea Semea pe țară Ca uh, dimensiune, ca, ca număr de utilaje Fiind în Bărăgan, e de la sine înțeles Că aveai cele mai mari suprafețe agricole de lucrat Și... Uh, o mândrie așa că îi se spunea în Ministerul de Agricultură generalul, pentru că știa foarte bine să se organizeze și era un om foarte muncitor și cred că și aici îl moștenesc. Eu cât l-am prins în viață, o viață întreagă, știu că se scula la ora 4 dimineața, mânca, pleca la lucru, îl mai vedeai la prânz pe la 12.01 când venea la masă, stătea să odihnească un pic, iar pleca la muncă și venea noaptea. Adică asta așa a fost... agricultură, zi, zi lumine, cum ar veni. Ăsta a fost programul lui o viață întreagă și nu s-a de... cu el la muncile câmpului ca să... Adică copiii cred că tot timpul vă fost interesați de utilaje, de tractoare, de combine, de... Chestii am avut de genul ăsta. partea asta, ce reușea bunicul să fac foarte frumos. Eu de mic nu prea am avut talentul să mă trezesc dimineața și nu era o plăcere în general să fiu trezit. Bunicul, în schimb, avea o metodă foarte interesantă de a proceda, că nu te lua cu arcanul, ci venea la mine și zice, tată, eu n-aș vrea să te trezesc, dar eu știu că mi-ai zis că vrei să vii. Și atunci mă gândesc să nu te superi de la acasă. Și când îmi spuneai așa, atunci mă trezeam. Asta e oricum unul dintre tiparele mele psihologice generale, că răspund bine la chestii pozitive. Dacă sunt luat cu reproșuri, cu așa, nu reacționez bine. Și cu timpul am reușit să stau mai mult pe câmp. Dacă nu mă vedeți în poza asta, este pentru că eu sunt în cabina combinei. Conduceai asta... tu combina? Da. Câți ani 12 ani am în wow. poza asta. S-a speriat tata uh, într-o zi. Obiceiul era în felul următor Bunicul cu tata, tata fiind inginer șef la SMA Nu stăteau pe câmp că ei aveau de coordonat toată activitatea SMA avea la un moment dat, nu 20-30 de combine și vreo 100 de tractoare Umblau prin mai multe locuri și atunci ei se plimbau unde erau probleme Pe mine mă lăsau de regulă cu un combainier mai priceput Și cu ideea, lasă-l pe băiat să învețe și într-o zi a venit tata pe câmp să vadă și a găsit combainierul stând la umbră lângă un pom, iar combina mergea pe câmp. Și ce faci mă, aia cu, cu cine merge? Cu fiul du noastră. Băi, ești nebun, la 11 ani l-ai lăsat singur în combină. Era într-adevăr un risc vis-a-vis -vis de distrugerea sistemului de irigații, pe câmp existau tiranți din tot ce mai rămăsese din sistemul de irigație erau capetele de țeavă care erau băgate în pământ și pe care din greu nu prea le vedeai și exista riscul să te înfici cu header-ul, cu partea din fața combinei, într-un de la de fier și făceai dita mai pagoba. Doar că eu învățasem unde sunt, că de regulă să erau semnalizați, creșteau bălării în prejurul lor. Grâu era tot galben și acolo avea o pată de verde și, și știai să, bă, să o colegi, te să, nu, să nu te înfigi în el. Dar altfel, exact, știam să cuplez toată mașinăria pentru tererat, Tipicul începea de dimineață cu gresat, adică pe toată partea asta din laterala combinei se găsesc fel de fel de curele, și fiecare are un punct de gresat, și te urcai cu. îmi scap acum numele pus uh, în alea, pompai vaserina, te țineai de uh, coardă și pompai acolo. Uh, Asta era dimineața și după aceea plecai, te avertiza senzorul când s-a umplut buncărul și trebuia să descarci grâu. Tata a fost mai panicos, bunicul în schimb a lăsat în pace să îmi văd de treabă. Cred, chestia asta cred că nici mama nu știe, sper să nu se sperie acum. Am pățit odată, un pic mai mic fiind, când încă nu mă lăsa singur pe combină, era o combină mai veche care nu avea senzor, că s-a umplut cu grâu. Și mi-a zis companierul, du-te sus și vezi dacă s-a umplut ăla de grâu să descarc. Eu m-am urcat, M-am uitat la noi, era plin și am strigat că nu e plin, după care m-a furat peisajul și am rămas pe acoperișul combinei. Combinerul nu știu că eu mai sunt sus pe acoperiș, iar combina nu are accelerație de picior, are accelerație de mână, are manșă. Drept urmare pleacă cu zvâc de pe loc. Omul a plecat cu zvâc, eu am căzut pe spate și am căzut până jos. Din combine, lucru pe care l-a văzut bunicul. Bunicul s-a apropiat de mine, m-a văzut că mă ridic de jos, că mă scutur, zice, tată, ești bine? Eu zic, da. Să nu-i spui lui Marea că nu omoră pe amândoi. <laughs> că ai picat din... Și a rămas între voi. Da, și a rămas, e, o spun în premieră, v-am spus, nici în familie n-am, povestit-o. Sper să nu ai probleme acum când te întâlnești păi sunt bine sănătos sau cine știe, poate de la căzătura aia s-au întâmplat niște lucruri. Deci, și asta a fost... Ai stat până la 10 ani acolo. Până la 10 ani am stat permanent la țară și după aceea, în ciclu 2, deci în 5-8, mie nu mi-a plăcut deloc când am venit în București. Nu mi-a plăcut nici mediu. că eram învățat să ies prin curte, să alerg, să am o libertate, cel puțin, în spațiu imediat al casei. Aici m-am mutat la bloc. De ce te-ai mutat? A, a fost dorința principală a mamei ca să am parte de o școală mai bună. Și a avut dreptate adică trecând la o parte peste șocul mutării propriu zise, din punctul ăsta de vedere chiar a avut dreptate. Dar de ce te-au lăsat până atunci la țară, până la 10 ani? Am zis că pot să copilăresc într-un mediu cât mai natural. Mama s-a documentat foarte mult dinainte să mă nască cum să crești copilul, s-a interesat de tot ce apărea era prima oară când apăreau cărți despre mamă și copil, chiar mi-aduc aminte un volum gros care era la ea pe noptiere și tot timpul să uita și își mai sublinia lucruri. Dar nu erai afectat de faptul că te vedeai cu părinții din când în când sau un weekend sau cum vă vedeați? Mutarea a fost graduală, e adevărat, și în primul an m-au trimis cu mama mamei, cu bunica, doar cu ea am stat la București. N-a fost cea mai ușoară perioadă, mai ales că bunica a făcut infart cu mine în casă. N-a murit, dar a făcut semipareză și la 10 ani n-a fost chiar. Și cum ai reacționat sau ce ai făcut? M-a trezit dimineața că a făcut atacul dimineața și vorbea stricat și am crezut că nu are proteza. Deci, adică, bunic, pune proteza, că nu înțeleg ce-mi spui și nu mamă, am am proteza și mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am fugit la niște rude care erau un bloc, au sunat salvarea anunțați, și s-a -a rezolvat totul. N-a fost o treabă traumatică. Uh -huh. Din așa a venit mama în București. Și atunci cu ea m-am văzut permanent. Dar nu mi-a plăcut locul. Eram obișnuit să crez la țară. Deci, părinții tăi au stat cu tine la țară până la 10 ani, nu? Da, până A, la 10 okay, ani am, stat, am, am, stat, am stat, stat cu părinții, stat cu bunicii, știi? Nu... Uh, nu, la bunici mergeam foarte des pentru că erau în același sat, dar părinții mei de la vârsta de 5 ani ai mei și-au luat casa separat în, în același da. sat, în mănăstirea, mm -hmm. doar că bunicii fiind aproape era mai Îți foarte plăcea despânari. mai mult să stai la bunici decât cu părinții? Îmi plăcea în primul rând pentru că bunica era permanent prezentă. Adică mama, tata, bunicul lucrau, bunica a fost casnică din și, și atunci... Și a avut grijă de tine, a fost ca o bonă pentru tine. Ca cu ea eram toată ziua și erau oameni foarte... Uh, deschiși la minte, să spun așa, pentru perioada aceea, deși amândoi erau oameni cu patru clase, foarte multe lucruri le făceau, iar lăuda cei de astăzi. Dieta, de exemplu, bunica fiind bulgăroaică de origini, gătea cu borș, gătea cu foarte fermentat, nu folosea dezgrăsimi, adică eu nu sunt gras de atunci. M-am îngrașat ulterior la București, ulterior. când au venit KFC-ul și mcdonalds -ul. Cam așa ceva. Uh, îți lăsa foarte multă libertate de mișcare, nu prea exista, vai nu pune mâna, vai să nu faci aia, vezi că nu știu ce se întâmplă uh, Bun, aveau și încredere în mine, fiindcă m-au văzut că sunt foarte docil, asta m-a caracterizat de lungul timpului O treabă hazoasă de când aveam vreo 3 ani, în, La noi la țară exista o curte interioară, să spunem, unde erau animalele Și pe urmă era curtea din spate unde aveai zarzavaturile și bunica m-a luat de dimineață la trei ani cu păturica, mi-a pus păturica cu niște jucării și mi-a zis eu mă duc să scot cartofi. Mama, tu nu pleci de pe păturică până mă duc eu. Bunica s-a dus, a scos cartofi, a uitat de mine, s-a dus cu cartofi în casă, a curățat, a pregătit masa de prânz. -a, rămas pe a venit bunicul la masa de prânz, a întrebat unde e băiatul, a, a fugit în spate, era bronzat bine de la soare, dar nu mă mișcasem de pe păturică. Cu minte. Da, și atunci stăteau și ei știți că știau că nu, nu sunt mari riscuri în ceea ce mă privește. Deși am crescut la țară, nu știu din ce motiv, de mic mi-a fost frică de câini. Am avut o reală fobie, adică copil mi-era frică de pechinezi. Și mutat în București, m-am mutat în perioada când erau haide de câini pe străzi, e perioada dinainte de uh, mandatul lui Traian Băsescu când au mai fost ridicati 1999 vin în București și chiar era o teroare pentru mine, aveam o stație de mers între școală și casă, mai ales când veneam sara acasă nu îmi de loc ideea erau ganguri în blocuri prin care trebuia să trec și dacă te dai de, de o haită de câine acolo era vis toate astea, plus că n-am fost foarte în pas cu generația mea adică copiii de seamă cu mine, deja prin a 5-a, 6-a a început să apăruse moda emine, moda rap, moda cu haine asortate cu tipul ăsta, se citeau... Erai un tocilar, făceai opinie separată, adică nu te încadrai în gașcă? În gaș că nu m-am încadrat niciodată, mie mi-a plăcut să cred despre mine că nu sunt tocilar în sensul că eu n-am tocit vreodată eu am învățat de plăcere. De plăcere. Și uh, nici să zic așa vreun tip care să nu-i placă viața, n-am fost, doar că n-am uh, relaționat. Dar termenul cel mai apropiat în limba română e tocilar. În engleză sunt mai uh, diferențiate, în engleză ai geek și nerd. Eu am fost mai degrabă geek decât nerd. Adică tipul ăsta care e socialmente e mai ciudat, mai opinie Sochiapart. separată. Oare cumva, ceva de, de felul ăsta. Așa că o idee, în a cincea, când am ajuns la școală, nemai fiind obligatoriu uniforma, toți veneau cum voiau. Eu am vrut să mă duc în continuare în costum, până când în a șasea a, a chemat-o doamna dirigintă pe mama la clasă să-i spună, Doamnă, eu e foarte frumos cum vine, dar face notă discordantă, convingeți-l să se îmbrace în altceva ca să vină ce la... drăguț, ce frumos. Da, a fost diplomată la capitolul ăsta, dar, repet, eu veneam la costum, adică... Tehnic... Mult tehnic... a pierdut școala românească renunțând la uniforme. Mă, mă apucă plânsul când mă uit în Anglia sau în orice țară, mă duc și toți copiii, indiferent că e școală privată sau de stat, umblă în uniforme. O mare, mare pierdere și o mare, mare problemă. Și de aici pornește și bullying-ul și hate-ul și unii copii au mai mulți bani, alții mai puțini, unii se bracă mai de firmă, alții mai de puțin și uh, suferă foarte mulți. Mulți copii au intrat în depresie sau au fugit de acasă pentru că nu mai suportau să-și bată colegii joc de ei, că ei veneau cu nu știu ce tricou de la nu știu ce firmă care no name și alții veneau cu nu știu ce firme, adică tot felul de povești de astea. Au fost cazuri dintre astea și la și mine în clasă și chiar mi-aduc aminte, dar nu o să le povestesc niște episoade de-a penibile de copii cu mai mulți bani care își băteau joc de unii care se îmbrăcau mai modest. Și acum se întâmplă în zilele noastre și asta e o problemă foarte mare care se discută și în media și peste tot și totul statul român nu ia măsuri să se revine la, la uniforme, nu înțeleg de ce pe cine încurcă sau pe cine deranjează să impună uniforme. Că nu să fie uniforme costum de la Versace sau ceva, o uniformă decentă, un plover cum era fiul meu Alex când era la, la, școală, avea uniformă, un plover, de nu știu ce culoare, sau o veste, o cămașă, un papere de pantaloni, adică nu ceva scump sau, știi? Adică o chestie care pot, toată lumea își permite. Acum, în afară de statul român, ce aș simți eu nevoia să spun, fiindcă cei din generația mea încep să fie sau sunt deja părinți, dacă ai fost în situația aia când eram noi elevi, fie dacă aduți aminte cât de prost ai simțit când și-a bătut un joc de tine, sau adu-ți aminte cât de prost ai fost dacă cumva erai printre aia care își băteau joc și măcar educați copilul să nu facă și lucrul ăsta. Cum te-a convins mama ta să nu mai vii cu costum? La mine a existat întotdeauna o problemă că am fost dolofan de mic. Dolofan cu o conformație fizică destul de atipică, în sensul că multe haine țipau pe mine, eram conștient de lucrul ăsta și nu prea îmi plăcea să, să vadă lucrul ăsta și atunci costumul era un avantaj. Și mama a avut, în general, mult tact pedagogic cu mine și a spus, hai că merg cu tine prin magazin până găsești tu ceva să-ți placă. Și tot mergând cu mine prin magazin, mi-am găsit o combinație, ca să spun așa, mai de pescar. N-am adus vreo poză de atunci, când nu-mi plac alea. În sensul că îmi luam ceva blug, pantalon de, similar cu blugul, cămașă, dar neapărat vestă pe deasupra ca să nu mi se vadă burta și să nu se vadă că sunt mai... Hai că ne luat cu vorba să ciocnim un par de vin. Cu mare am plăcere. Zis că să sărbătorim prietenia noastră și faptul că ne-am cunoscut și am colaborat așa de bine și nu ne-am testat niciodată. Asta e cel mai important, nu? Da, 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 nu știu ce s-a fi întâmplat. <laughs> Cred că de la vin. Uh, am avut tot timpul problema asta cu aspectul bun, asta într-adevăr e o treabă de educație uh, la mine văzând de copil că sunt uh, în cu o memorie foarte bună au pus foarte mult accentul, mai ales mama, să învăț s-a pus mai puțin accentul dar nu pentru că mi s-a interzis. Nu și-au dat seama că fiind foarte docil, eu aveam nevoie să-mi spui și să iau pauză și să mă mișc mai mult. Eu începând să... Vezi povestea cu păturica. Adică dacă îți da. spune, tu rămâi acolo până cineva îți dă o pauză, nu? Iar mai ales momentul când am venit la București și n-am mai vrut eu să ies din casă, că nu-mi plăcea să merg pe afară, asta s-a văzut imediat la expandatul fizicului și chestia asta, din păcate, am cam tras-o după mine ani de zile, ca dovadă că n-am fost întotdeauna în vreun grăsan. V-am promis că n-am făcut documentarul <coughs> în Dobrogea, că vă arăt cea mai sexy poză cu mine. Ce poziție aveai? Sunt lângă cazinou din Constanța, împreună cu părinții mei, mama e în picioare, tata e lângă mine. Câți ani aveai aici, A trei? Cam pe acolo. Trei, în 1991, deci două, doi ani. 2 ani. Doi ani și după 91. cum se vede, încă nu eram dolofanel așa. Și lucrul ăsta s-a menținut Cam până pe la 10 ani n-am fost supraponderal, uhum. să zic așa Probabil că din cauza alimentației și mutatului în București, nu? Uh, alimentația, da, într-adevăr s-a schimbat când am venit la București Am avut niște mici șocuri, eu am învățat cu alimentația de la țară în momentul când Naturală, am gustat, bio Când am gustat prima oară lapte, era în perioada când se dădea laptele la pungi Ceea ce în primă fază mi s-a părut da, straniu da. Și când l-au fiert, la n-a făcut caimac. Și prima oară când am gustat, reacția a fost asta nu-i lapte ce mi-ați dat aici. Da. Uh... Și acum există laptele respectiv, că lumea tot îmi spune că este, au găsit lapte cu 3 lei. Dar laptele normal e vreo 10 lei. Adică diferența de calitate e de la 3 la 10. Și... Uh... Bagă multă apă în el, adică sau și scot grăsimile ca să facă alte produse lactate, și ce mai vând e, e ce zici tu, apă. E o expresie pe care eu o detest din tot sufletul pentru că nu este reală, ieftin și bun. Nu există ieftin și bun. Poate să existe ieftin, dar raportat la nivelul calității respective. În momentul când cauți pomeni la magazin, fii sigur că banii ai o să-i deconteze altfel. Exact. Uh, asta, dar a fost mai mult tiparul psihic pentru că am fost uh, educat să învăț cât mai mult să acumulez, cât mai m-am concentrat pe asta, n-a punctat nimeni prea mult partea cu sportul, tata a făcut-o. Eu nu am o relație în momentul de față cu tatăl meu, pentru că a punctat-o într-o manieră care n-a fost bună, atât a știut el la vremea aia pentru un copil, ori făcând mișto de mine că gras, ceea ce la stima de sine n-a ajutat deloc, ori trimițându-mă un pic cam cu forța, nu era nevoie să forțez prea mult la mine, că mă duceam oricum în fel de fel de tabere sau la antrenamente, dar spunându-le și a antrenorilor să bată untul din mine. Ceea ce automat m-a făcut să nu prea îmi placă sportul. Pentru, da, că eram... pentru că au trecut în extrema cealaltă. Da, adică am și modele bune și modele mai puțin bune. Primul, între primele sporturi pe care le-am făcut a fost în notul. M-au trimis la 23 august, la actualul uh, Republica, cred că mm -hmm. se cheamă. Uh, la un instructor de not, eu nu știam să not. ăla mi-a desumflat colacul și mi-a dat brânci în apă Ceea ce m-a făcut, ceea ce ulterior în familia a căpătat faimă uh, expresia asta a mea. Eu eram docil, calm, calm, până apucam să spun nu. Dacă spuneam nu, puteai pute să-mi faci orice, că nu să mai întorcea treaba. A înțeles mama lucrul ăsta și a doua oară a mers cu mine și a vorbit cu profesorul. M-a văzut, că nici, nici nu eram învățat să spun ce mă deranjează, de ce mi-e frică. Doar și spuneai nu și gata. Da. Și a, a înțeles mama destul de repede chestia asta. Unde și atunci e problema? O mirosea înainte să vină nu. Și până în cazul ăsta se putea adapta un pic. Tot așa, exemplu de profesor cu care nu m-am înțeles grozav, Profesorul de pian Eu am făcut pian Ai făcut și pian? Da, nu s-ar zice uh, sau De ce zice nu s-ar zice? Nu. nu sunt natural înzestrat pentru pian Am niște mânuțe mai degrabă de Câți cu... ani ai făcut pian? Fierar betonist Decât de patru ani A, ah, înseamnă clasa... că ai mai, ai mai rămas cu ceva Știu adică... să înțeleg o partitură Astăzi cred că pot să cânt Maxim Jingle Bells Dacă mă... Aduceți pianul <laughs> Mă miram eu când că am încărcat studioul deci, Nu știam de ce Am pregătit un pian da. M-ați surprins <laughs> Uh, profesorul de pian uh, la fel un tip cu care eu n-am uh, interacționat prea bine nu-mi place să mă iei foarte direct în interacțiune, ăsta e un motiv pentru care noi nu ne-am certat că ați fost diplomat când am inițiat dialogul și repet nu-mi place să fiu forțat să fac lucruri uh, profesorul în primul rând mi-a ce faci, bă și cum la mine atunci e, clar că mi-ai câștigat simpatia. Câți ani aveai? Șase ani. Și erai orgolios atunci cu bă și cu dați la șase că ani? Eu nu că asta este orgolios, aveam avut stimă de sine. Din, Între ghilimele zic, adică Din nu... totdeauna și nu chiar n-am gustat tutuielile, nici până astăzi nu sunt nu atât tras cu... de șireturi cu... Mai e cu nimeni. Da, totuși aveai șase ani, adică... Mama mea avea o expresie că m-am născut boier. Aha. De fapt, astăzi e expresia că te-ai născut bătrân eu aveam stilul meu de a mă mișca de a saluta, eu la șase ani mă învățasem că e ușa fetei când să urcă în mașină, că lași să treacă înaintea ta o doamnă și aplicam lucrurile astea și mă simțeam bine și mă Normal, simt bine și azi și eu la fel de ce au ales pianul? De ce nu vioară sau trompetă sau alt instrument? Tot așa, din ce s-a documentat mama, i-a rezultat ei că pianul dezvoltă cel mai mult inteligența și a avut mare dreptate. Sunt studii astăzi care arată că dintre instrumente pianul solicită cel mai mult pentru că este claviatura foarte complexă. Profesorul a fost și foarte direct și cu mama și s-a uitat la mâinile mele. Într-adevăr, am spus, n-am cele mai delicate mâini cu putință și a ies, cu coana asta n-ajunge Mozart. Mama a zis să mă duc, mie nu mi-a plăcut cum vorbește omul și plus că l-am văzut, cred că prima oară n-a dat în mine, l-am văzut că avea un tac cu care bătea măsura pe pian. Tac e un băț de la... Da. Nu? E un băț, ca, e un băț de, ca un băț de biliard în miniatură. Uh -huh. Și bătea măsura pe pian, dar dacă greșeai din băta aia îți dădea peste degete. Ceea ce eu nu susțin sub nicio formă tipul ăsta de învățare. Iar nu cred că știe mama lucrul ăsta până astăzi mi-a dat o singură dată cu taco peste degete, pe, cred că pe la 6 sau 7 ani și am spus că îl rup și îl bag în fund, dacă mai Mamă, dă cu... ce erai hotărât așa în, în general eram foarte docil și calm până mă enervai chiar era un, sunt două versuri de hip hop dacă care am simțit că mă reprezintă cam o răbdare fantastică până mă enervez <laughs> <laughs> eu m-am întors spre el am zis chestia asta și acasă am zis că eu nu mă mai duc deci mama atât a auzit că eu nu mai merg la pian. Și mama m-a rugat să o fac de dragul ei și la șase ani am avut discuția asta. Zic, bine, eu de dragul tău mă duc și mama mi-a promis că în clasa 4 patra, dacă nu mai vreau, nu o mai duc. Și cum a terminat clasa 4 patra, m-a întrebat, mai vrei? Nu mai vreau. Și nu m-am mai dus. Deci asta a fost episodul cu piano. Am descoperit ulterior când am dat la seminar și am avut probă eliminatorie la muzică că a făcut C foarte bine. Că m-a trimis la pian, că aveam cunoștința notelor și mi-a fost ușor, mai ales că eram fix în perioada de pubertate. Când vorbești, ba, așa, ba, așa! Și l-a cântat sau auzea ca naiba, dar simplu fac că am știut, notea contat uh, enorm. Iar așa, ca sporturi, un caz bun, unde mă vedeți aici cu o avalanșă portocalie, uh, eram la predeal, la tabăra Fulg de Nea. Aici au lucrat, mai puțin de des, când au lucrat tata cu mama împreună la capitolul ăsta, tata nu prea s-a interesat așa de mult uh, și v-am spus când o făcea, o făcea de multe ori cu forța, dar aici au zis hai să învețe băiatul și sporturi din astea elegante și m-au trimis la schi, în tabără de schi, iar vara era tabără de tenis. Și ai învățat să schiezi? Uh, nu aș avea încredere în mine Pe schiuri astăzi, ca uh -huh. să spun cinstit Dar tot... ai schiat atunci, nu? Da, dar tot așa, fiind făcut cu forța Nu m-am cântat uh -huh. la momentul respectiv uh -huh. uh, Primul. Pare destul de happy în poză În poză sunt happy fiindcă veniseră cu dulciuri Dacă vă uitați în spate, sora mea Deja mănâncă, este sora mea Irina e băgată, Mai happy băgată, decât tine da. Păi ea poate să mănânce deja Ea are în mână un dulce, dacă vă uitați atent Eu urma să primesc, cel mai probabil uh, Aici la fel am nimerit prin diferență oară... de șase ani? Am nimerit prima oară un instructor care a fost destul de dur, după care l-am nimerit pe un domn, sper să mai fie în viață, avea 60 de ani atunci, acum 20 Poate de ani. Poate cunoaște cineva din care se uite Dar la domnul noi. Liviu Predeleanu, așa, dintre oamenii pe care îi țin minte de copil, chiar mi-a lăsat una dintre cele mai bune impresii, fiindcă un domn care ori așa era dumnealui, ori m-a intuit pe mine, s-a purtat foarte blând și foarte atent. Reacția, în primul rând, când m-a văzut că mă observați în poză, eram genul bucălat așa și mm -hmm. foarte roșu în obraj și i-a spus organizatorii, Doina, ne-a venit un copil. Aia fiind tabără de copii oricum, dar eu eram să zicem mai pe tiparul clasic uh, și domnul a înțeles că eu nu fac chestia asta neapărat din plăcere, drept urmare mi-a zis când ești tu pregătit, faci asta, mergem când vrei tu acolo, nu-i nimic dacă nu-ți să mai încercăm și mâine. Și atunci am fost de acord, am avut un incident să spunem cu schiurile, uh, m-am dus prima oară cu teleschiu și eram foarte atent la instrucțiunile Teleschiu e care... scaunul ăla de te urci uh, pe scaun, nu? Nu, teleschiu din câte știu, este un simplu T legat de un cablu. Ah, și te ții de un cablu și mergi cu... Bagi teu între Aha, picioare. Nu am schiat niciodată, de te întreb, că și sunt te total urcă. novice. Nici eu nu m-am omorât. dar mie mi s-a spus că te prinzi de teu. mi așa mi-au spus textual, te prinzi de teu. Eu am înțeles să mă prind cu mâinile. Și m-am prins cu mâinile de teu, la a început să mă tragă și m-a lungit pe toată pârtia și n-am putut să mă țin mult și mi-am dat drumul și din spate am auzit numai, a, era hat, pentru că era unul în spate care era prins ca lumea și m-a văzut pe mine cum mă un înapoi și am adunat câteva Rău, câțiva schiori, nu? cu mine. Dar Ai format un grup. Tocmai ca asta, nu, nu, profesorul nu s-a arătat revoltat, ba din potrivă era teribil de amuzat. De -am ceea ce m-a amuzat și pe mine și atunci Dar e a fost foarte important a... pentru psihologia unui copil să nu-l cerți și să o iei ca o glumă și, na, ca o... Au mai constatat ceva părinții mei, am fost totuși dintotdeauna genul care s-a adaptat repede la situație, adică nu-mi convenea, dar eu nu mor de foame, asta era clar. Eram încă veneam de la țară și veneam cu copiii de la București. Generația mea este prima generație care a dat de chipsuri, de croasante, de conflict și s-a schimbat alimentația. Eu nu apucasem încă în să intru în contact cu tipul ăsta de alimentație, iar în tabără, fiind tabără de munte, ne dădeau mâncare mai clasică. Da. Mămăliguță, sărmăluțe, foarte mulți de la București ziceau, vai, eu nu mănânc așa ceva, eu eram perfect de un coace. Și se mirau ei mei că mă luau o idee mai gras decât mă lăsau ei lăsându-mă să slăbesc. Și de fiecare dată erau discuțiile cu antrenorii. doamne, dar nu face mișcare cu tare? Și antrenorii spuneau, ba face, dar nu știau că eu compensez seara. Singur domnul Liviu a fost omul care le-a zis, el știe foarte bine ce are de făcut, doar că face în ritmul lui. Și asta a rămas cumva pentru mine un dicton din totdeauna și uh, unul din motivele pentru care ne înțelegem atât de bine și o spun public, uh, e faptul că tot timpul m-ați lăsat în ritmul meu, că am dăți când nu sunt mulțumit de ce a ieșit și prefer să o amân ca să o fac bine și să nu o alerg. Și asta făceam de pe atunci plus că deja la vremea asta apare principala pasiune, respectiv cititul. Cititul pentru mine a fost și cititul hobby. istorie de la început sau cititul în general, Nu, am, am început cu mitologie, ceea ce probabil că m-a predispus da, pentru istorie. Da, Prima da. carte pe care am citit-o eu, că mi-au fost citite mult înainte, a fost Legendele Olimpului, cele repovestite de Alexandru Mitru în limba română și lucrul ăla m-a fascinat. Atunci s-au prins foarte clar ai mei că reținusem tot zeii. Știam toate personajele și cred că ei mai știu și astăzi uh, din legendele Olimpului și mama a încurajat permanent lucrul ăsta, adică n-a existat să nu cumpere cărți, îmi lua permanent. Tata, cum spuneam, a, -a ins... încurajat pasiunea asta către cărți. Da, tata m-a insistat să fac mișcare și la un moment dat i s-a spus în tabere că dacă nu-l punem să facă mișcare, el stă și citește. Eu am obiceiul ăsta până astăzi, mereu un cu rucsacul după mine și am mereu o carte în rucsac. Asta făceam și atunci, adică dacă la tenis nu îmi spunea nimeni să iau racheta, să dau o minge, mă puneam în fund în și colțul terenului și citeam. Domnul Olivia a văzut chestia asta și n-a avut nimic împotriva. Tata, în schimb, la un moment dat a crezut că o să facă bine, mi-a trimitea într-o tabără de vreo 10 zile, cred că era pe la 8 ani, mi-a zis ai voie să-ți iei o carte. Toată tabăra, că eu plecam cu diamantanul. Am citit cartea pe drum și când am ajuns acolo am început să plâng. Mai am eu ce fac? Și eu cred că am spus nu de 10-20 de ori. Atunci eu nu stau. Și Dar când am a văzut că cărți. nu se înțelege cu mine, m-am adus în cel mai, mai apropiat oraș la librărie, mi-a luat cărți și m-a lăsat în tabără. Și așa am fost de acord să rămân. Altfel nu. Asta a fost principala pasiune. Și e adevărat că de mic, ceea ce a stricat un pic, mi se poate vedea expresia pe față, am fost învățat ca în și uh, iară nu, nu s-a gestionat cum trebuie lucrul ăsta de la bun început acolo. Uh, Una, Cred două, că două, sunt 6. Șase, șase. Șase. Dou două albaste, nu le-am văzut. Cred că sunt 6. patru albe și două albaze, șase lumânări uh, mi se citește pe față. Tort uh, diplomat cu frișcă cu piscoturi. Clasică în da, vremea aia era clasică. Uh, este o calitate a mamei mele dar din punctul meu de vedere este un defect. Gătește uh, groaznic de bine, mai ales dulciuri. Drept urmare, de la 18 ani și poate să dea mărturie, mama mea a avut interzis să mai îngătească. Mai ales dulciuri. Chit că mai am luat eu... Nu e o... interzis. Da, am, pentru mine. I-am spus, mie nu mai îngătești și la un moment dat mă întreba, păi tu-ți mai iei. Zic, da, dar eu iau o bucată. Tu faci o tavă și o tavă. Și mă nu mănâncă pot să mă abțin, dacă da, corect. Faci o tavă. Și până astăzi, singura dată când face mama prăjituri pentru mine este de ziua mea altfel nu are voie să mai facă uh, mai ales că exista treaba asta în casă sunt convins că a fost cu bunăvoință dar de fiecare dată când făceai ceva bine ia ceva dulce mergi ceva dulce și cumva mental s-a asociat am făcut ceva bun ia ceva dulce ceea ce nu-i corect că tu nu ești obosit și nu ai nevoie de atâta dulce iar lucrul ăsta s-a transpus în kilograme Ceea ce uh, automat a însemnat că de pe la 9 ani Eu am început să țin cure de slăbire Și am ținut o grămadă Eu nu vreau să fac nici reclamă, nici antireclamă Am încercat, de exemplu, cu o foarte cunoscută linie de slăbire Care merge pe shake și pe fel de fel de pastile Lăsând la o parte că eu până astăzi nu mai sunt în stare Să mănânc nimic cu aromă de căpșuni Că mi se face greață instant S-a luat uh, A mers strict până în ziua cât am consumat produsele respective În ziua în care n-am mai consumat imediat a revenit greutatea pentru că nu-mi schimbasem tiparul. Eu tot așa gândeam. Am încercat după aia pe la 14, 16 ani, uh, cura, să zicem, clasica aia cu mănânci 200 de Cât grame. Cât de gras erai? Ca să vă fac așa un rezumat, în clas, la 10 ani aveam 40 de kilograme, la 14 ce metru m, cam pe acolo. Înălțimea mea acum e un 1,72 m, în A8 a opta, să zic că eram deja la înălțimea de astăzi și aveam 92 de kilograme la 14 ani. Celui din clasă care îi se spunea grasul avea 63, mi se pare. Eu la 92... Erai șeful lui, mie nu gros”. spuneau, dos, mie nu, spuneau nu, curaj, nu știu exact. <laughs> de asta zic că n-am fost neapărat la tocilar, fiind foarte mare, erau literalmente reticenți șmecherii clasei să se ia de mine, că nu știau cum reacționez. Eu nu prea reacționam că eu nu știam... Cu este să și pe și era suficient, nu? Uh, i-am dislocat una, o vertebră cervicală, fiindcă l-am strâns. Eu n-am vrut să-l lovesc, s-a băgat în mine cumva și când l-am strâns i-am troznit o vertebră. Uh, a fost singura dată când a venit tata să-mi ia apărarea la școală, ceea ce din punctul meu de vedere nu, nu mi s-a părut un tratament corect față de mine, că mă știau că sunt docil și nu prea star, adică aș fi vrut să mi se ia apărarea. De data asta a venit, mama băiatului respectiv era foarte revoltată cu uite ce a făcut și întrebarea a fost simplă a sărit el pe băiatul tău sălbată sau băiatul tău a intrat în el? A intrat în el. Păi atunci nu l-a văzut că e de două ori mai mare? E ca și când e de stâlp, când intri cu bicicleta în el, nu? Cam așa ceva. Bine, nu mă consider chiar așa stâlp, dar ala a fost un apogeu și după aceea am descoperit clar că are legătură cu stresul, fiindcă m-am îngrășat foarte mult când am dat capacitatea, respectiv când am dat bacul. Erai bulimic. Uh, nu, nu bulimic. Uh, exact pe fond de stres. Bulimie de stres posibil, să asta să fi fost, dar atunci am atins niște maxime, maxima supremă de greutate pe care am avut-o a fost 132 de kilograme. Mamă. Da, am o poză apropiată de momentul ăla. Wow. În... Simim foarte mult cu primarul Piedone Da, nu eu mă simt neapărat mândru de comparația asta Nu am absolut nimic cu omul Dar asocierea Mă gândeam că spuneți cu Piedone cu Bad Spencer Că ăla mi-a fost într-adevăr simpatic Cu actorul Piedone Ăsta uh -huh. este o poză făcută în 2017 Când aveam Nu mai aveam chiar 132 deci, aveam 112... mea, Cu 5 ani, 6 ani Aveam 124 Adică deja slăbisem câteva kilograme învățându-mă să nu mai mănânc ca proasta. La mine, din păcate, pa pasiunea pentru citit m-a făcut să fiu nictalop de foarte devreme. Să stau noaptea. Stând noaptea, tot bioritmul meu cumva mergea anapoda. Plus că eu încercam să-mi fac treaba în timpul zilei. Adică elev mă duceam la școală, la liceu, după aceea mă duceam la muncă și eu stăteam treaz 24, 30, 40 de ore, recordul mi se pare că e undeva la vreo 56 wow. de ore state treaz. Uh, și mâncam în consecință ceea ce s-a văzut imediat și din cauza tot așa activității eu stând foarte mult citind scriind aveam tendința să mănânc compulsiv mie nu mi era foame dar fiind depuizare mentală simțeam nevoia să mănânc tot timpul și la momentul ăsta ăla m-am prins că eu nu aștept să am probleme pentru că era clar că o să am probleme la nivelul ăsta ce unde a fost declicul? Ce te-a făcut să zici, bă, gata, de mâine intru la sală, regim și așa mai departe? Nu am fost niciodată genul cu de mâine. Am avut trei perioade în viață, poate apucăm să le expunem, când am zis că e cazul să schimb niște lucruri. De fapt, când am zis că așa nu mai merge. Dar nu sunt genul omul gesturilor extreme. Adică n-am zis niciodată gata, nu mai fac cu asta. N-am spus niciodată mă las de băut complet. N-am zis niciodată mă las de fumat sau altceva. Am spus mai moale. Să o lăsăm mai moale. Și asta am... În momentul ăla am avut noroc, recunosc, nu mă doreau genunchi, nu aveam probleme, mi-am făcut analizele și eram bine. Am zis, n-aștept să nu mai fiu bine și m-am dus la sală. Deci după cure de slăbire am încercat, asta vă spuneam, varianta clasică, aia în care mănânci la ore fixe și pe gramaj. Este calea sigură să nebunești, din punctul meu de vedere. Într-o lună eram epavă nervoasă, că aveam programul încărcat și eu trebuia la 12 fix să mă opresc să mănânc, că mi-era foame că nu -mi era Nici aia n-a funcționat, am încercat ceva regim disociat, nu mi-a plăcut lucrul ăla. A savarină mâine cremșnit, poi da, da, adică da. fiecare zi L-am, altă... L-am, nu, n-am mers nici <gri> aia și am zis că eu mă îmi gândesc cu un regim să mi se potrivească mie. Da, zis made. Că, că n-am zis de mâine. M-am dus atât la sală, dar mi-am luat antrenor personal, cât și la nutriționist. Le-am explicat și unuia și celuilalt. Uite, eu am programul ăsta, dorm destul de puțin și asta știu că se vede îmi place să beau vin, n-am de gând să renunț la asta, știu că și asta se traduce în kilograme exact. în plus, așa, sunt subtensiv, deci dacă tragi prea mult de mine sau fac ce faceți dumneavoastră cu nemâncatul la mine, nu că poate, sigur cad și nu-mi nu doresc nici lucrul ăsta, nu mă grăbesc nicăieri, un an, doi, cât îmi spui tu că durează, dar vreau să rezulte ceva concret din lucrul ăsta și să mai rezulte mai ales un stil de viață pe care să-l pot menține ulterior. Și mai ales antrenorul de la sală, Vlad Codescu. Cât a durat, care a fost timpul între poza dinainte și după, poza clasică uh, înainte și după? Vă las ca să, perioadă. O să vă placă răspunsul, dar vă las să, să presupuneți dumneavoastră întâi. Un an? Sub un an. Sub un an? Asta este rezultatul. Deci te-ai mișcare repede? În, el s-a mișcat repede. A știut foarte bine ce face. Băiatul, acum că m-am împlinit iar puțin, am reluat antrenamentele tot cu el. A, da? Păi am zis nu că -ai dacă... n am știut. Păi am zis să, să vadă întâi rezultatele și după aia să... Am văzut când ai mesaje dimineață de ce s-a venit bă, cu Damian, că <laughs> el de obicei înainte <laughs> de 12 minute de mesaje. Înseamnă că mergeai pe la sală sau ceva. Uh, și a deschis un studio -a separat. Mi-a că te-a văzut într-o dimineață în stație de autobuz la Academia Militară, Cu vreo 3-4 zile, 5 zile. Da, eram acolo, veneam de la Pro FM, dar nu mă duceam la sală. Ah, ok. În dimineața Ai nu la te... sală. Chiar dacă nu te urmăresc eu, fanii scriu imediat. Dezavantajele popularității, da. ești ușor de remarcat. <laughs> am, în ultima perioadă am un matinal la Pro da, FM. e incredibilă transformare și într-o perioadă așa de scurtă. Au știut oamenii să facă treabă. Adică și nutriționistul mi-a dat, a înțeles treaba asta, că am un click psihologic, nu-mi place să mănânc puțin, nu mi-a plăcut niciodată nimic pe sponci. Din punctul meu de vedere, eu prefer să-l las jumătate în farfurie, dar nu-mi pune acolo ceva să arate meschin. Eu nu suport lucrul ăsta. Nu... Am înțeles că japonezii au secretul lor că nu sunt grași, este că în momentul când sunt săturat 80% se ridică de la masă. Adică nu așteaptă până zi, mamă, ce mă doare burta cât am mâncat. Da, sunt foarte de acord cu lucrul ăsta. Eu l-am auzit românește la Radu Beligan. Radu Beligan, când a fost întrebat unul dintre secretele longevității, a fost mereu jumătate. Dacă am avut o farfurie, am mâncat jumătate din ea. Dacă am avut un pahar, am băut jumătate din el. Acum depinde la ce aplici jumătatea exact. Eu nu caut să fiu uh, perfecționist în ceea ce fac. Eu mai degrabă am lucrat tot timpul prin acumulare, din păcate și la kilograme, dar și la cunoștințe. Și n-am fost, uh, repet, omul soluțiilor extreme. Adică și dacă mergeam la sală, mai aveam serc când scăpam în ceva care nu era corect. Îi spuneam a doua zi a antrenorului, chinuie mă că merit, dar nu-mi pare rău. Adică mi-am lăsat tot timpul loc să mă și bucur și sunt adeptul lucrului ăsta. V-am adus acolo și o să le discutăm mai târziu. Eu n-am ținut niciodată un jurnal, ci am trăit prin prisma lecturilor pe care le-am parcurs. Mi-am notat de-a lungul timpului citatele care m-au inspirat pe mine, mi s-au părut ca o legătură direct cu ceea ce am... găsit în citatele respective. Cu ceea ce am trăit eu și mi le-am lăsat ca un soi de Biblie personală. De fiecare dată când mi-e neclar ceva cu mine, mă mai uit prin ele, că de regulă găsesc ceva care să mă ajute și unul dintre ele este de la Alexandru Paleologu, pe care îl consider unul dintre cei mai mari gânditori români din secolul trecut. În ultima carte, în breviar pentru păstrarea clipelor, are la un moment dat un citat în care spune că omul râzător este omul superior care domină lumea și viața. Iar eu mi-am făcut un scop al vieții să trec prin viață bucurându-mă de ea. Să fiu un om răzător. Da. Ne mai stând să mă întreb de o mie de ori dar e bine oare ce fac? Perfecțiunea e un ideal frumos, dar nu poate fi atinsă. Chiar dacă știu că poate beau mai mult decât e cazul, că am alte excese, principalul este să mă pot bucura de viață. Dacă situația de acum e așa. Mă adaptez la situația aia și îmi văd mai departe de treabă. Uh, am ajuns la școala generală, mergem spre liceu. Ce te-a determinat să de la teologie? Ți-au impus părinții? A fost o idee de-a ta sau. Cum răspunsul, ai ajuns la teologie? Uh, răspunsul cinstit este niciuna. Nici părinții nu mi-au impus, uh, nici eu nu mă gândeam la așa ceva. Uh, în familia mea, religia a fost o treabă de la sine. Au fost toți credincioși, nimeni nu a fost foarte apropiat de biserică și nimeni nu a fost manifest cu religia. Am fost învățat când eram da, mic. se rugau acasă, te-au învățat de mic tatăl nostru sau rugăciune? M-au învățat, meu. dar nu se rugau. Sau dacă se rugau, nu mă puneau și pe mine să o fac și n-am avut obiceiul să mă rog. O altă spaimă într-adevăr de copil, e mi-era frică de întuneric și mi-era destul de frică de întuneric, adică dacă cumva nu eram suficient de bine adormit și îmi stingea lumina, nu mai adormeam. Și atunci instinctiv cu am căutat să dialoghez cu Dumnezeu așa cum îl imaginam eu atunci, ca să, -mi scap, să scap de frică. Și într-o noapte știu că mi s-a produs un declic și nu mi-a mai fost frică. În momentul de față, mai ales că lucrez la Belu, e clar că nu mi-e frică de așa ceva. Dar niciodată nu a fost o treabă manifestă. N-am fost niciodată forțat să merg la biserică. Cât am fost copil, vedeam biserica doar de Paști și când nășeau ai mei. Bine, și băieții s-au obișnuit cu tine, că vezi și oamenii ăștia care dau de mâncare la grădina zoologică, intră la lei, deci, dacă ar intra unul care nu-l cunosc lei, l-ar mânca imediat, nu? Corect, așa e. Așa e și tu la bel acolo. Probabil a. că băieții te cunosc, deja s-au obișnuit cu tine și păi nu te motivul pentru care n-am văzut niciodată vreun strigoi pe acolo este că, a, șeful, nu, nu, slai, lasă, nu, să nu stricăm atmosfera pe aici, ne mutăm în spate după aia. Așa, dar cert este că religia era ceva prezent acolo, dar nu era important. Și vine clasa 8, acum am spus, Deși n-am fost în pas cu generația Am avut tot timpul treaba asta pragmatică Cu condițiile de trai Mi-a plăcut tot timpul să fiu acoperit pe partea asta Fiind Din start a plecat spre științele umane Nu mi-a plăcut matematica Am învățat-o de nevoie Nimic din sfera realului nu m-a atras Am gândit-o Eu sunt omul care s-a gândit la pensie Dinainte să lucreze Băi, eu ce fac mai departe? Că mă duc la uman, dar după aia eu de ce mă ocup? Și nu prea erau perspective frumoase. Mie, într-adevăr, istoria mi-a plăcut dintotdeauna, doar că la cât puteam gândi eu atunci și la cât îmi sfăteau cei din jurul meu, era, păi, ori ești profesor de istorie, ori ești arheolog. În ambele situații n-ai să o duci prea bine cu banii. Și lucrul ăsta nu mi-a sunat bine, fiindcă nu vin din vreo familie înstărită să fie avut de acasă ceva resurse speciale. Și atunci, gândul a fost și ce fac după. Îmi trebuie ceva să lucrez. N-am avut niciodată spirit de antreprenor. Deci, din punctul meu de vedere, din ceea ce lucrez propriu-zis, din aia voiam să-mi asigur existența. S-a întâmplat ca mama să se mute cu serviciul lângă mănăstirea Radu Vodă, unde am filmat noi de curând, lângă seminariu. Nici nu știam că există o școală de preoți și eram deja a opta, era în martie. Adică urma capacitatea în câteva luni. Mi-a spus mama unde s-a mutat. Am fost să vizitez seminarul de la Radu Vodă, unde am făcut documentarul primul lucru care mi-a sărit în ochi era că erau băieți în uniforme, ceea ce pentru mine a sunat perfect, pentru mine a fost întotdeauna o corvoadă să mă îmbrac. Nu mă consider conservator și după cum se vede, nu țin neapărat să mă îmbrac la costum, dar să mă pui să-mi potrivesc culori, să-mi aranjezi stilul, a fost ceva ce nu m-a interesat niciodată. Ani de zile. Tot și savanții și sunt așa. nu dacă știu dacă asta intru la savan sau ba. Mulțumesc mamei mele și... Artiștii. deși tu ești un artist și atunci artiștii se comportă ca tare. Mi-am păstrat <gânt> pentru final o definiție. Le mulțumesc mamei mele și surorii mele că ani de zile, chit că am plătit eu, ele s-au dus să-mi cumpere hainele. Deci pur și simplu mă măsurau acasă, Să duceau la magazin, fiindcă oricum era negru. Adică nu era, n avei cum să ratezi, sora au de mine ani de zile, bă, tu poți să te îmbraci cu ochii închiși dimineața, că n-ai cum să nu te asortezi. Nu m-a interesat. Că te și ăsta, numai negru. Ăsta a fost un prim plus, Doi, m-a atras foarte mult programa seminarului. Seminarul e gândit ca un liceu umanist, care are adăugate materiile vocaționale, adică studiez limba română, limbi străine, limbi clasice, greacă și latină și la asta se adaugă studiu biblic, studiu istoriei bisericii, liturgică, cum Tot se fac... Tot pe istorie, pe acolo. Erau chiar mai multe discipline istorice, ceea ce pentru mine a fost perfect. Și în al treilea rând, dar nu asta e ordinea lor neapărat, mi-am dat seama că din seminar pot să câștig bani repede, pentru că puteai să fii cântăresc de biserică. Nu spun că e singura opțiune, e opțiunea care mi-a dat mie până. Dacă eu. ai voce și tu ai voce. Da, la vremea aia n-aveam voce, repet că eram la pubertate, nici nu vădeam vreun talent muzical, acolo uh, nu știu cât a fost talent, dar ceea ce pot să spun sigur e că știință când la orgă, îmi puneam căști la orgă și exersam toate partiturile care trebuiau să fie cântate vocal la claviatură. Până când le-am învățat pe majoritatea mecanic. L-am învățat, dar am deprins. N-am fost niciodată un talent muzical aparte, nu am ureche bună, nu le prind din zbor și pot să cânt cam doar ce am cântat la focul de tabără de la Casa Timiș. Nu sunt bun la karaoke. Ai cântat și în Israel cu Radu, foarte frumos. E drept. Ceea ce am, într-adevăr, mi s-a spus de mai mulți profesori, am ambitus, am volum, volum în am voce, da. dar am o voce greoaie, care se mulează cu dificultate pe anumite melodii. Apropo de Radu, îmi povestea că ați fost colegi de liceu, cred că un an diferență, nu? Doi. Doi ani diferență? Și zicea la Damian, îi spunea un liceu, am pile, nu am file, pentru că tot timpul lua 10 și toți colegii îl suspectau că are ceva pile de, de doar 10, nu că învață foarte bine. Nu, pe cuvânt de onoare. N Ai auzit că... asta cu am pile, nu? Adică... Da, mergea și de la faptul că eram, făceam practică la biserica părintului care era director atunci. Uh, dar ceea ce nu m-a ajutat deloc ba chiar din potriva aș putea să spun, fiindcă am nimerit paroh la biserică, nu era părintele director era un părinte în vârstă, Dumnezeu să-l odihnească că a murit între timp, părinte de tipic foarte bun pe ce făcea el un duhovnic cunoscut al Bucureștiului, nu dau nume uh, dar care cu mine s-a purtat nu tocmai pedagogic, adică exact am fost pe interzis patru ani din Nătărăule și Bolovanule nu m-a scos. Din ce cauză? Asta era felul omului de a fi Cred că nu i-a convenit faptul că am fost singurul pe care nu l-a dusese el la biserică. Ele avea băieții lui formați de 20 de ani și mm -hmm. am venit eu, moț. I-ai fost impus? Da, cred că așa. Eu am crezut că uh, mă promovează că m a luat lângă el în altar. Eu n-am fost cântăresc de strană 4 ani, eu am fost paraclisier, băiatul de altar. Uh, da patru ani m-a frecat în, din orice loc, mă ținea din scurt, plus că avea un program cam de mănăstire. eu patru ani de zile am băgat slujbe miercuri, vineri, sâmbătă, duminică, adică numai vacanță nu era aia, nu pot să spun că n-am învățat, dar cred că puteam să învăț și alte... Dar plăcea sau mergeai chinuit când aveai ce face și că te-a trimis părintele director? Uh, mai mult varianta a doua, nu varianta prea mi-a mi plăcut uh -huh. atmosfera pe acolo și cam ăla și când fost... Ai strană, nu? nu asta, nu prea cântam în strană, eu eram băiat de altar. Aha. Eu eram ăla care îl ajută pe preot. Paracrisier. Da. Tăiam anafura, ieșeam la slujbe cu cădelița, uh -huh. eram ajutorul preotului da. și, cum am spus, nu era tipul foarte prietenos. Cam atunci mi se și face mie clară opinia că eu o să termin teologia, dar probabil că nu o să fiu preot. Și lucrul Cine ăsta... Cine ți-a spus prima dată? Nimeni. Ai simțit tu? Eu am simțit lucrul ăsta. Uh, repet, ne-a avut niciodată vreo înclinație, adică nu e ca la părintele Radu, ca la băiatul dumneavoastră, că și-a dorit de mic să fie preot. Da. Eu nu mi-am dorit, eu mi-am dorit să pot să studiez. Și seminarul, într-adevăr, a venit cu programa de studiu cea mai potrivită mie. S-a mulat cel mai bine pe da. ce îți doreai tu să faci? Pe structura mea. Altfel, da. în școală, n-am avut niciun fel de pilă, mi-a plăcut foarte mult ceea ce făceam și mi-a plăcut să învăț și, într-adevăr, sunt ajutat de o memorie foarte bună fiind de multe ori treabă de memorare mecanică, domnul profesor de greacă de exemplu, era un concurs de greacă internațional unde premiul era o săptămână în Grecia, excursie și mi-a spus, Damiane, dacă înveți ăștia dau două texte, ți le dau dinainte dacă înveți textele alea mergem în Grecia. Eu asta am înțeles am luat textele, l-am memorat am memorat analiza morfosintactică a venit subiectul, parte din text l-am scris și am plecat în Grecia În ce clasă erai? A 12 la 18 ani Aha și a fost una dintre primele plecări. În afară discutăm și de asta că nu prea mi-a plăcut să plec. Aici sunt cu cei care sunt în spatele meu, sunt cei mai buni prieteni. În poză aici? Da, sunt și eu în poză. Multă lume îmi spune că pe cuvântul meu dacă te recunosc fără barbă. Nici eu nu te recunosc. Eu sunt cel cu ochelar fumurii. Cu la ochi, ce... super largi? Da, păi iarăși greutatea a fost <laughs> întotdeauna o problemă pentru mine și preferam haine care să nu țipe în vreun fel. Se par slab, nu? Îți luai haine largi, se par slab. Măcar să par uniform, să Era Erau ochelari zic așa. de vedere heliomați sau erau ochelari de soare? Uh, nu, erau ochelari de vedere heliomați. Am început să port ochelari din sau clasa... nu știu cum e corect. Din clasa 8 -a și din păcate când faci miopie, când ești în creștere, crește miopia cu tine. Așa că am pornit de la 0,5 și acum am 6,5,5. Dioptriile diferite... Bine, și din cauza cititului, foarte mult și noaptea, cred, la bă, lumina becului. Citit în mașină se pare că a stricat cel mai mult Da, Am văzut când... și acum când am fost uh, în turul din Dobrogea, că tot timpul ai citit în mașină și o conduc destul de agresiv și destul de smucit și chiar mă gândeam la tine, zic, bă, dar asta nu vomită, nu amețește, nu? Nu, n-am avut niciodată probleme dintre astea, ba chiar se râdea la mine în familie că dacă mergeam într-o excursie, eu tot citind eram și, ia, fii atent ce e pe geam, mhm... Uh -huh. Și mai de... E destul de obositor să citiți în mașină, adică nu oricine poate, pentru că foarte mulți amețesc foarte repede. E drept, n-am problemele astea din fericire. Fără barbă, pentru că în seminar nu aveai voie, culmea. Preoții ar trebui să aibă toți barbă, nu e obligatoriu, dar în seminar era obligatoriu să nu ai barbă, eu recunosc că m-a avantajat teribil și se vede din poză când mi-am mi -am putut lăsa barbă și mi-am lăsat imediat după ce am terminat liceul. Iar aici e una dintre perioadele când am fost la apogeul greutății, adică este clasa 12 sau a 13, eu am făcut 5 ani de liceu. A, 5 ani, da? Da, am fost ultima promoție care a făcut pe vechiul tipar, pentru că seminarul avea cu vreo 12 materii în plus față de un liceu obișnuit, adică aveai programa foarte încărcată și aproape că era ora și materia, nu repetai. Era în perioada când puteai să fii preot doar cu seminarul sau după? S-a scos prevederea asta înainte să, a, înainte să terminați voi. voi. pentru că erau foarte multe materii, se considera că mai ai nevoie de un an să-ți consolidezi toată materia, fiindcă nu aveai timp să prinzi tot ce ți se uh -huh. preda, gândit bine pentru tipicul ăsta de școală, uh, dar pentru mine, bacul în sine a fost un mare stres și atunci s-a simțit imediat... Păi de ce? Că era un elev de nota 10, deci era o păi mare da, stres. Da, era presiunea să fii de nota 10 în continuare. Aha. La mine uh, deci asta... era, era stresat că uh, nu o să iei 10, o să numai 9.50 sau 9.20. La mine în casă, asta a fost o hibă la educație, 9 era tragedie. Nu te mă pedepseau sau ceva, dar la 9 era vai. Păi când 10 era ceva obișnuit. Adică cumva... Uh, de unde a venit asta sau de când a pornit asta? Cam de la primele clase, pentru că luam rezultate bune, era normal să am rezultate... Ai ridicat tu singur standardul și atunci părinții au vrut să te țină în standardul ăla da. ridicat pe care tu l-ai ridicat. Ceea ce cu timpul n-a fost bine și uh, mama am așa dat seama, dar și-a dat seama mai târziu că uh, s-a produs exact un fenomen de supraturație. Eu fiind învățat că trebuie să merg tot timpul la superlativ, nu mi-a mai permis eu mie să-mi dau pauză și n-am mai făcut-o până nici astăzi nu prea știu să mă relaxez adică ăsta este unul dintre motivele pentru care n-am călătorit că exact manifest simptomele unui alcoolic dacă sunt lăsat să nu am ce face eu într-o zi intru în fibrilație nu pot să stau, propriu zis și lucrul ăsta clar n-a fost bine, acum îmi dau eu mie timp să mă învăț să iau și pauză Ce amintiri plăcute și neplăcute ai din seminar? Uh la capitolul neplăcut era faptul că au avut prost obicei, pentru că nu așa mi se pare mie că e gândită spiritualitatea ortodoxă, să își bage nasul în șifonierul tău, în frigiderul tău, în ceea ce faci în afara programului de curs și o treabă care nu mi s-a părut deloc corectă este asta cu împărtășitul elevilor. În seminare erai obligat să ții duhovnic, bun, de înțeles, dat fiindcă ești la o școală vocațională, dar se făcea împărtășirea elevilor în grup și mie mi s-a părut tot timpul de o discrepanță bătătoare la ochi faptul că în văzul tuturor unii se împărtășeau și alții bași, aia care nu se împărtășeau era clar că făcuseră ceva. Au fumat în wc uh, Chiar dacă nu se spunea ce ai făcut, era o treabă care nu, în ochii mei n-a dat niciodată de bine. Nu era motivațională pe de altă parte, adică nu să se motiveze să nu mai faci prostii și să nu poți să fii în față. de felul ăsta. E adevărat, asta e trecut și în manualele duhovnicie că nu toți oamenii funcționează la fel. Eu de asta am spus că eu sunt tiparul care reacționează la îndemnuri pozitive. Mie dacă îmi spui cu frumosul, țin cont. Dacă mi-o spui cu forța sau încerci să mă constrângi, cel mai probabil nu o să mai vreau să am de-a face cu tine. Adică nu se schimbă cu nimic. Alții, e adevărat că nu funcționează la fel, dar să aplici metoda nediscriminat, mie nu mi s-a părut o treabă reușită. Plus că e adevărat că nu, nu m-am pliat foarte bine nici la îndrumarul de spovedanie, fiind omul care a întrebat de mai multe ori, dar cu ce rău lucru ăsta? Nu vreau să intru în detalii la capitolul ăsta, dar anumite lucruri care erau trecute acolo ca păcate, mie mi-au ridicat semne de întrebare de ce sunt păcate. Pentru mine n-au reprezentat, Mergând pe considerentul nu faci rău nimănui... Pe ce îndrumare lui? de spovedanie mergea el? Părintele Cleopa sau pe care? Nu, era un îndrumar stas, fără autor, mm -hmm. tipărit la vremea aia de... de sunt o biblic. grămadă de îndrumare de spovedanie și mie mi s-a părut cel mai relevant așa Părintele lui Cleopa. De acord în privința asta, totuși și de subliniați faptul că Părintele Cleopa e monah și monahii unor sunt, sunt un mai, mai, mai stricți decât un preot de mir. Uh, îmi place foarte, e un părinte cu care sunt prieten, iarăși n-am acordul lui să-i dau numele, uh, dar e un părinte mai de viață, care a știut și ce înseamnă să stai la cârciumă și ce înseamnă să mai cânți un cântec de petrecere. Este de canoane mai ușoare. Nu mă spovedez la el. Suntem prieteni și mi-a plăcut foarte mult expresia lui, eu sunt preot de nivelul 1. La mine vii când abia e legătură cu biserica. Dacă după aia ai crescut, eu îți dau drumul să te duci de la mine la altul care e mai înduhovnicit ca mine. Dar de regulă dacă te duci direct la părinte... Poate lui... uh, Păi clar are de a face și cu lucrul ăsta, dar invers, dacă abia intri în contact cu biserica sau nu ești tipul foarte spiritualizat, în, dacă iei direct legătură cu un mare duhovnic, riști că ala să te îndepărteze pentru că îți ridică din start standardul prea sus. Și atunci, așa îmi place și mie să zic, eu sunt teolog de nivelul 1. Adică nu sunt foarte profund în trăirea spirituală, dar am o credință sinceră și atâta cât știu că pot să vorbesc, vorbesc. Mai departe, în schimb, prefer să îi las pe alții să vorbească. Astea sunt lucruri care nu mi-au plăcut foarte mult. În schimb, ceea ce a fost foarte eficient seminarul să facă, ne-a învățat să ne descurcăm în societatea românească. Ne-a învățat, de exemplu, expresia, dar la practic ne-a învățat ciocul mic și pasul mare. Adică nu stai să întrebi de ce regula e într-un fel și se face în alt fel, înțelegi că așa se face și te descurci, te descurci nu făcând rău altora. Dar înțelegi cum să te descurci în tot sistemul ăsta. Asta a contat foarte mult de-a lungul timpului. Cred că la vremea lui a fost cam cea mai bună școală pentru interviu de angajare. Adică, în general, seminariștii, și asta o dovedește clar clasa mea, din clasa mea de 28 de elevi sunt 8 sau 9 preoți. 8 sau 9 oameni mai au treabă cu teologia. 20 de oameni s-au dus în alte domenii, dar toți s-au descurcat în domeniile lor. Unul dintre colegii mei este acum barman în Londra. Dar barman într-un club de top, adică om care e filmat, făcând cocktailuri și fel de fel de... Aia a fost pasiunea lui. Poate foarte mulți au fost împinși de părinți, ba că aveau un preot în familie, ba un bunic, ba ceva. Erau și cazuri și din asta astea. E, asta e problema cea mai mare și asta tot sublinez eu, că trebuie să lăsați copiii să facă ceea ce își doresc ceea ce le place. Pentru că sunt foarte mulți care uh, au terminat teologia și s-au dus preoți, dar nu au vocație și nu sunt foarte fericiți în job pe care au doar împinși de părinți, și de familie. Da, un uh, lucru greșit făcut în teologie este că s-au scos de pe băncile școlii mult mai mulți absolvenți decât putea să absoarbă teologia ca preot, ca profesor, ca orice. Promoția mea a fost de 300 de oameni. Real vorbind în București, la biserici, 300 de oameni se absorb în, nu știu, 5 ani, probabil, la nivelul de astăzi. Pentru că preoții nu pleacă foarte des de la biserici. Au explodat și facultățile de teologie după Revoluție, pentru că înainte de Revoluție era Sibiu, și era Bucureștiul, Bucureștiul. Atât. Atât. Acum e Arad, e Iașu, e Clujul. La e... un moment dat, cred că se apropiau de 20. Pe să spun. A fost clar o carență după 90, erau mai puțini preoți decât trebuiau. Sunt multe parohii unde sunt 4 preoți sau 5 preoți. Dar eu sunt deja de generația 2003, când deja se acoperiseră. Ce s-a făcut după a fost o greșeală, pentru că noi am avut o pregătire pe care n-am mai avut unde să o valorificăm. Sau, dacă am avut ocazia, tot timpul s-au creat niște situații care pe mulți i-au îndepărtat. Asta a fost o greșeală. Mi-ar plăcea să știu că acum începe să se reorienteze standardul spre calitate și nu spre cantitate, că nu mai avem nevoie de cantitate umană în teologie. Au trecut rară, rară. Raci racilele comunismului. Și societatea a luat-o razna și trebuie de oameni dedicați și pasionați ca să poată să uh, ducă turma pe direcția bună, nu? Ca preot astăzi este unul din motivele pentru care nu-mi doresc să fiu preot, fiindcă nu știu dacă m-aș putea adapta foarte bine misiunii. Adică să poți să porți un dialog de credință cu cineva astăzi. Și să convingi omul să vină la biserică și să Participe eu, eu la nu activitățile s -s, nu s comunității adept, Nu s-a adeptul convinsului Eu nu vreau să-l convinc Eu vreau, să, dacă eu cred în ceva Să-l motivez. mă rog, n-am folosit o termenul foarte... În așa fel încât să te uh, fac să înțelegi Ceea ce cred eu și după aia alegi tu Dacă vrei să vii sau ba Neplăcându-mi să fiu constrâns vreodată Nici nu caut vreodată să constrâng eu pe alții Și am încercat să-mi impun asta în viață în general Și între la prietenii Adică suntem prieteni. Dacă vrei să vii cu mine, foarte bine. Dacă nu vii cu mine de mai multe ori, înseamnă că nu prea mai avem motiv să fim prieteni. Și atunci, fără niciun fel de scandal, fără niciun fel de reproș, o luăm fiecare pe drumul lui și cam asta este. În general, am preferat să fiu neconflictual. Am relații care s-au încheiat fără să fi declarat vreodată că s-au încheiat. Și relații sentimentale și relații de prietenie. Adică pur și simplu ai ignorat. Da, Poate să fi fost interpretată ca o lașitate, n-am simțit că mai e nevoie să mai spun ceva. Uh -huh. Iar asta s-a întâmplat și profesional în primele două locuri de muncă pe care le-am avut. În momentul când am simțit că eu ofer ceva și nu mi se recunoaște lucrul ăsta, pur și simplu am plecat, fără să dau niciun fel de explicație. Și ceva plăcut din liceu? ce? Uh. Am avut într-adevăr un grup, mă rog. Da, 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 un grup de oameni veseli, cei doi din spatele meu, cum am spus, sunt cei mai buni prieteni, iarăși n-am acordul lor să le dau numele, așa că uh, prefer să-i las anonim, dar uh, pe la sfârșitul seminarului, prin anul 4, când cântam fiecare pe la câte o biserică, aveam ceva bani de buzunar și începusem și noi să ne prindem ce și cum, am când început să... Cu colindu? Uh, am făcut odată bani, dar mergând cu Colindu și de aici avem niște întâmplări interesante. Uh, practica asta a mersului cu Colindu, probabil că majoritatea bucureștenilor o știu. Că te sună la interfon, uh, bună seara, noi foloseam chestia asta cu avantaj, suntem de la teologie, dacă ne permite să cântăm Colindu de pe scară. Și obicei era simplu, urcai cu liftul la ultimul etaj ca să nu gâfai păscări, ieșai, noi nu băteam la uși noi începeam să cântăm, ne ajutau vocile, se auzea. Cântați pe fiecare palier, pe fiecare etaj, da. nu? Coboram și dacă ne deschideau oamenii ușa În momentul ăla primeam ceva Și mai stăteam acolo Și asta a dat la naștere la mai multe scene amuzante Adică în primul rând noi cântam tare Să fim auziți și îți mai deschideau uneori Oameni cu copilași mici că îi scoteau să asculte Și să plângă uh, Nu începeau să plângă din start Culmea e spectaculos cât de sensibili sunt copiii mici La muzică, nu plâng dar era amuzant când ne dădeam noi seama unde le se deschideau în contra ta și tu nu vedeai cine-i după ușă și tu veneai cântând tare dom, dom, să și dădeai de copil și brusc, am plecat să colindă, am domnul. la un moment dat deschideau unii ușa să vadă ce s-a întâmplat de brusc, a scăzut sonorul. Uh, dar culmea, chiar nu mi-aduc aminte rar uh, Să rarism, fi speriat vreun copil Da, să fi plâns copii În schimb, băiatul cel mare din spatele meu Care are o înălțime impresionantă Are 2 metri și 4 wow. A făcut să ni se trântească niște uși în nas Când au deschis și l-au văzut pur și simplu Au văzut că mascați. mascații nu știu ce-or fi crezut, dar era pur și simplu intimidant și atunci de multe ori am făcut strategia, bă, tu stai mai într-un colț. Și stai cu te... oscar o scară, dacă erați pe palier, stai cu două scări mai jos. Exact, stai <laughs> să nu te vadă. Uh, și așa principal... Și asempre... erați îmbrăcați toți în negru, nu? Da. Deci păi, clar eu... au crezut că mascați, veneau de 2 metri <laughs> la la ce Cel mai probabil. Aveau și oameni niște belele în spate. Era prost că cântând nici nu aveai cum să dai explicații, că încerca să nu întrerupe melodia. Nu putea să... Doamnă, știți că doar stai cu colindu, nu-i vina nimănui că e mai mare. O altă problemă o aveam în 2000 și un pic. Era o mare problemă cu interfoanele prin București sau interfonurile, nu știu care e pluralul. Era unul de un tip, altul de un tip, la unul trebuia să bagi nu știu ce combinații și de multe ori mai mult la interfon decât făceai pe scară, propriu zis. Și vedem un bloc care avea scările comunicante. La un moment dat e la un nivel, se leagă gena. Din cântat eu îi fac semn băiatului mare, fii atent, du-te pe acolo să vezi dacă se deschide ușa. El intră pe culoar, el făcea basul, pentru cine e familiarizat cu muzica de factură corală, nu toate vocile cântă la fel și basul dacă îl pui să cânte singur, sau de o grohăială, că e numai pe joase. El intră acolo, s-auzea din hol și brusc fix ușa din dreptul ghenei se deschide și este o băbuță care se uită la mine și la colegul din fața ei, Băiatul de pe culoar, când vede că s-a deschis ușa, fuga și el repede înapoi ca să cânte acolo. Ce nu și-a dat el seama este că, pe de-o parte, bătrânica a auzit un mormăit că vine spre ea și după aia, spre oroare ei, a văzut un cap care ieșea pe deasupra ușii <rătări> și am văzut-o pe bătrânică cum face niște ochi mari, i-a fost frică să mai tragă ușa, a rămas cu mâna pe clanță și în timp ce noi când am Bine ce... a făcut din fapt, femeia. Păr bătrânica ce? Tu-tu, poți să vii puțin <laughs> Din spate a apărut un bătrânel care era vai de O de pac-pac no, Era vai de mama lui bătrânelul să ținea într-un baston Dar ne-a plăcut că omul era foarte verde pe interior S-a uitat, scuzați expresia, dar așa zi, Ce să-i fac eu felul ăsta? L-am <laughs> văzut pe colegul mare a zi, Acum ai deschis ușa, stă ăștia în Ce crezi că o să le mai facem dacă vor să intre peste noi? Bun, s-a lămurit repede situația că nu era cazul după ce am terminat cu am vorbit un pic cu am ne scuzat că v-ați speriat, nu era intenția noastră. Ne-au dat uh... ce au avut acolo. Zice, dar mai avem niște vecini la parter și vă rugăm că vă aștept acolo. Și bătrânica a coborât, ne-a așteptat și la parter. Ni s-a întâmplat de mai mult lucru ăsta și chiar era plăcut. Încă era vremea când unii oameni te pofteau în casă. Dar acum că ați colinat, haideți să beți un pahar cu vin. Era bine să nu faci asta prea des, că la un moment dat dai cu literele până oameni. Uh, dar haideți jos, dar nu avem vin. Și bătrânica iar pune mâna pe trea. Tu, poți să aduci un ibric cu vin. Și vine domnul cu o damigeană de 5 litri și n-am găsit ibric și oricum ce le dă un ibric la ăștia. Simpatic, tu, Da, ne-a rămas în minte bătrânelul. Așa, altă situație amuzantă. Am mers cu Colindu uh, și în zona Pajura. Salutări, doamnei, dacă mai locuiește acolo. Uh, ne-a deschis o doamnă care în momentul ăla cocea cozonaci. Și ne-a izbit pur și simplu un val de miros de nu mai putem să ne ținem fălce. Am cântat colindul cum l-am cântat până la final și cel mai tupeis dintre noi a zis să nu vă supărați, ne dați și nouă un cozonac. Dar a fost cel mai chiduit colind pe care l-am cântat în viața mea. Și doamne, sigur, și a venit cu cozonacul la care... Dar ni l și tăiați că noi vrem să-l mâncăm acum, că numai noi știm cât ne-am mușcat măselele, m-am avut și aventuri mai uh, extreme, se furau contra greutățile de la lift, la un moment dat în blocuri, oamenii puseseră afiș pe scară, dar nu închiseseră liftul, n-am înțeles niciodată care a fost logica. Cum adică se furau contra greutățile? Nu mă pricep la mecanică, știu că sunt niște greutăți, prinde da, în... la urcă, la coboară și da. niște discuri de alea mari, cineva, probabil pentru fier vechi. Cineva furase alea, dar liftul nu era închis, adică te puteai urca în lift ceea ce am constatat noi pe pielea noastră când ne-am urcat în liftă, ne-a dus până la etajul 2, după care a luat-o brusc în jos, a scos zgomotul pe care îl fac frânele, pe care l-am auzit prima oară și dacă e înfiorător, și a dat cu noi de parter. În momentul ăla eram luat în brațe cu colegul ăla mai strâns nici pe iubita, n-am ținut-o în brațe. E groaznică senzația. V Ați accidentat, a... Ați spus ceva? Din fericire nu, dar a doua oară nu-mi doresc să mai trăiesc senzația asta, plus că cu băiatul din spatele meu au reușit să ne blocăm într-un lift. Spăliți, scriau patru persoane. Noi nu ne-am ne dat seama că noi la apogeu amândoi cântăream mai mult decât patru persoane normale. Și atunci liftul a încercat să ne ducă până la unul, a făcut un... Și ne-a dat drumul, am ajuns cu parterul aici și am petrecut cea mai lungă oră din viața mea într-o cabină de lift, doi oameni care împreună... Avea îl... buton de la de alarmă sau cum ați... L-am sunat trepați. pe prietenul la care mergeam în vizită și asta a durat până a sunat prietenul administrator, a venit un nenea, că fiecare scar are un nenea care... Și a forțat ușile alea și a Nenea ne-a spus că, domne, n-am cheie, aparent era un lift pe cheie, dar îmi zice mie ceea ce nu recomand să facă cineva vreodată, ce da bagă mâna tu pe lângă cabină că e nu știu ce comutator m-am curentat de până în vârf ochelarilor și pentru că eram lipiți unul de altul, am curentat și pe ălălalt care era cu mine în lift. I-am strigat ori, domne, nu știu ce comutator dar noi murim prăjiți aici dacă nu... o voce tremură de... Deci nu pot să-mi dau seama cât adrenalină în timp ce băiatul celălalt a descoperit că e claustrofob și începuse să se agite, în agita că murim amândoi, că nu avem unde să ne reducem de aici. Și nu știu ce am găsit prin buzunar de am reușit să dăm pe acolo să comutăm. A fost foarte amuzant pentru că pe scară între timp s-a câteva câțiva bătrâni care spuneau toți sunt doi copilași blocați în lift. Și când au ieșit copilași, unul de 120 de kg și unul de aproape 200, au rămas toată lumea, vai ce copilași să blocaseră în lift. Astea au fost, așa, pățanile cu Colindu. Dar, în general, recomand experiența, bineînțeles, cu iare de Colindat. Să mergi, să colinzi și oamenii cât, se bucură. Cât, cât era gașca de mare, cât era Trei oameni mergeau de regulă. Trei. Și într-o noapte puteai să tu faci. Și cu băieții doi din spate, nu? Și formula asta s-a mai schimbat. Formula, uh -huh. dar, în general, eu cu băiatul din dreapta mea, stânga imaginii, am fost cam în permanent împreună la colindat. Era frumos mai ales că am făcut vreo 10 ani acelea zone și la un moment dat se învățaseră oamenii, știau că de reușit sincronizam și ziua, și în același an veneam în aceea zi și am avut câteva blocuri, salut pe domnii de pe la favorit din drumul taberii și stațiile de lângă, pentru că în momentul când începeam să cântăm la 10, deja pe la 8, pe la 7 erau deschise toate ușile și toată lumea era în Praga. Au, au venit băieți. nu, erau băieții noștri, vin în fiecare grăciun să Da, chente. era deja o tradiție, un obicei. Știai deja la care te oprești în casă, știai ce mămăiță iese, au fost și scenele astea emoționate că îi întâlneam cuplu bătrân și într-un an o întâlneai numai pe, nu ea, pe, sau ia pe ea sau ei pe el plângând da. că uite nu mai e. Da, uh, da, da, da. Dar emoțional vorbind era un lucru care merită să fie făcut, că interacționezi cu oamenii direct și vezi că oamenii în continuare își doresc să aibă tradițiile astea de Crăciun, își doresc să spere să aibă parte de frumos, iar din punct de vedere al banilor, te, ai treci și tu sărbătorile cu un ban în buzunar, ceea ce contează. Plus a contat faptul că eram cântăresc la strană, mai făceam uh, activități. Eu recunosc că aici am făcut tot niște lucruri care nu sunt chiar conforme cu teologia. Uh, presupun că toți avem în viață, dar nu încerc eu să mă scuz în contul altora. Eu l-am dat, am dat ban cu dobândă și am făcut lucrări pe bani. Adică am făcut lucrări pentru alții, n-am plagiat eu, i-am ajutat pe alții să. Mm, treacă niște examene. Păi nu înseamnă plagiat când practic. Plagiat înseamnă să copiez lucrarea cuiva, nu? Eu așa înțeleg uh, cuvântul ăsta de plagiat, nu? Plagiatorul este cel care uh, prezintă o operă care nu e a lui. Acum nu prea contează. Da, forma clasică de plagiat este când l-ai copiat Copia pe, un. pe cineva. În... Dacă a... eu te plătesc pe tine să-mi faci ceva, nu mi se pare că aș plagiat sau că aș copia. Din moment ce tu mi-ai prestat o muncă pe care eu ți-am plătit-o și ai făcut-o pentru mine. Eu așa înțeleg lucrurile. Poate nu-i spunem plagiat, dar cu siguranță este ceva imoral și profund incorrect. Să... În sensul că tu zici că ai făcut-o, tu ai creat-o tu și ți-a creat-o altcineva, nu? Da. Adică atât din punctul celui care susține un examen pe baza acestei lucrări, cât și din punctul meu de vedere, e o greșeală profundă lucrul ăsta. Odată pentru că eu îmi cheltui uh, neuronii, fără să pun eu semnătura pe lucrarea respectivă și mă irosesc și doi, pentru că tu iei niște competențe pe care nu le meriți, pentru care nu ai nivel. Câte lucrări de asta ai făcut aproximativ? Multe. Prefer să nu dau un număr, dar multe de-a lungul timpului. Raționamentul de atunci, nu-l spun ca apărare, era cum fac eu să am și bani să-mi și văd învățat. Și la momentul bine, ăla... Din cu plăcutul, cum ar veni. Mie soluția perfectă mi s-a părut asta. E adevărat că m-am ales cu o sumă de cunoștințe pentru că, într-adevăr, eu n-am copiat pe nimeni. Eu îmi făceam fișe, eu făceam lucrarea ca și cum ar fi fost pentru mine. Și cu asta mi-a ajutat să-mi dobândesc o sumă de cunoștințe, dar nu recomand. Adică se pot găsi soluții mai bune, decât să faci lucrul ăsta, ar fi bine să terminăm odată la noi cu cultura. Oricum, mă acum mai aveai succes, că acum ai chat GPT care face orice și for free. Din punctul meu de vedere, n-am interacționat cu chat GPT, dar mă îndoiesc că e în stare să facă o lucrare ca lumea. Așa au ziceau ăștia, că nu de 10, dar de 7 pe 8 face. Așa am citit, așa am auzit pe cei Posibil. care... Posibil. Personal nu sunt deloc adeptul și uh, nu mă refer ca să faci lucrări pentru alții, dar ca să faci pentru tine. Eu cred că s-a văzut în fiecare emisiune. Eu îmi notez în scris pentru că am constatat că eu așa rețin cel mai bine și nu contează dacă am repetat subiectul de 10 ori și a 11 ore dacă, dacă am nevoie să-l tratez, eu mi-l mai scriu o dată ca în felul ăsta să-mi l -am eu clar așezat în minte, pentru că mintea omenească este făcută degradabilă. Pierzi noțiuni și pierzi obișnuințe. Ca să poți să intri alte noțiuni, nu? Că practic Dacă avem o ești obișnuit să mergi la sală să-ți întreții corpul, exact același lucru ar fi cazul să-l faci și cu, cu mintea creierul. Ta e un dicton în pictură la care țin eu foarte mult și pe care mi-l repet de multe ori, nici o zi fără o linie. Deci pentru artistul plastic... Fără o linie, nu prea, cred că să nu ne blocheze YouTube-ul, știi? Adică exact nicio zi asta fără o linie mi s-a întâmplat când i-am spus unui un băiat foarte... mai vesel pe care l-a buvnit râsul instant și mi-am dat seama că mai poate să însemne ceva. Da, normal, adică nu e... Eu subliniez... Dictonă... Că nu sunt adeptul liniilor ălora, <laughs> dar asta cu nicio linie din pictură se aplică cam la orice. La creier, în schimb, nici măcar nu are legătură cu profesia. Dacă tot suntem într-o societate unde chiar să pune accentul pe să trăiești cât mai bine, să te bucuri de confortul vieții până la bătrâneți, ăsta nu e doar fizic. Și ceea ce eu am văzut cu ochiul liber, pentru că am avut asemenea modele în viață și pot deja să trec și la, e prima oară când arăt o imagine cu doamna Racoviță despre care am Chiar Era următoarea mea întrebare că am sărit prea mult, ne-am dus cu Colindu prin blocuri și știu că doamna Racoviță a fost o parte foarte importantă a copilăriei tale și ai vorbit tot timpul foarte frumos de dânsa și când am făcut turul atunci așa am văzut în ochii tăi așa o umezeală, o nostalgie așa, și cred că femeia s-a reprezentat foarte mult pentru, pentru tine eu și consider, pentru educația ta Eu o consider a doua mamă în ceea ce mă privește și vis-a-vis de longevitate, ea reprezintă pentru mine modelul de longevitate, -a fost, un om cu, a fost un om cu o viață deloc ușoară, pentru că fiind născută boieroaică în 1915, a prins comunismul când avea aproximativ 30 de ani, l-a trăit pe tot și a murit în 2009 la 94 de ani. Dumnezeu să o deșnească! Cum odihnească? ai cunoscut-o? Uh, un alt lucru pe care l-a făcut bine mama mea și pe care eu nu l-am apreciat deloc la momentul ăla, a fost să mă pună să învăț de mic limbi străine. Deci eu am fost șocat să găsesc la 20 de ani un studiu care arăta că principalele două uh, prevenții ale Alzheimerului sunt instrument muzical și limbi străine ceea ce mama a făcuse, nu știu cât de mult instinctiv sau cât de mult studia să ia cu mine. M-a dat să învăț un instrument muzical și să învăț limbi străine. Nu știu iarăși cum a avut intuiția că nu m-a trimis la engleză. Eu engleză am învățat ascultând filme nedublate, nesubtitrate. Până când mi-a deprins m-a trimis să învăț germană. În primul fază a spus, Uh, foarte bine intuiție că uh, englezul să știe toată lumea că cinstit vorbind astăzi că știe engleză nu mai e mare lucru, e catastrofal dacă nu știi într-adevăr uh, m-a trimis să învăț germană și franceză și în clasele 1-4 eu eram trimis marți și joi la pian la călăraș, și uh, sâmbătă eram trimis la București să fac germană N-am făcut prima oară cu doamna Racoviță Am făcut cu altă profesoară, Dumnezeu să odihnească, tante Chete De la grădinița germană din București O săsoaică, care vorbea nativ limba germană, dar care mă medita la ea acasă Și în perioada copilăriei mele nu exista Network, deja mă simt bătrân uh, Desenele singurele care se difuzau, se difuzau sâmbătă. Iar eu ratam tot calopul de desene pentru că mă duceam să fac meditații la germană. Maniera de a mă momi, tocmai a apărut să McDonald's-ul. Era primeam bani ban de McDonald's. Happy jucării da, Nu, eram etugă. direct la programul pentru adulți. nu, eu nu pentru jucărie mă duceam, mă duceam pentru păpică și la copii Double Da, da, da. Am avut ani de zile, dar fac o mărturisire. De 5 ani am intrat odată în Mac. Doar așa de nostalgie. Nu vreau să le fac anti-reclamă, dar pentru mine a fost dezastros. Adică nu doar pentru noi, pentru toți care până frecventează Până astăzi des. fast food-ul pentru mine e un nu hotărât. Pentru toată lumea, dar unii înțeleg și alții nu înțeleg, asta e problema. Uh, și am mers la doamna asta, avea o metodă foarte bună totuși, îmi dau eu să mă apesteam de a mă învăța. Prima doamnă. Da nu mă ținea la masă un copil de 6-7-8 ani să fac lecții, mă, mă lua cu ea prin casă și noi vorbeam germană, gătea o supă, făcea curat, toca morcovi, se punea la masă și lucra nu știu ce. Totul se făcea în schimb în germană și atunci, într-adevăr, am învățat mult mai ușor. Eu peste ani am dat și o meditație la germană și prima condiție pe care am pus-o părinților în momentul când am mers la meditație a fost mă să lucrez cum știu eu cu copilul, că altfel nu stau. Adică dacă mi impuneți să-l țin la masă pentru că aveam de-a face tot cu copii dintre ăștia de vârstă mică, eu nu fac așa ceva. Și atunci băiatul cu care am avut cea mai bună relație cristian și cu care ne-am văzut ani de zile, acum e mărișor, cred, de exemplu învățam derdidasul, eu îl țineam la un moment dat cu capul în jos, îl țineam de picioare și îl întrebam un cuvânt și dacă greșeam o făceam că îl scap dar în felul ăsta copilul era activ prindea drag de germană bineînțeles în primele dăți și iar... venea și sângele în cap absolut <rători> iar în primele dăți era clar să se înțeleagă că mi e drag de copilul respectiv copilul să înțeleagă lucrul ăsta că o fac din simpatie nu exista niciodată să ridic tonul ci doar îi spuneam că nu mi convine că n-a făcut aia și să înțeleg că el are și o energie de descărcat, asta a făcut foarte bine doamna respectivă din păcate a decedat când aveam eu 10 ani și 9 uh, ani, pardon, având până în 70 de ani. Mama se interesează printre cunoscuți unde ar mai putea să mă ducă și la un moment dat un cunoscut din București îi spune, uite că am eu o doamnă, doamna Racoviță, care are 84 de ani și a fost o discuție în familie, tata a sărit în sus, ai nebunii, vrei să traumatizăm copilul, o dus să moară și doamna asta peste A doua profesoară, da, să-l acuze să pe copil că e criminal în serie, că o moară toate profesoarele. Și în vorbind, eu n-am fost traumatizat față de moarte, nu știu, am avut de la bun început un soi de toleranță, nu mi s-a părut ceva șocant. O trecere. Da, mi s-a părut ceva absolut firesc care intervine la un moment Dat. Eu recunosc că ziua în care mi s-a sp... când când spus că nu mai mă duc la Germania, m-am bucurat. Înțelesesem că s-a întâmplat ceva rău doamnei alea, dar pentru mine era o bucurie că nu mai pleca în sâmbăta. Dar mult și hai îmbracă-te că mergem iar. La... Am ajuns la București, doamna locuia, am, am filmat în București-Oregal, da. am ajuns unde locuia doamna. Am și filmat casa doamnei primul moment în care am intrat în casă și eu am văzut un raft de la Grand Encyclopédie francez, la Grand Larousse, la, la la în ediția din 1800 și un pic pe pereți. Am văzut vreo trei tablouri de Grigorescu, am urcat și am văzut o casetă de bijuterii. a zis, stai un pic, că aici e altceva. Așa, și doamna e adevărat că a trebuit să intervină mai multe cunoștințe ca să mă primească că ea nu mai lucra cu copii. Și în general una dintre manierele prin care s-a menținut longevivă este că nu s-a încurcat cu tâmpiții. Și îți spunea pe față, nu te făcea prost, dar îți spunea că n-ai talent pentru limbi străine sau că cel puțin o să înveți cu ea. Și îți dădea flit. Nu stătea la discuții. Am fost eu martor de trei ori la scenele astea. Nu știu exact ce-o fi văzut la mine, ce fel de simpatie a fost, dar e cer că a fost din primul moment. Adică eu de unde eram reticent să merg a doua tură am tras eu de părinți, hai că mergem la Buc avem de mers la București. Iar doamna la fel m-a primit foarte bine. A fost o chimie, cred că, de la început, nu? Da, greu de imaginat chimie între un puști de 10 ani și o doamnă de 84. Dar am cuplat foarte bine de la bun început. Cum era din punct de vedere fizic a sănătății? Doamna a fost impecabil din punct de vedere al condiției fizice până aproape de moarte, până aproape de 94 de ani, când m-am mutat în București în primii patru ani a venit ea la mine acasă. Wow. Deci eu o așteptam acasă, ea venea Și cu, cu, trolebu ce venea? cu trolebuzul. Cu trolebuzul. Nu a avut nici cea mai mică reținere, era o doamnă de o modestie exemplară, dar modestie reală, adică nu o modestie falsă, doar de aparență, pentru ea, boieria era în ea. Ea nu avea nevoie să o etaleze cumva prin vehicul, prin aspect. Bun, dacă te uitai pe mâna ei, pe un inel, de exemplu, avea un inel al lui Grigore Sturza, de 200 de ani, cu stema familiei respective, că era înrodită cu vreo șase familii domnitoare. Pe mână Deci cealaltă... era de nobilă, femeia total. Nepoata lui Petre pe carp, căsătorită odată cu un Rosetti, odată cu un Racoviță, dar rudită cu neamul Suțu, cu neamul Mavrocordat, cu neamul Cantacuzino, mormântul ei din Belu este mormântul caimacamului Constantin Cantacuzino, de deci cel care a fost locțiitor de domn în țara românească în 1849 și care era stră-stră bunicul ei. Adică din boierimea De cea mai înaltă spiță românească Câți ani ai făcut cu doamna Racoviță? 10 ani. Deci ani De la 84 până la moartea dumneavoastră a, la până la 94 moartea. Deci De ce ai omorât-o și pe dânsa? A doua profesoară de... Asta este Dacă lucrezi la Beluna Trebuie să și tu specificul tău Doamna mi-a spus câteva fraze În cei 10 ani Lăsând la o parte că m-a învățat Germană și franceză lucruri Așa tucere. mult dura să înveți germană 10 ani? În ultima parte îmi mă duceam pentru că îmi făcea plăcere te și am și întrebat, că, adică... Pentru că, uh, uh, bun, e adevărat lucrul ăsta, la limbi străine, dacă nu exersezi permanent, imediat se uită. Uiți, da, dacă Și mai ales pernă. vorbitul e prima parte care scârțe, că de înțeles mai înțelegi. Dar ești exact ca un cățel, tu înțelegi, dar nu ești în stare să exprimi înapoi. Da. Tot zic, domnule, eu înțeleg, dar nu pot să vorbesc, știi? Da, e... Cam asta e... Lachime este exact cu asta, sunt credincios, dar nu merg la biserică. Exact, mm -hmm. da, da am o relație specială cu Dumnezeu, asta zic ăștia care nu merg la biserică. Eu am o relație a mea specială cu Dumnezeu și nu am nevoie să merg la biserică. E foarte bine. Fiecare are relația lui specială, dar să te pretinzi credincios ortodox și să omiți partea că suntem o comunitate, îți lipsește o parte. Adică recunoaște că ai hiba asta, nu încerca să te scuzi. La fel. Și plus că rugăciunea în comunitate e mult mai puternică și mult mai valoroasă decât de unul singur. Și știi? asta și așa veți cel mai bine să funcționezi ca societate, când îți poți tolera aproape, indiferent câte lucruri te pot enerva la vecinul de la biserică. Că sunt, e adevărat da, lucruri. domnule, nu mă duc vorbesc babele. Bă, dar tu ai, ești acolo, te concentrezi la Sfânta Liturghie, n-ai treabă cu babele, lasă-le să Bă vorbească. Și înțelege că și babele fac parte din societatea în care trăiești și tu. Cum la fel mi se pare, este strict părerea mea, oamenii care tot atenționează copiii la biserică, copiii mici de câțiva ani, să stea cu minți. Ăla e copil și se manifestă așa cum se manifestă el. Este totuși în biserică. Lasă-l să se manifeste. Cât de tare și-a pus amprenta doamna Racovița asupra educației tale? După mama este următoarea persoană care m-a influențat. Eu oricum aveam stilul ăsta, să-i spunem, conservator de a purtat foarte politicos. Probabil că și asta a, a impresionat-o pe doamna, faptul că știam să stau la masă, știam să port o discuție, știam să vorbesc politicos. Uh, am lăsat-o, de exemplu, cum a condus prima oară la ușă, aici, hai, și zic, după dumneavoastră, că nu merg eu în față. Le-ai Da, și lucrurile astea i-au plăcut. Uh, a punctat niște lucruri în viața mea și vis-a-vis -vis de faptul că nu-mi plăcea București, nu ieșeam din casă. O frază mi-a zis o că, bă, vezi că e grav la vârsta ta că nu ieși că nu ai viață socială, fă Cu seminarul... Câți ani aveai când ți-a zis chestia asta? 18 ani. Cu seminarul, la fel, eu intrasem la seminar, dar fiind un clar de destul de devreme că nu vreau să mă fac preot, nu prea insistam pe disciplinele teologice și eu continuam lecturile mele de istorie, de beletristică și la un moment dat m-a întrebat, mamă, dar tu cărți de alea popești, de ale tale citești? Nu prea. Și, zis, și după aceea a început să mă întrebe ca și cum ar fi vrut ea să știe, sunt convins chiar voia să știe, chestiuni de teologie. Să mă întrebe dacă are rostul călugărului, dar de ce se face? Era în, ortodoxă? Da, bineînțeles. Cununată de Monseniorul Vladimir Ghica. Monseniorul Vladimir Ghica, sfânt la romano-catolic, este singurul preot cu drept de slujire biritual. Papa îi dăduse dreptul, deși el era romano-catolic, să slujească și în ritu ortodox. Nu mai auzit până acum. N Nici eu nu cunosc alt caz pentru că era și boier român, nobil, avea un statut privilegiat, să spunem, și era unchiul ei. Unchiul doamnei Racoviță și el o cununase. E cel la care am văzut monumentul la Belu? Da. De povestea tu că l-au canonizat, nu? Da, el este. Oricum, doamna, am povestea că a avut o relație apropiată cu el, diferența de vârstă era mare și spunea că în tinerețe mamă eram și noi decoltate, vorbim de anii 20-30 și ne strângeam la serate unde venea și el și ce cu bastonul așa ridica și ne aveam dantelele răsfrânte și ne le trăgea peste mai, mai, ușurel cu astea, mai ușurel cu astea. Adică era un tip într-adevăr aparte, dar era ortodoxă și a început să mă întrebe ca și cum ar, vrea, ar fi vrut ea să știe, provocându-mă pe mine să citesc. Subliniez aspectul că la noi toată conversația asta se desfășura în germană sau în franceză, regula din tâia doamnei și care a fost menționată întotdeauna. A te -a învățat și franceză? Da. A, că mi-ai spus doar de germană. A, prima profesoră a fost doar de germană. A, și cu dânsa făcea și germană și franceză. Doamna fiind educată în maniera de acum 100 de ani, Ea crescuse cu o guvernantă franțuzoică în casă, deci învățase franceză înainte să știe limba română cum trebuie și după aceea a făcut studiile în Germania, în Germania nazistă. Și știa, germana și franceza erau limbi pe care ea le vorbea nativ, am putea spune. Și le-am învățat pe amândouă în tandem. La un moment dat s-a prins ea că am, am, deprins mai repede franceza decât germana și mă punea, ea mai las-o mai moale cu franceza, treci pe germană. Dar română n-am vorbit deloc cu dumneai. Eu în 10 ani cred că am 10 fraze în limba română schimbate cu doamna Racoviță, fiindcă asta era metoda ei de a mă învăța. Indiferent ce vrei, improvizezi, chit că îmi vorbești cât de incorrect se poate, dar vorbești în germană, că după aia ți le aranjezi eu ca expresie. Și eu mă chinuiam, să, nu numai să aflu explicația, mă chinuiam, căutam să aflu explicația teologică, după care era uh, misiunea 2 de o pune în limba străină, ceea ce era distracție de pe lume. Acum înțeleg eu de ce doamna niciodată nu mi-a reproșat că eu cu băiatul silitor la ea nu făceam temele. Adică i-am lăsat teme la sfârșit, uite, scrie exercițiul la tare, aproape niciodată nu mi l-am făcut. Nu știu de ce. A fost o treabă din asta nespusă, dar înțeleasă de amândoi. I-am de teme de fiecare dată, eu Nu le, le făceam, de fiecare dată. Iar mama i-a spus întotdeauna ceea ce am apreciat și la, și la domnul Deschi: el merge foarte bine, știe ce are de făcut, nu trebuie să vă bateți capul, nu o mai întrebați. Do -ă, primul a spus doar că merge merg foarte bine, doamna a și tranșat chestia asta, mama nu o mai întrebi. Cum merge el, că el știe ce face. În povestea e tot așa, într-un tur de-a nostru, că doamna te-a te și dus, te-a introdus în niște uh, serate de astea, unde mergea dânsa cu niște oameni deosebiți, uh, foarte special, tot în foștii boieri, nu? Mi-a spus odată, cred că aveam 12 sau 13 ani, m-a luat un pic de suflet pe lângă dumneai ei, în sensul că atunci când am început eu să vin la dumneai acasă, eram tot timpul pus ultimul. Că eu știam când vin, dar nu știam când plec de la dumneai. Da, Asta de mai mult cu tine decât cu ceilalți da. elevi. Noi începeam să vorbim și încheiam când încheiam. Și chiar mi-a atras atenția. O singură dată m-am dus și aveam ceva de făcut după și am spus, doamna, trebuie să plec. Mama să nu mai face așa că mă enervează. Adică mi-a arătat clar, eu nu degeaba te pun ultimul, respectă și tu că te-am pus ultimul și nu-ți mai face program după. Și am învățat lucrul ăsta ulterior. Orice lucru l-am de făcut să-mi facă reală plăcere, nu-mi programez ceva după, că poate vreau să mă lugesc și nu mai am cum. Și la, cred că pe la 13 ani, mi-am spus, mamă, diseară te îmbraci frumos și vi la Dineu. Habar n-aveam ce e la Dineu, dar dacă mi-a spus, doamna, să mă îmbrac frumos... 13 ani, deci însemna 2002. Pe acolo. Uh, Mi-a spus doamna să mă îmbrac frumos, m-a îmbrăcat frumos și m-a dus la Dineu. Și la Dineu... La acasă? Da. Uh, Mi-a plăcut foarte mult felul în care înțelegeau ei să servească, mă rog, cina, soareta. O ajuta cineva, având în vedere că avea o vârstă da, înaintată? Da, da, avea o servitoare, o uh, menajeră, o... Avea o femeie care se ocupa de curățenie și mai venea cineva să gătească. Pentru că doamna, uh, la aproape 90 de ani, ținea 8, 10 sau 12 ore de meditații pe zi. Wow! Deci oricum nu prea avea timp să-și mai facă altceva și și asta este o treabă pe care o recomand. Bineînțeles, dacă există posibilitate, este bine dacă ai carieră să nu te ocupi integral de muncile casnice, adică să-ți lași timp pentru tine nu ai venit după 8 ore de muncă și dai în brânci și acasă cu trebuie să gătesc, trebuie să fac aia. E o treabă pe care am discutat-o. Eu încercând să o învăț pe mama, te rog frumos, când vin sărbătorile, nu mai da în să faci și curat și mâncare ca de sărbători să fim cu casa lună și noi toți morți de oboseală. Că nu asta e ideea. Deci doamna avea o persoană care să o ajute, mi-a plăcut foarte mult cum ei să servească masa, o serveau masa a la francez. Deci nu stăteai la masă și îți venea fel după fel de mâncare, ci mâncarea era pusă undeva pe o masă, pe un tulap. un fel de bufet. Da, suedezi. fiecare se ducea și își lua și după care se plimbau cu farfuriile prin casă și în felul ăsta conversația curgea mult mai liber, că noi nu erai nevoit să strigi la la din capătul mesei. Este unul dintre motivele pentru care, cu tot respectul, eu detest industria nunților și a botezurilor. Mi se pare Mi absolut film de groază să intru într-un hangar cu 100-200 de persoane în care toată lumea trebuie să mărânce la un toată lumea ascultă aceeași muzică, vorbim toți, nu se înțelege nimic și plecăm acolo obosiți, parcă am fost la moară. Și mai săraci, cu 500 de euro sau cu 300 sau cu 800. la o parte japca pe față care se face la asemenea. acum sunt liste, adică zice... Cine a fost la noi la nuntă? Sau la cine am fost noi la nuntă? Păi Costel, cât a dat fiecare? Păi la ăla, ăla, dăm și noi la fel, e ca un fel de împrumut. Și după aia îl dai bani înapoi, ceva de genul ăsta. Adică... Eu am un prieten care s-a căsătorit acum un an și deja este exasperat că a onorat vreo 20 de nunți în ultimul an. Fetele mele de la birou, înainte de pandemie, erau disperate că nu le ajungea salariul și să-și împrumutasele ca să facă față nunților și erau obligate pentru că toți ăia de pe listă fuseseră la ele la nuntă și dedusele. 100 de euro, 300 și socoteau și au prins câte 6-7 nunți într-un an de zile și nu mai făceau față nici măcar cu salariul de Adică un chin pentru toată lumea și pentru nutași și pentru mire și mireasă care stăteau acolo de dimineață până în parcuri să facă poze, să nu știu ce, să stai acolo, mai stai după unchiul ăla care bea mai mult până la 5 dimineața și nunta și au plecat, muzica aia urătoare, că de obicei să zgârcesc la bani și atunci cheamă formațiile astea mai ieftine și dacă cântă prost și fals, să dea muzica extrem de tare ca să acopere euh, falsitatea și necunoașterea, știi? Eu cu e tot, e tot, e cu e tot e respectul mă duc la nuntă la tine doar dacă suntem prieteni foarte apropiați, adică avem uh, raporturi săptămânale. Eu doar la rude apropiate și dacă nu trimit plicul și gata, adică și la revedere și nu stau niciodată după 10. Adică la 10.00 și când am fost naș odată, m-am -am ridicat primul de la masă, nașul a plecat primul acasă, a lăsat plicul și am plecat. A fost prima dată, cred că în istoria anunților, când nașul a plecat primul de la nuntă, știi? Am spus ceva original. Dar am spus de la început, faceți nuntă de zi, sunt de acord să vă nășesc, erau doi angajați de-a mei, doar cu condiția să faceți nuntă de zi, pentru că eu nu stau noaptea. Copiii n-au ascultat, părinții n-au vrut, au vrut de noapte și atunci eu am zis, băi, eu v-am avertizat, v-am spus și asta este. Cine a fost la Dineu? Printre invitații de la Dineu s-au numărat în viață dintre cei bătrâni mai este doar domnul Bălăceanu Stonici, care împlinește 100 de ani în curând, cu celebra glumă, cred că atunci am auzit-o, acum mai îmi joacă și mie memoria feste dacă a fost fix atunci, domnul Bălăceanu Stonici se, îmblacă, se îmbracă mai conservator, e un fapt știut, și a venit la gât cu monoclu. Și în momentul când a apărut cu monocru la gât, porecla lui este muții în cercurile da, da, nu de intim. Doamna s-a uitat la ea, e muții, dragă. Vezi că ți-a uitat ăla la gât în 45. <gânt> Simpatică. Avea o ironie, dar o ironie foarte... Uh, Subtil, așa. Bine gândită. Adică și eu m-am prins peste timp, la un dacă doamna lansase mie niște ironii dintre astea, unde eu nu mă prinsesem. Mi-a picat fisa mult, mult mai târziu. În urmă. Era domnul Ion Varlam care sper să mai fie în viață, iarăși un om care mie mi-a plăcut, mie mi-a dat cea mai frumoasă uh, definiție caracterizare în ceea ce mă privește și cea mai concisă, când m-a prezentat doamna, uite, el este elevul meu Damian file, s-a uitat domnul la mine și cum dumnezeu ai tu un nume așa balcanic și un aspect așa germanic. <laughs> și are dreptate, numele meu sună foarte Balcanic, balcanic spre zona Greciei, dar aspectul Eu foarte uh, desconfundat În străinătate cu un, cu un rus Sau cu un german Ceea ce nu-mi nu face plăcere Mai ales faptul că oamenii Nu înțeleg că există și români Am avut situații în care mi se vorbea ban rusă, ban germană, dar ne fiind întrebat Înainte bătut de unde ești Asta mi se pare o lipsă da, de dar politețe Tu știi în germană foarte bine, ai vorbit în germană, nu? Nu, da, am răspuns niet, românski. <laughs> Chiar am dat răspunsul ăsta la unul, dar nu mi s-a părut o treabă politicoasă. Adică ai curtoazia să întrebi întâi de unde vin, nu presupune, tu chit că arăt eu cumva. Așa? Uh, mai a fost domnul Mircea Nasta, e un domn mult mai discret, care n-a ieșit în față, a trăit până la 99 de ani. Din punct de vedere spiritual, nu știu cum să spun, al raportării la semeni, mie mi s-a părut, n-am întâlnit pe nimeni în teologie să aibă așa iubire de aproape cum avea omul ăsta. Adică el din conversație îți transmitea prin simpla atitudine faptul că te place în mod autentic și că se bucură să fie acolo, ne vorbind altfel lucruri ieșite din comun. Avea o conversație cât se poate de firească, dar de o naturalețe și de, îți arăta atâta atenție. Asta a fost o treabă foarte boierească pe care am remarcat-o la oamenii ăștia și pe care încerc și eu să o transpun. Nu conta că ei aveau 80 plus toți și eu aveam 13 ani, m-au tratat ca pe un egal. Și au fost realmente atenți la conversația pe care au purtat-o cu mine și m-au întrebat nu din complezență cu ce mă ocup și s-au preocupat și mi-au mi dat unele sfaturi. Norocul meu că am memorie bună, că eu n-am înțeles jumătate din lucrurile care s-au discutat acolo, dar peste ani, derulându mi le în minte, mi-am dat seama despre ce fusese vorba de fapt și tot prin cu doamnei, dar nu tot în seara aia, am reușit să-l cunosc și pe Neagu Giuvara, care probabil după doamna m-a marcat cel mai mult. N-am avut multe întâlniri cu domnia sa, cred că trei sau patru, două au fost accidentale, dar accidental am ajuns acolo și am zis eu nu mai plec. Până nu pleacă domnul Neagu Giuvara, eu nu plec, eu stau să-l ascult. pentru că dintre toți, și doamna vorbea bine, dar la domnul Neagu Giuvara, ceea ce mulți pot să vadă, fiindcă sunt destule materiale cu el în online, avea un har naratoric pe care eu iarăși nu l-am mai întâlnit harul naratorii nefiind să pui în fază în ceea ce vorbești, nu ține neapărat de o dicție, nu știu cum ci pur și simplu de a avea o minte foarte limpede asta e o trăsătura tuturor oamenilor ăstora pe care i-am cunoscut, o minte lucidă perfect până la sfârșitul vieții pentru că au fost tot timpul dorni să știe, la 90 de ani doamna era foarte atentă cum se folosește un celular și începuse să învețe să folosească celularul nu, nu stagnaseră cumva în proiect, nu rămăseseră, pe vremea mea era așa și ă, asta o să fie. Să-i da seama în momentul respectiv, la dineu respectiv, de importanța acestei întâlniri pentru tine și pentru viitorul tău. În, pentru viitorul Adică a realizat meu... cât, cât de monștri erau oamenii aia care au venit la Dineu și ce poți să înveți de ei sau ce poți să... Pentru viitorul meu nu, dar fiind sensibil la istorie, mi-am dat seama că oamenii ăștia respiră istorie prin ei. Nu pentru că ar fi fost bătrâni, că sunt mulți bătrâni care și-au pierdut orice legătură, sunt decrepiți complet. Prin felul în care trăiseră. Faptul că e, se vedea că vin din altă vreme, dar nu erau nici de cum, nu puteai să le spui, fosile, rablagiții, ramoliții ăștia. Cred că v-am mai povestit lucrul ăsta, m-a amuzat teribil. S-a întâmplat la un moment dat viceversa, a venit doamna într-o societate care era mai aproape de rudele mele. Și bineînțeles că la masă erau bunica, ceva rude, dar toate pe la 70, pe acolo. Doamna avea aproape de 90 uh, și la un moment dat mi-a dat un ghiont, așa scurs din I-am uh, spunea Alexandru, numele celălalt. Alexandre, mamă, hai să mergem că mă intrevează babele astea. <laughs> uh, că se discutau chestii dintre astea, uh, o altă expresie pe care o detesta din toată inima și am preluat-o și -o, încă nu-i cazul, sper la mine, uh, detesta expresia la vârsta mea. Adică, ce, mă rog, la vârsta ta n-ai voie să faci? Exact. Cât timp îți permiți, continuă să le faci. La 90 de ani, doamna și-a rupt mâna ca a căzut de pe bicicletă. Wow. A fost fabulos și foarte frumoasă și reacția. mamă să fie al dracu de șans dacă l-am văzut. S-a împiedicat într-un șans Uite de la uh, bălăceanul stolnic care o să dea, nu? Da. Acum l-am văzut la un interviu de două luni, super lucid, super drept, super. Și mă gândesc că ce-mi povestești, avea aveai câți ani? 14, 15, da. Deci acum 20 de ani de aproape nu erau bătrâni și atunci păi, aia spun deci normal că dacă atunci era normal că dacă acum este așa de lucid și de cum să zic impune un respect deosebit și cum a fost acum 20 de ani adică normal că era dar sunt oameni care au căutat să afle permanent am reținut de trei ori lucrul ăsta la doamna și l-am auzit, cred că și la domnul Bălăceanu Stonici, în dialog cu mine, am spus eu ceva și -a zis, mamă, știi că nu mai știu? Ea a adu aminte și după aia a verificat și dumnei. Ei. Adică n-a avut niciodată un orgoliu din ăsta prost înțeles de vai, eu am o vârstă, tu ești un țânc, cum adică să-mi spui tu mie ceva ce nu știu? Chiar mi-aduc aminte și care era... A, așa, adevărat înțeles, Damian. Da. Oameni care și-au ținut mintea tânără, care au știut să se distreze până la sfârșitul vieții, adică nu și-au refuzat un pahar de vin bun, nu și-au refuzat o masă bună și nu și-au refuzat niciodată ceea ce astăzi lipsește aproape în totalitate și pe mine chestia asta mă derutează, e posibil și faptul că am fost educat acolo să nu mă uh, facă să mă pretez ușor a dispărut aproape cu totul civilizația taifasului a statului la discuție, dar nu la bârfă nu doar ca să dăm din gură, să schimbăm informații meteo sau mai știu eu ce asta la discuție ca să câștigăm unii de pe urma celorlalți. Cred că asta a spus -o doamna Elena Vulpescu, dar a citat un clasic francez: Jumătate din ce știu, știu din conversații. Adică știu din ceea ce am auzit de la alții, și aici voiam să punctez un lucru care pe mine m-a marcat puternic. Mie mi-a plăcut să citesc. Asta e clar din primul de moment. Deci la trecut. Uh, și îmi place, pardon Trebuie să fac o mărturisire De când ne cunoaștem noi și m-ați lansat în seria asta de documentare despre București Eu de un an și 8 luni n-am mai citit o carte pe care să o citesc doar de plăcere Eu nu zic că nu-mi place ce citesc Dar pentru că sunt prins foarte mult în lucrurile astea și a venit unul după celălalt Eu de un an și 8 luni n-am mai citit nicio carte doar pentru mine N-am mai citit beletristică, de exemplu, deloc Nu înseamnă că n-am continuat să-mi cumpăr am un raf de cărți în momentul când o să luăm o pauză, mă retrag trei luni și nu fac decât să Care e calitatea pe... cărților de beletristică apărute acum față de cele de acum 20 de ani, care le citeai tu? Adică <laughs> Din punct de vedere informațional și... Nu pot să fac comparația pentru că eu oricum am citit în general, i-am citit pe clasici, dintr-o reticență că dacă ai apărut nou, nu știu dacă ești bun sau nu prea bun. Deci acum ți-ai cumpărat tot cărți care da, au fost... Opere de... scrise acum vreo 100, 100 și okay, de ani. Okay. Din raționamentul foarte simplu, dacă ai trecut crescut lui înseamnă că ești bun. Plus că uh, oricât ne place nouă să ne credem așa foarte modern și în pas cu lumea, anumite chestii omenești nu s-au schimbat de niște sute de ani cu acele anumite trăiri umane, ceea ce ține de fondul omenesc, nu s-au schimbat. Un scritor preferat de beretristică? Nu. Nu. Am mulți oameni care îmi plac. În limba română, e adevărat că m-a atras foarte puternic Panaiti strati, care culmea este socialist. În orientare, dar mi-a plăcut foarte mult vâna cu care scrie, și am și un citat favorit de la el, e în uh, Stavru, mi se pare că se cheamă novela, uh, spune că pe un loc sau pe un ciung îi ajută toți, că tuturor le-e milă de el, în schimb nim nimeni nu are milă de un om cu sufletul schilodit și tocmai el are nevoie de ajutor. Că nu foarte ne uităm niciodată la rănile de pe interior. da ale la oamenilor fizice. Și asta, un autor modern pe care l-am citit odată și mi-a plăcut, a fost Eric Emanuel Schmidt. -am, are foarte multe scrieri, eu am citit, tocmai ca să mă conving repede, am citit una mai scurtă, am citit Oscar și Tantiroz. Recomand cartea. Tot corelat cu citatul de mai înainte, am găsit un citat care nu, nu îndrăznesc se tem să-mi să vorbească crezând că sunt un monstru și tocmai asta mă face să devin un monstru. Faptul că lumea manifestă frică față de ceea ce nu cunoaște, față de oameni în situații diferite, exact aia creează de multor ori monștri. Nimeni nu se naște monstru, monștrii se creează. Și se creează exact în momentul în care sunt izolați de societate. Deci ăștia ar fi, să spunem, autorici, dar tocmai asta că n-am încercat, n-am încercat să am favoriți. Și ceea ce voiam să spun, aș fi citit oricum, dar cele câteva întâlniri, doamna Racoviță, mama e prima, doamna Racoviță este a doua, Uh, intervine pe la 23 uh, sau 4 de ani, când mă... 20, pardon. Uh, 23, scuzați-mă. Uh, intervine un primul meu șef bun. Primul om uh, în subordinea care am lucrat, lucrez și astăzi, nu vrea să-i dau numele, care la fel m-a format un pic, uh, un pic mai mult în viață. Din ce punct de vedere? Și la muncă, dar și vis a -vis de etica personală. Uh, Disciplină? Nu numai. Vreau să, să duc ideea și o să revin imediat asupra discuției. Și mai este un domn care, la fel, vrea să rămână anonim, și pe care l-am întâlnit acum 3 ani, unul dintre oamenii cei mai bine pregătiți încă în viață pe care îi cunosc. Întâlnirile cu ei m au schimbat de fiecare dată uh, suma de lecturi m-am lăsat mutat de ei, eu citind într-o anumită direcție, au venit oamenii ăștia, mi-au povestit lucruri, m-au atras cu anumite lucruri și asta m-a făcut să-mi schimb optica și atunci de câteva ori în viață mi-am schimbat toată paleta de lecturi și lucrul ăsta mi-a dat cumva capacitatea de a face conexiuni. Dacă rămâi pe aceeași linie, nu vei putea conecta în alte domenii. Lucrul ăsta se petrece în momentul în care îți permis să am dat să spui pauză cu asta, și trec pe celelalte. Eu mi-am făcut mai multe liste de lectură de-a lungul timpului, nu le-am terminat pe niciuna dintre ele și le-am dat până le-am dat deoparte, zicând, acum se schimbă domeniu și am nevoie să citesc astea. Ultima schimbare am făcut-o când m-am întâlnit, întâlnit cu dumneavoastră și am pornit serie de documentare și am spus, de acum încolo, eu citesc memorialistică bucureșteană și istoria ale clădirilor, ale oamenilor din București și din țară și un an și opt luni, asta citesc. Deci ceea ce am început să vorbesc cu dumneavoastră, aveam într-adevăr niște cunoștințe dinainte, dar mi le-am sistematizat în un an și jumătate. Și noi de ce citeai? Ultima tură de lecturi, așa să spunem, ultimul calup de lecturi, căutam să citesc beletristică de factură clasică și să am o carte pe lună, dar lăsându-mi tot timpul libertatea dacă nu-mi place să nu termin. În momentul când constatam că nu mă prinde cartea, o dădeam deoparte. E o diferență între nu-mi place, nu mai citesc și uh, nu-mi place că nu înțeleg. Și dacă era nu-mi place, nu înțeleg, o puneam undeva acolo, hai că încerc mai încolo. Asta era o factură de lecturi. Doi, începusem să citesc în ultima perioadă, fiindcă mi-am dat seama că trebuie cam târziu, fiindcă nu m-a învățat nimeni, cărți de educație financiară, prima carte pe care a fost George S. Clayson, cel mai bogat om din Babilon. Și lucrurile astea minime, am zis că am nevoie să le știu la momentul respectiv și citeam ceea ce mă interesează pe mine direct, respectiv istorie medievală, pentru că lucram la doctoratul cu mongolii. Chiar vreau, era una din întrebările din această seară, vreau să te întreb, în momentul când noi ne-am cunoscut sau când am discutat despre Mongolia, ai băi, sunt pe final cu teza mea de, lasă-mă un pic că vreau să-mi termin teza că sunt pe final. Când, când spune cineva că e o teză de doctorat pe final, înseamnă că am muncit 2-3 ani cel puțin la ea și acum te-am întrebat, dar mi-a terminat teza, păi nu, că am renunțat la ea și m-a apucat de alta, adică am rămas puțin... Șocat, așa, să cineva muncește 2-3 ani și zice că gata, până aici, o bun deoparte, cum ai povestit și de cărți. Bă, nu-mi place cartea, am ajuns la pagina 100, cartea are 120, nu mai văd, vreau să aud de celelalte 20 de pagini. Adică ai o tărie incredibilă să faci chestia asta. Ce te-a determinat să renunți? Parcă erau raporturile Imperiului Bizantin cu Imperiul Mongol, nu ceva de genul ăsta. Stați bine cu memoria. Stau bine, nu? Da, da, da. Uh, am muncit 6 ani la teza asta. 6 ani. Nu pot să spun că am muncit zilnic la ea e o nedreptate a societății de astăzi, nu o să zic a societății românești, dar vreau să punctez lucrul ăsta. Mie mi s-a spus de mai mulți oameni că ei s-au sacrificat la modul material, adică că au îndurat lipsuri ca să studieze. Eu nu înțeleg lucrul ăsta și nu sunt de acord cu el. Nu sunt de acord în general că pentru știință trebuie să mor de foame. Ba chiar din potrivă, cine e făcut să studieze ar trebui să aibă situația materială care să-i permită să studieze și asta sunt foarte de acord, nu prea mă bag în politică. Dar greva profesorilor eu zic că e, se întâmplă foarte târziu. Ar fi trebuit să se întâmple de multă vreme. Din anii 90, ca să se facă o reformă da. totală a învățământului. Pentru că nu ești cretin profund să crezi că se poate face educație cu un om care se gândește dacă îi ajunge leafa până la sfârșitul lunii. Normal este ceea ce s-a întâmplat în interbelii, când oamenii uh, cultivați nu aveau grija zilei de mâine, nu aveau grija propriului menaj. Își permiteau să-și plătească oameni, aici revenind la ceea ce am văzut și la doamna Racoviță, își permiteau să-și plătească oameni care să le facă menajul, dar asta nu dintr-o concepție, e foarte greșit înțeleasă asta. Că erau de sau de aveau chef, da. Nu, omul are alte își preocupări. Își dedicau timpul pentru niște chestii mai interesante. Iar omul ăla, când e cazul să se relaxeze, nu se relaxează la cratiță, la aspirator sau călcând rufe. Lasă-l să se relaxeze că la face alt tip de muncă. Are nevoie să acumuleze informații, să-și structureze informațiile. Nu poți să-l pui să, face, să, facă ce face orice om. Nu se poate lucrul ăsta face, dar eu recomand lucrul ăsta cu are ocazia. Nu faceți greșeala să ziceți mă sacrific de dragul învățăturii. Nu mi se pare un câștig. Eu aș lua înapoi niște ani petrecuți învățând, dar neglijând partea materială. Uh, un lucru pe care l am de la bunicul meu, ca să revin un pic la modelele care m-au format. Domnul din imagine, în clasa 1 am luat premiu 1, suntem în 1996. Bunicul mi-a dat 100 de mărci. Pe vremea 100 de mărci germane erau wow, bani, erau bani, erau un salariu aproape. Bravo, tată, că ai luat premiu 1, uite, acum te premiez eu, dar să nu uiți pe viitor să te premiezi tu. Asta mi-a spus în clasa 1. N-am făcut eu cele mai corecte alegeri cu bani dați, cu dobândă sau cu lucrări făcute pentru alții, dar am reținut lucrul ăsta, să n-ai lipsuri materiale. Nu poți să faci, din punctul meu de vedere, sau dacă poți să faci, se va lăsa cu grave hibe personale. Dacă tu faci performanță, dar înduri lipsuri acasă, e bine să ai grijă tot timpul, asta am auzit-o la dumneavoastră și sunt foarte de acord cu ea. E o diferență între a fi bogat și a avea bunăstare financiară, dar bunăstarea financiară e cam obligat în ceea ce privește... Uh... Ca să poți să te focusezi pe ceea ce vrei să faci. Da. În momentul când ai datorii la bancă, ai credite, ai nu știu ce, gândul tău e tot acolo. Și atunci nu mai poți să evoluezi, să construiești, să te dezvolți sau așa, pentru că ești stresat. E ca și când ești bolnav. Când ești bolnav, poți să ai tot e din lume, că gândul tău e tot la boală și cum să scapi de ea și cum să fii sănătos. Te mai interesează că ai iahturi, că ai miliarde, că ai asta. Gândul tău e doar la sănătatea ta proprie. În ceea ce privește partea de cultură, că vrei să fii cercetător, că vrei să fii profesor, eu o spun cât se poate de ferm. Bunăstarea materială e obligatorie, altfel nu poți să faci ceva corect. Eu, pentru că n-am avut din familie condiții, mama a făcut tot ce a, tot ce a stat în putere și o să-i port respect toată viața pentru lucrul ăsta, dar n-a a lucrat un salariu ceea ce nu ajungea pentru bunăstare materială și atunci principala mea preocupare în anii ăștia a fost să muncesc. Muncind nu întotdeauna în profesii care au legătură cu cercetarea. Și atunci nici n-am dat doctoratului atenția pe care trebuia să-i o dau, tu ce facultate ai făcut? Că mi-ai spus. Eu am făcut facultate de teologie ortodoxă. Adică odată ce am intrat la seminar, mie mi-a fost clar că pe domeniul ăsta am intrat. Chiar dacă din seminar tu ai știut că nu o să profesezi da. ca freot, ai continuat tot pe o teologie? Da. De ce? Pentru că nu-mi place să mă împart. Nu-mi place să umblu pe șapte cărări, pentru că asta nu te duce la performanță din orice punct de vedere. Sunt de acord cu lucrul ăsta, dar aplic tactica berbecului dacă am dat de șapte ori cu capul într-un zi și am văzut că nu trec din el, atunci da, iau un calcul că e cazul să o virez. Deci tu din anul întâi de facultate de teologie știi că nu o să devii preot. Dinainte de, de, facultate. Știu, dar zic că ai început facultatea din prima zi, fără să, asta vreau să spun, dar nu m-am exprimat bine, ai început facultatea cu gândul că nu o să fii preot. Da. Dar asta nu înseamnă că nu m-am regăsit în teologie, că treptat învățând lucrurile astea mi-am construit credința mea proprie în teologie pentru că lucrurile pe care le-am învățat acolo chiar au sens în mintea mea și eu mă pot numi acum credincios din convingere. Deci te-a ajutat teologia. Bineînțeles. Mai ales pe plan personal m-a ajutat mult și m-a ajutat și în ceea ce privește situația materială. E adevărat, cu un dram de ceea ce se spune în general noroc. În sensul că am ajuns să fiu cântăresc la Belu. Și când la Belu a însemnat odată un plus pe partea financiară. Imediat după ce ai terminat sau din timpul facultății? Am ajuns când la Belu în anul 4 de seminar, la 18 ani. Cine te-a băgat acolo? Doamna mea profesoră de limba română, care este soția părintelui Aha. de la Belu. Părintele... Ce -am un băiat bun cântă frumos. Nu. Părintele rămăsese fără cântăreț în momentul ăla și o rugase pe doamna să-i găsească un băiat. Doamna s-a luat cu treabă și a uitat. Eu mergeam la meditații la limba română momentul ăla mă pregăteam pentru olimpiadă, țin să subliniez lucrul ăsta că n-am întâlnit mult să fac asta, doamna nu-mi lua bani ca să mă duc să mă pregătesc pentru că mă pregăteam pentru olimpiadă. Adică nu mă pregăteam pentru mine că nu sunt în stare să trec un examen. Azi, băi, te pregătești pentru olimpiadă, te mă gratis. momentul în care intră părintele în camera unde făceam pregătire și o întreabă direct, Mihaela, mai găsit și mie un cântăreț? Eu uh, sunt. Nu, nu, cu doamna am înțeles. N-aș făcut așa, așa ceva. nu sunt bun la -am negocia talentele. Asta o recunosc deschis. Mi le cunosc în schimb Deci dacă încerci să mă driblezi Eu te las să mă driblezi prima oară După care am făcut stânga prejur și am plecat Dar nu mă prezint eu din start că știu Fac drag Ba chiar din potrivă Doana s-a uitat așa scurt la mine Am înțeles din privire ce vrea să-mi spună Taci din gură că n-am Da uite cu Damian am vorbit Nu s-a întâmplat lucrul ăsta Așa e în prima fază, nu. Am spus: Știți că eu sunt la biserica părintului director unde mergeam până atunci. Nu o să fac un secret din asta. Luam 10 lei pe slujbă la biserica unde mă duceam. În anul 2008. 2008. Erau niște 2008. bănuți, da. Nu era mare brânză. Nu era, da, da. da. Și. Dar nu mai era la seminar, nu? Era la seminar în perioada. Aia. Sunt încă la seminar, mai am un an de seminar. Și părintele, recunosc că mi-a spus-o foarte pășleau. Uite, dacă vi la mine, o să iei banii ăștia. Erau mult mai mult. Păi, da, dar părintele director putea să-i lase corigent. Nu prea putea. Am avut un, o. Aici sunt un pic orgolios, pentru că deja vorbesc la trecut și știu că am învățat tot seminarul. Iarăși nu o să-i dau numele. Era un alt personaj foarte important în seminar, care, aflând că dau bani cu dobândă, ceea ce recunosc că nu era corect, a încercat să mă dea afară. Dar de unde vei tu bani să dai cu dobândă? Am făcut economii din banii primiți de la părinți. Am avut vreo 10 milioane pentru că făceam lucrări pe bani, mi-au mai venit alți bani și păi am început să-i dau. Și am început să-i dau mai departe. Recunosc că cred că la sfârșitul seminarului aveam vreo 12.000 de euro strânși din lucrul ăsta. Uh, clar nu era corect și uh, personajul ăsta influent, aflând că fac lucrul ăsta, nu mi-a spus că fac o greșeală. A încercat să mă dea afară, lăsându-mă corigent Și n-a reușit. Mi-a dat să învăț un manual întreg. Te-a dat în gât vreun coleg care a dat banii și a vrut să cel, mai cel mai probabil. Din păcate, asta la. e o altă amintire neplăcută din seminar, că sifonăria era la ordinea zilei, la noi să îmbuteliau sifoane pe bandă rulantă. Dar am povestea Radu, că se mai fuma pe un BC, o se mai asta, adică... Cel mai probabil că se întâmplau și lucrurile astea. Eu nu pozez în Sfântul Petru, eu chiar am fumat în perioada seminarului. m-am apucat de narghilea pe la 20 de ani, deci eram deja în facultate. Țigările nu mi-au plăcut, nu mi-a plăcut gustul. Până astăzi fumez narghilea, fumez -ți țigări de foi. Și n-a reușit să se N-a reușit, mi-a dat să învăț un manual întreg în două săptămâni, două wow. săptămâni aproape că n-am dormit, am memorat manualul și n-a avut întrebare cu care să mă înfunde și am știut clar că în momentul ăla n-ai ce să-mi faci dacă pe drumul ăsta ai ales să mergi. S-a întâmplat și o chestie ironică la două săptămâni după. Același om a zis că o să dea o excursie gratuită în Israel abia apăruse Basilica, o agenție de turism a Patriarhiei și primise loc gratuitate. Și a făcut un gest de altfel foarte frumos de a da locul gratuit celui mai bun elev din seminar. Fără să-și dea seama că elevul ăla eram eu. Deci în loc să rămâi cu origen, te mai duci și gratis în Israel, primit străi, o Excursie, dar asta este meritul doamnei profesoare de limba română și o să-i rămân recunoscător toată viața că ea a avut pe un cancelarie când se știa în toată școala că el vrea să mă dea afară, când a spus că îi dau cel mai bun elev din seminar, doamna s-a ridicat și a spus: "Păi, la Damian." Tu ai spus că îi lai, nu dă el acum. Bine că ți l-a dat, că putea să nu ți-l dea Nu, a, -a fost, pus. totuși s -a, op... a știut să se oprească omul la un moment dat Fix în perioada aia divorțau părinții mei Și le-au doamna de... doamna de română cu doamna dirigintă Au punctat și lucrul ăsta Tu știi că părinții copilului ăsta divorțează Acum și tu încerci să-l dai afară Vrei să-l traumatizezi pe viață E cert că atunci la mine s-a produs un declic, adică dacă până atunci mai exista acolo un semn de întrebare că poate mai-și face preot, în momentul ăla a fost clar că nu. Cât Vreau de tare să... te-a afectat uh, divorțul părinților tăi? Divorțul în sine nu m-a afectat pentru că mama cu tata sunt străinăsăre de multă vreme cu Mulți ani în urmă și te da. deja, nu? Adică Divorțul doar a, doar a confirmat o situație care... Să te-au despărțit în alte case sau... Păi de asta am punctat, mama s-a mutat la București cu noi în clasa 6 Tata n-a stat decât un an până da, la nu București spus, nu și spus. abia în clasa a 9 După care a plecat în Afganistan să lucreze tata ne vedeam o dată sau de două ori Tot pe, pe agronomie, era inginer agronom, e, tata, tata, este inginer de mecanică. Inginer mecanică. Și atunci a plecat pentru armata spaniolă, mi se pare, în Afganistan. Era o situație între asta, dar cert este că ne vedeam de două ori pe an. Oricum nu ne văzusem cât am fost copil, a lucrat în agricultură același program de plecare la 5 mm. dimineața, vila la 12 noaptea. Meritul lui a fost întotdeauna un om muncitor și un om foarte bun pe ceea ce face. Până astăzi a fost în avangardă el cu mecanica. n a fost un familist. Deloc. Și ceea ce pot să i spun, nici măcar nu e un reproș. Când am avut nevoie să fie prezent, a umblat după bani, ceea ce a fost bine, dar n-a fost bun -a compensat. Să... n-a fost bun nici să facă bani și când am avut nevoie de bani, s-a apucat să-mi dea lecții de viață. A fost decalat total. Mm -hmm. tot episodul ăsta și atunci la 24 de ani am avut ultima discuție. Eu am dat, după ce am terminat teologia, mai de la limbi străine. Și discuția a fost, de ce ți-a mai trebuit a doua facultate? Și am zis, plec să nu te bat. Și am plecat și aia a fost ultima discuție. Și nu v pe care mai am... de atunci? n mai N-am mai, mai vrut eu să ne întâlnim și am spus-o foarte clar că eu nu mai am ce să discut cu el. Totuși e tatăl tău. Îi doresc tot binele, dar... Da, știi de el, adică cumva prin mama ta sau prin. prin sora Nu, nici cu mama nu mai discută. Știu, ține Prin legătura cu sora ta? Prin sora mea care încă ține legătura cu el, plus că mama s-a recăsătorit, dânsul este al doilea soț al mamei, eu n-am nici cea mai mică reținere să-i spun tată, Ne-am întâlnit când aveam eu 27 de ani, dar a fost dragoste la prima vedere. Mama a explicat. S-a recăsătorit când tu aveai 27 de ani. Da. Și sunt foarte bucuros pe tema asta, că sunt foarte fericiți împreună și e un om care s-a portat impecabil cu mama din dintotdeauna. La 27 de ani s-au cunoscut, fiind trecuți amândoi de 50 de ani. Uh -huh. Și după ce a fost clar că relația e serioasă și că urmează să progreseze, mama l-a adus să mă cunoască și pe mine, că nu mai locuiam împreună, bineînțeles. Uh -huh. Și i-a explicat cam cum sunt eu, i-a spus, vezi că, e un băiat, că băiatului meu îi place vinul, bă, îi place o mâncărică bună și îi plac glumele. Și a venit, așa l-am văzut eu prima oară, nu și prima imagine cu el, avea două sticle de vin și trei babici făcuți de el. Și a fost tati. Gata, perfect. <laughs> Glumesc. În sensul că ne-a a fost da. simpatie la prima, la prima vedere. vedere da iar eu cu omul ăsta nu m-am certat niciodată. Adică eu n-am nici cea mai vagă reținere să-i spun tată, bun, kit că nu m-a crescut el, se poartă impecabil cu mama și de fiecare dată că mă văd cu el e o plăcere. Foarte Aș știu să mă înțeleagă. E un tip, de exemplu, foarte punctual, ceea ce eu nu sunt îmi impun să fiu punctual unde e treabă profesională, dar am... Hai că cu mine ai fost în ultimile asta, asta spus sau an sau asta, nu, nu te am îmi, mai îmi, îmi impun să fiu punctual, dar în planul meu personal, mai ales de sărbătoare, am rugămintea asta, să nu-mi pui oră fixă la nimic, pentru că e sărbătoare și vreau să mă simt eu în largul meu și să fac ce-mi place. El fiind educat pe moda veche, are chestiunea asta că ne vedem la masă la ora cu și la mine reacția a fost, ok, atunci eu nu vin. Că nu-mi place să-mi pui oră, și a lăsat de la el și știu că a făcut un efort și să pe inimă, Eu spunându-le, dar nu e nevoie să stați nemâncați până vin eu. Voi puneți masa, mâncați că eu vin să mă văd cu voi. Eu n-am nevoie de masă pusă ca la expoziție. Mie îmi pui o farfurie într-un colț și sunt foarte bine acolo. Adică am pus, figurii. Sunt adeptul și îmi place să cred că fac asta și cu ceilalți. Fiecare lasă-l să-i facă cum îi face lui plăcere. Iarăși o chestie pentru care ne-am înțeles așa de bine eu cu dumneavoastră. Dumneavoastră nu fumați, dar n-ați avut niciodată o problemă că fumez eu pe lângă dumneavoastră. Corect. Iar cât timp nu îți fac ție rău, nu te deranjez cu ceva concret, exact. lasă-mă și pe mine să-mi fac... Să mă simt bine. Sau niciodată n-ați fixat dumneavoastră o oră de întâlnire cu mine la ora 9, știind că nu sunt... Adeptul sculatului de la prima oră. Genul foarte matinal și aici vis a -vis tot așa de întâlniri, chiar recomand lucrul ăsta pe cât e posibil să caute fiecare să-și găsească oameni care îi înțeleg pe ei. Eu am avut un norocul de doi șefi care mă puteau da afară oricând pe condică, că nu ajungeam la ora 8 să-mi semnesc condica. Cu amândoi sunt în legătură până astăzi și le chiar le port respect. Care a fost primul tău job plătit cu carte de muncă? Primul a fost la TV Trinitas, la televiziunea Patriarhiei Române. Operator, Înto... ce erai? Nu, 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 am fost... Nu sunt bun deloc pe chestia asta, mai ales fiind și un tip profund miop. A fost un profesor din facultate care mi-a explicat, primul care a avut conștiința să-mi explice dar nu să mă blameze că fac lucrări pe bani. Să-mi spună, bă, nu-i corect ce faci. Tu ar trebui să, să folosești chestia asta ca să-ți apară cu numele tău lucrurile astea. Să crezi tu. Da. Și ce uite, te trimi la Trinitas. Omul atât a putut, la vremea ei sunt foarte recunoscutor până astăzi. La Trinitas nu pot să zic că a fost simplu, pentru că am fost documentarist la o emisiune care se chema Pagini de Istorie și unde trei ani și jumătate eu am scris zilnic un episod pe o temă dată, în primul an. Ce înseamnă an... documentarist, Damian? Documentarist înseamnă că faci scenariu propriu zis pentru emisiunea documentară. Cel mai simplu de... Behind uh... the stage, tu nu apărei niciodată în față. Nu, 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 nu. Cel mai simplu este teleenciclopedia, practic ce auzi într-un episod, cineva scrie textul ăla, se documentează din cărți. Cineva citește, cel mai cunoscut da. din vocea de la teleenciclopedia, nu ăla care a scris Florian ce Pitish, citește doamna. E... Eu am ajuns și voiceover. În ultimul an e vocea mea înregistrată, dar n-am mai găsit în registrele respective. Dar cert este că trei ani de zile eu zilnic mă documentam pe o temă. Eu trebuia să scriu în Words cam o pagină și jumătate de text. Dar pentru pagina aia și jumătate de text eu citeam în medie vreo 100 de pagini. Asta s-a întâmplat zilnic trei ani de zile. Wow! În afară de weekenduri. Te-a ajutat și ca exercițiu, nu? Pe de de-o parte, mental a fost epuizant. Adică mi-aduc aminte. Uh, nu prea ieșeam din casă, la 20 de ani am și după discuțiile cu doamna Racoța, am început să mă dezgheț și am să fac eu cumva să merg până la mare. A fost cea mai catastrofală ieșire la mare pe care mi-o aduc aminte. Ca să pot să plec, eu trebuia automat să dau 3 texte în avans. Și am stat într-o noapte, am făcut 4 texte. Dimineața, la ora 6, eu eram în Palatul Patriarhiei, am înregistrat textele că deja eram voiceover și după aia am plecat cu niște prieteni la mare, bineînțeles că am dormit până la mare, am ajuns la mare unde mi-aduc aminte că am mâncat niște hamsi, am băut două beri la vremea vama aia. veche, sigur. Că, uh, nu, în vama Vechi am fost o singură dată. Ai zis hamsi și bere și m-am gândit că... Era pe tot litoralul studenței și te <laughs> găseai oriunde. Uh, N-aveam mai mulți bani pe vremea aia. Am înotat un pic, m-am -am întors, am adormit, am dormit șase ore în soare. Nu mai puteam a doua zi să mă închid la cămașă. Eram făcut bă, rac, șnițel, nu că rac. Vai de capul meu a fost excursia aia și atunci -am, am început de să dau n-am uh, reușit, chiar n-am făcut niciodată insolație, avantajul de a fi crescut pe bărăgan probabil că te bate soarele în cap de mic, m-a uitat mama pe pătură, m-a vindecat de insolație toată viața, <laughs> glumesc, uh, dar a fost o vreme când, uh, n-aș mai reface experiența aia vreodată, e adevărat au rămas niște dosare de hârtii scrise și eu am căpătat o, ușurință pe foarte multe subiecte. Nu neapărat fiindcă le țin minte pe toate, eu nu vreau să creez un mit că eu țin minte orice, dar știu unde să caut. Mă duc foarte repede pe fir, dacă îmi lipsește o informație, sau știu măcar să o plasez în context, de-aia nu fac greșeli majore când expun ceva. Lucrul ăsta s-a întâmplat citind continuu vreme de 3 ani și scriind. Zinic, de aici mi-a rămas obiceiul de a scrie, indiferent ce, și astăzi dacă vorbesc despre mine, eu mi-am notat frumos cronologia mea personală, ce îmi place mie mai mult, ca să nu-mi scape. Ce îți place ție mai mult? Uh, mi-am notat uh, ideile care îmi plac mie cel mai mult, dar uite, de exemplu, am adus uh, patru filme la care m-aș uita oricând cu foarte mare plăcere. Uh, primul dintre ele este Hobbitul cu Tolkien. L Am văzut, da, da. Așa și mi-a rămas în minte citatul lui Gandalf că se crede că trebuie o forță foarte mare care să oprească răul din lume, dar eu nu cred același lucru. Eu cred că este ceea ce se face zilnic sub forma cât mai mică, cât mai redusă, ceea ce fac oamenii mici, mici acte de bunătate care adunate dau ceva mare. Mie citatul ăsta mi-a rămas cumva vis-a-vis -vis de cum se poate schimba lumea. Un alt film, e unul mai recent, The Professor and the Madman, ha, nu mai știu cum a fost tradus în limba română, este cu Mel Gibson în rolul principal. Nu știu dacă l-am văzut. Este filmul despre cum s-a făcut dicționarul Oxford al limbii engleze. Nu l-am văzut, nu. Colaborează Mel Gibson, Mel Gibson fiind profesorul coordonator, să spunem, cel care cumulează articole pentru dicționari și care îl întâlnește pe un tip, care este complet nebun, nu vreau să dau spoilere din film, adică e preferabil să fie uh -huh. văzut. Uh, și omul ăla spune la un moment dat, uh, eu o să parafrazez, bineînțeles, citatele, uh, că pot să ies oricând din lumea asta pe aripile cărților. Un singurul moment când nu sunt nebun este atunci când citesc. Când citesc, uh, mă țin de mână cu Dumnezeu. Doar intru... să găsească oamenii filmul, pentru că știi cum traduc noștri. Mi-aduc aminte de filmul la Dear Hunter, dragă vânătorule. Da. <laughs> da uh, metoda pe care am folosit-o și eu, îl caut tot timpul în limba engleză, The Professor and the Madman. Este prin 2019 făcut. Probabil că dacă îl caut așa pe Google, sigur vor găsi traducerea în, în românește. Așa, un al treilea este... Uh, un film mai puțin cunoscut, The Lion in Winter, ăsta e tradus chiar așa, Leul în iarnă, este un film despre dragostea medievală dintre Henry al ii și Eleanor de Aquitania. N-am auzit de el și nu l-am văzut. E o piesă scrisă pe tema asta. Există două variante de film. Aia mai accesibilă este cu Peter O'Toole și cu Catherine Hepburn. Este un film de prin anii 60 și a fost reecranizat prin anii 90 cu Patrick Stewart și cu Glenn Close tot filmul are niște replici de o inteligență ieșită din comun. Uh, e o ceartă de familie continuă, filmul ăsta, o ceartă de familie regală, dar la un moment dat O ceartă elevată. Da. Există o replică pe care o dă Richard Inimă de Mădeleu, care e fiul lui Eleanor de Aquitania, și îi spune că uh, nu, tu nu știi să iubești, ești incompletă. E, uh, anumite părți umane de ale tale lipsesc. Ești la fel de moartă pe interior păcât pe ești de mortală cu alții și lucrul ăsta mie mi-a rămas cumva vis-a-vis -vis de uh, oameni care încercând să-și realizeze anumite idealuri, își abandonează propriul sine. Te distrugi tu ca om ur ur urmărind un ideal. În cazul ăsta e încercarea Eleonorei de a prinde puterea politică cu orice preț uh -huh. și pentru lucrul ăsta și-a sacrificat inclusiv dragostea față de proprii fii care erau o amenințare la adresa tronului Și al patrulea? Ca să fim mai prietenoși un pic așa pe ultimul sent of a Woman cu... Uh, ei, poftim. Julia Roberts? Uh, uh, nu, în filmul... E Al Pacino. Al Pacino, e în, Cine, da. Al Pacino da. este orb în A, filmul ăla da, și este da. scena cu colonelul, nu mai știu cum Da, îl și cheamă. merg la hotel. Da. Îl duce la un hotel în New York, mi se pare, nu mai știu, Valdor, Vastoria, ceva. Vrea cred omul să mai aibă odată o amintire din tinerețe. Da, Scena da. în care el, orb, dansează cu o tânără femeie pe care o întâlnește acolo, mie mi s-a părut uh, esența senzualității. Și cum poți să arăți faptul că nu prea contează ceea ce astăzi mi se pare o preconcepție, că dacă n-ai bani, dacă n-arăți într-un fel, nu o să te placă nicio fată. Vorbesc din perspectiva unui băiat, bineînțeles. E total greșit. Totul este cum atitudinea pe care o eman tu și să știi ceea ce vrei. Pentru că nu o să te placă toate fetele. Asta este un lucru cert. În momentul în care știi ceea ce vrei, se, va, se vor întâmpla lucrurile atât de firesc încât nici măcar nu o să zici, nu o să spui că ai cucerit fata respectivă, ai ajuns cu fata, pur și simplu. Adică din filmul ăsta, mie asta mi-a rămas. Pat, primele patru cărți? Uh, nu am patru cărți, dar mi-am notat așa citatele preferate și atunci să zicem că astea sunt și primele patru cărți. Primul citat este din portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde, că de fapt scopul vieții noastre este autodezvoltarea. Pentru că astăzi ne preocupăm foarte mult de gesturile exterioare și uităm să ne mai dăm, să mai dăm lucruri propriului nostru suflet. Putem să fim bogați, putem să fim generoși, putem să dăm acte de milostenie și mulți avem sufletele goale și înfrigurate și n-au nicio treanță pe ele. Adică ne-am pierdut curajul de a ne iubi pe noi înșine. Ne-a scăpat cumva lucrul ăsta. Uh, o altă carte preferată și unul dintre citatele mele preferate este Alexandru Paleologu, dar cartea se cheamă despre lucrurile cu adevărat importante și asta uh, nu mă raportez în general la mine, dar mi-a explicat niște lucruri în viață și citatul favorit este, e greșit a crede că proștii nu-și dau seama că sunt proști știu foarte bine că sunt și au un instinct infailibil în a detecta inteligența și a se mobiliza împotriva ei spontan, sistematic și înverșunat deci, când cineva și o ia fără nicio explicație, cel mai probabil ai de a face de un om inteligent și asta spune totul despre ea care să iau de el. Poți să uh, găsești un cuvânt care să definească tot ce ai spus tu? Sau ce spun eu? Vă rog. TikTok. <laughs> da, corect. Eu nu sunt uh, eu recunosc că sunt prezent pe TikTok, dar fără să fiu eu literalmente prezent, Îi mulțumesc frumos prietenul meu Alin, care tot timpul are grijă să ta decupeze mici bucăți uh -huh. din interviurile cu mine și să le posteze pe TikTok, Tocmai pentru că nu înțeleg cum funcționează TikTok. Eu nu sunt acolo și aici. Vreau să înțeleagă și cei care uh, cumva s-au simțit lezați, mi-a spus uh, Alin că sunt oameni care comentează și unii s-au supărat că, băi, de ce nu răspunzi. Nu răspund pentru că nu stau nu acolo, nu stai acolo da. Pe Facebook și pe Instagram Unde înțeleg cât de cât cum funcționează Nu răspund imediat, dar răspund TikTok-ul este să zic 80% distructiv Și doar 20% constructiv Sunt foarte mulți oameni ca mine Care încearcă să facă educație De viață, financiară, socială Și așa mai departe și oamenii nu vor, pur și simplu, adică resping, resping niște principii corecte de viață, niște sfaturi care ar putea să-i aducă la un alt nivel sau ceva, pur și simplu resping și nu vor să... ca și barbaria care taie gâtul la toată lumea fără să se gândească că poate s-ar folosi după omul respectiv la care, știi? Genul ăsta de așa percep eu TikTok-ul. E din păcate un trend pe care l-am observat în mai multe domenii și în mai multe uh manifestări umane ne jenă să arătăm că nu știm. Exact ceea ce am văzut la doamna Racoviță, de exemplu, faptul că femeia nu se jena să spună deși profesa de atâția ani. Nu că, doar uite, atât, dar îi pe cei care știu, încearcă să-i arunce noroi. Păi eu, eu asta o lec cu jena de a arăta că nu știi ca să nu arăți că nu știi, îl înjur pe la care știe, mm. în loc să-l întrebi. Deci tu chiar te pricepi, păi spune te rog frumos și mie, că vreau și o să aflu. Și de aici se poate extinde sfera la multe chestii, că de fapt hiba e aceeași. Am avut de curând o discuție vis a -vis de faptul că bărbații sunt mai puțin sensibili, cred că a fost subiectul, decât femeile. Ceea ce mi se pare o absolută tâmpenie bărbaților ni s-a băgat în cap un stereotip că bărbatul nu plânge, bărbatul nu face aia, nu face aia. Sunt foarte de acord că e bine ca tată, ca soț să dai un model de stabilitate. Dar asta nu înseamnă că tu nu simți și că tu nu ai, -ai momente când ți-e greu. Pe care ar fi bine să le arăți că dacă nu le arăți, risci să clachezi și atunci să alege praful de tot. Deci stereotipul ăsta social pe care îl păstrăm noi că bărbatul e mai nu știu cum decât femeia, de fapt pleacă de la o treabă gândită greșită din start, E bine să fii model de integritate, dar asta nu înseamnă să nu-ți dai tu voie să simți. Ai și tu voie să ai zile proaste, ai și tu voie să te arăți că suferi. Și nu e bine să faci, e total greșit să faci mișto, deși știi că și tu ai sentimentele astea, de unul care și le arată mai pe față în lucrurile astea. La fel cum și cu banii, ceea ce dumneavoastră spuneți mult mai limpede ca mine, de a pretinde că știi să faci bani când tu n-ai una de un leu. Le dai lecții altora că știi să faci bani. Fii cinstit, omule, spune cât poți și ce poți și admite că nu știi. Secretul care e, tot știm că nu știm, nu e nimeni care o să spună a ce frairești tu e singurul care nu știi. Toți avem hibe, toți avem lacune, nimeni nu e perfect. Corect. Apropo de citate, mă sperie, mi-ai spus că tu nu ți-ai ți ținut un. O, cum se numește? Un o, jurnal. Un jurnal. Și de câte ori ți s-a părut un citat interesant pentru tine și te-a marcat, să zic așa, ți l-ai notat și mă uit aici că am 20 de pagini de. Păi dacă vreodată Cât, cât Câtor ani ai lei Aveți vreo 15 ani în mână. Wow! pentru că am vrut să iau de fiecare dată un singur citat dintr-o carte hit, că lucrarea a avut 500 de pagini sau 30 de pagini, un singur citat. Păi și cum ai făcut? Că practic poate ai găsit în pagina 3 un citat mișto și l-ai luat și după aia ai văzut în pagina 26 alt citat mai mișto. L-ai șters pe ăla și l-ai pus pe ăsta? Nu cum le am mai... șters fiindcă eu le marchez. Eu masacrez cărțile, de-aia nu cumpăr cărți scumpe, fiindcă trec cu markerul, cu text liner-ul prin ele. Eu marchez tot e de regulă cărțile care îmi plac... Și pui semn așa cu pagina? Doamne ferește, nu. Deși nici ce fac eu nu o să placă iubitorilor de cărți, că la mine toate cărțile sunt colorate. Eu a doua oră, când citesc cartea nu mai citesc toată cartea, citesc doar ce am marcat. Și din ce am marcat cu text liner-ul, a doua oră, marchez cu pixul doar esența dintre alea și pe urmă dintre alea marcate cu pixul îmi scriu. 30-40 citate, dintre care aleg unul. Am găsit chiar un citat din uh, cartea care a fost scrisă despre doamna Olga Racoviță, de care tu spui că e a doua ta mamă și vreau să mi le explici puțin, că văd că ai uh, subliniat aici. Pe lumea asta, din păcate, doar vedetelor li se aduc onoruri sau eroilor sau celor puternici, nu a celor a căror măreție s-a manifestat în lupta de zi cu zi pentru a supraviețui, aș păstra demnitatea. Henry de Grand Maison, Grand Maison? E francez, Henri de Grand Maison. Olga sau întoarcerea la Țibănești. A scris o carte despre doamna Racoviță? Fica doamnei are meritul ăsta de a fi rugat un autor francez cu care era prietenă să realizeze o biografie. Este semi-romanțată, nu este perfect după viața doamnei Racoviță. Uh, și a apărut la vreme Vremea în colecția Aristocărți. Și citatul ăsta o reprezintă pe doamna și... Nu? De data asta am luat chiar ult Chiar concluzia cărții este ultimul paragraf uh -huh. din carte și ceea ce am vrut eu să subliniez pentru mine în primul rând este ceea ce spune Gandalf un hobbitu și pe care îl putem întâlni în mai multe ipostaze tindem să ne uităm doar la eroi, adică ori la cei 1% care au obținut succesul absolut în ceva. Influenceri, să traducem pe limba nu știu dacă 2023, nu? sunt nu? cei care au obținut neapărat succesul absolut în ceva. Eu mă refer la oameni care într-adevăr au atins aver fabuloase, au atins performanțe sportive fabuloase, performanțe științifice fabuloase, sau pe cei care au un destin dramatic, cei care își închid viața printr-o sinucidere, printr-o moarte violentă, și ignorăm că între extremele astea care sunt foarte puține sunt o grămadă de oameni al căror mare merit este faptul că au, re au reușit să-și ducă o viață foarte firească, în, în, o viață, care au avut o viață fericită până la capăt. În niște condiții extreme, cum spune de doamna Racoviță care a fost boeroică și la un moment dat îmi că îți grăveau case, apartamente da. și de... Condițiile sunt un plus de merit. Dar și dacă omul a dus viața în condiții relativ normale, dar a știut să-și o ducă fericit până la capăt, omul un mare merit. Aici mă întorc un pic la fundalul teologic la un moment dat este un dialog între Sfântul Antonie cel Mare și unul dintre ucenicii lui, care îi cere să-i spună cine este cel mai drept om din pământul Egiptului. Sfântul Antonie cel Mare a trăit în Egipt. Și el îi povestește de un cizmar din Alexandria care avea 12 copii și care zilnic se ducea la munca lui și își făcea munca corect și nu dădea țeapă niciunui client, ci toată lumea își primea pantofii cum trebuie și care se ducea acasă și avea grijă de familia lui și era un tată exemplar și un membru al comunității exemplar și spune ăsta este cel mai drept om din tot pământul Egiptului pentru că este un bun cetățean, este un bun părinte, este un bun profesionist, este un om care și-a înțeles rostul lui în societatea asta și nu caută să meargă nici mai sus, nici nu se dă înapoi de la rolul care îi revine lui e o, o expresie pe care mi-a spus-o doamna Racoviță, nu, nu se referă la mine, mi-a atras atenția cu cine umblu, spunându-mi despre o fată vezi că vrea să sară prea sus anturajul practic, ce spun și eu că da. ne poate influența viața fata aia era o fată foarte serioasă doar că își dorea prea, o prea mare avansare ceva ce exact ca în filmul Leu în iarnă o consuma, ea nu mai avea loc de relații personale, de hobby-uri ceea ce o consuma pe ea era să urce foarte mult pe scara socială. Și atunci, doamna, era Vrea să urce cu liftul, nu pe trepte, cum doamna e normal. Doamna, a spus că ce face ei greșit, dar mi-a spus, tu nu mai umbla cu ea, că ea n-are loc de tine. Ea caută să A umble... simțit-o. Da, și asta e un lucru pe care ar fi bine să-l simtă mult Ce s-a ales de fata aia? Cred că profesional e bine, n-am mai urmărit, mai urmărit. parcursul ei de niște ani de zile. Un alt citat care mi-a tras atenția uh, și care ți a tras și ție din moment ce aici, pe lista ta de citate, îngerii nu obosesc, a răspuns sângerul. Fiindcă ei nu-și economisesc puterile, dacă n-ai să te gândești că puterile tale sunt limitate, n-ai să obosești nici tu. Să știi că pe apă merge numai cel ce nu se teme că se neacă. Foarte profund. Un roman care e relaci, re, relativ recent. Evgenii Vodolachin, da? Laur. Laur. Uh, aici am o. o o suită de citate, eu de ani de zile am un stil de viață care pare să contrazic un pic normele de sănătate. În sensul că mai ales că dorm foarte puțin, în general vorbind, și mulți mi-au atras atenția, vezi că o să te afecteze. Eu nu spun că e corect ce fac eu, dar eu am simțit că ceea ce fac eu e în acord cu mine, nu-l recomand vreodată ca stil de viață altora, dar pentru mine are sens. Pentru că eu îmi petrec foarte multe ore căutând să aflu mai multe lucruri pentru mine. Asta este principala mea pasiune, principala mea preocupare, ca puzzle-ul pe care îl creez eu să fie cât mai complet, să aibă câte mai, cât mai puține locuri lipsă. Și atunci eu cred că odată ce ai un scop pe care îl urmărești cu plăcere și cu pasiune, corpul tău se va alinia la ceea ce faci tu, chid că tu nu urmezi normele universale de menținerea sănătății. Nimeni, asta spune nimeni, nimeni are cum să fie perfect în regulă. Nu înseamnă că recomand stilul meu de viață altora, repet lucrul acesta, dar uh, dorind cumva, simțind de fapt că e corect ceea ce fac eu pentru mine, am căutat să-mi aflu și justificări. Și asta a fost una dintre justificări: că îngerii nu obosesc, fiindcă ei nu-și economisesc puterile, din potrivă. Adică, uh, ideea mie mi se pare oricum fundamental greșită. Asta este al doilea citat, mi l-am notat aici. Este un filozof francez, Michel Onfray, care spune la un moment dat că astăzi toți își economisezi vitalitatea în, uh, do pentru dorința de a obține longevitate. Nu merge așa. Noi nu suntem niște baterii care se consumă când vor ele, dacă le ții 20 de ani insertar, ele sunt ca noi când le-ai scos. Noi vrem, nu vrem, ne degradăm. Depinde cum alegem să o facem. Adică alegi să o faci mișcându-te, făcând ceva ce a contat, sau alegi să o faci pur și simplu exact ca un om care este tras împotriva voinței lui într-un vârtej din timp și tu țip și te ții cu unghiile de orice ca să nu fi tras acolo. Eu aleg varianta 1, adică prefer să iau eu viteză într-acolo și măcar în momentul când ajung acolo eu să fiu mândru când a căzut cortina că am făcut, nu că am lăsat ceva în urma mea, nu asta este scopul vieții mele, ci că mi-a plăcut mie de mine cât am făcut traseul ăsta și mai am două citate așa, Uh, unul este Erwin Yalom uh, privind soarele în față este cea mai bună carte despre frica de moarte pe care am întâlnit-o uh, unde spune că unii, unii refuză împrumutul vieții ca să nu trebuiască să plătească datoria morții adică uh, viața îți oferă ocazii și tu crezând că îți vei cheltui niște resurse pe care altfel le poți păstra pentru tine Refuz să faci lucrul ăsta e ca și cum ai încerca să ții nisip în mâini nu o să-ți e de preferat să iei orice îți oferă viața bun, bineînțeles toți vor economia vitalității în profilul longevității. economiți vă spre a dura mai mult. Michel Onfray. Rațiunea gurmandă, filozofia gustului. Da, e culmea, cool, e dintr-o carte care tratează, e, tratează evoluția mesei. Dar omul o face atât de profund încât ajunge la raționamente de viață. Iar al patrulea este un teolog, Scott Douglas, este un teolog anglican, care o spune mai simplu, speranța veșniciei este speranța mișcării neîncetate. Adică ideea de rai în care vom sta toți plăștiți pe cât un norișor și o să ne uităm frumos așa ce frumos e afară și ce cântă frumos la liră, e o tâmpenie. Ideea de a moșteni un rai și de a fi fericit înseamnă tocmai să mergi spre un scop. Ceea ce se folosește aproape drept un clișeu că nu, călătoria este scopul în sine, nu destinația. s-a dovedit adesea lipsită de logică și incompletă, dar avea marele merit de a fi funcționat întotdeauna. Asta este într-o carte pe care am tradus-o la editora Basilica a Patriarhiei Române. Uh, îmi pare rău Astea toate traduse de tine? Da imediat ajungem și asupra lor, dar asta este prima carte pe care am tradus-o eu integral, fără colaboratori, și este opera mea de pandemie. Eu, în momentul când s-a spus nu mai ieșiți din casă, i-am spus perfect că de când așteptam să o traduc pasta, este Steven Ranziman, unul dintre cei mai mari bizantinologi. Ce ai sau ți s-a să fie Eu am ales-o. Asta, de asta spun că e portomul ăsta o mare recunoștință, fiindcă m-a lăsat să fac ce îmi place mie. Și a înțeles că ceea ce îmi place mie poate să fie și uh, comercial valabil. Are vreo și ceva de pagini. Ideea că mi-a luat traducerea pe cât mi-au luat notele de subsol. V-am dat-o și dumneavoastră. Da, uh... Acum vreau să zic, mi-a luat vorba din gură, da? Uh, mi-a mai luat o dată timpul de muncă până am făcut explicațiile, fiindcă omul scrie genial, dar omul scrie ca și cum toată lumea ar cunoaște istoria bizantină, ceea ce nu e așa. Asist un high level, nu? De da. cunoștințe, da. Și da. el îți dă un nume acolo ca și cum e Ion, din colțul străzii. Mm -hmm. Și eu am zis, Băi, prietene, nu știe nimeni cine a fost ăla. Și te-ai dus la Ion să vezi cine este și l-ai scris acolo, note de subsol. Și am trecut subsol. pe toți cu note de subsol, dar uh, citatul ăsta că s-a do dovedit a fi adesea imperfectă și lipsită de continuitate, dar totuși a funcționat întotdeauna. Mie asta mi s-a părut ceva care se poate raporta foarte bine la democrație. Democrația are multe imperfecțiuni, dar exact cum a zis Churchill, este cel mai bun sistem pe care ni-l putem noi imagina până astăzi. Nu prea contează că mai dă rateuri, că, că are mici clacuri, contează cât se duce. Bizanțul este o civilizație care, deși a fost considerată de mult coruptă, decadentă, decadența asta a durat o mie de ani. E clar că ăștia făceau ceva bine, de au rămas atâta vreme. Clar. Și asta e o treabă care poate fi raportată și la parcursul uman. Să investești o grămadă în imaginea perfecțiunii și să-ți neglijezi propria fericire și, de fapt, propriul parcurs încercând să salveze aparențele, e o tâmpenie. Dă-ți voie să cazi, dă-ți voie să ai momente proaste, oricum viața. Dă-ți e... voie să ai eșecuri. Viața e o spirală, C.S. Louis a spus chestia asta. Nivelul tău de energie, total independent de orice, urcă și coboară. Ai zile bune, zile proaste și zile guță. Am văzut mai multe cărți. Toate sunt aduse de tine? Da. Câte cărți ai tradus în total? Uh, N-am făcut un calcul. Dacă prima... Și toate ești, putem număra, nu? Asta prima, prima. este tradusă la tot la editurile Patriarhiei Române la Basilica Constantinul Împărat Creștin. Este în colaborare făcută. După aceea un uh, domnul meu profesor din facultate cu care mi-am făcut licența și de care sunt foarte apropiat mi-a făcut o colaborare cu Itura Nemira când exista colecția de bizan și am tradus în părăstețele Bizanțului. Este o carte care se concentrează asupra personalităților ignorate de istorie, pentru că au fost femei, și în vechea concepție femeia nu conta ca personalitate juridică, tot timpul era da. Și un efort de a recupera memoria istorică a femeilor e cu atât mai greu cu cât ele nu prea apar prin părăstețele Bizanțului. Da, de Linda Garland cea mai grea traducere pe care am făcut-o până astăzi este tot Steven Ransiman, dar este despre o erezie, maniheismul. să medieval. se găsesc dacă vrea lumea să le cumpere. Să uh, mai au fost publicate sau? cam de multișor astea și nu cred au că fost mai serii sunt. serii limitate, ediții limitate, nu? N-au avut tiraj foarte mare pentru că sunt cărți de specialitate, nu sunt literatură. Dar știi la ce edituri au fost dacă... Sigur, adică uh, se poate, Nemira și Basilica. Se poate face o reeditare? Da cu siguranță. Steven Ransiman, o să fie curând relansată ediția a doua. Uh -huh. Aici e adevărat că e momentul când v-am cunoscut pe dumneavoastră, când am devenit un pic mai uh, viral, să zicem, și faptul că am spus că am tradus cartea asta s-a vândut, au fost tipărite în mie de exemplare și s-a dat. Păi, tot cărți care le-am dat eu exemplu, știi că mă întreba oamenii, carte de dezvoltare personală. Eu niciodată n-am fost, eu am zis, n-am avut niciodată la un curs de dezvoltare personală sau la un business course sau la ceva. Cartea care m-a impresionat cel mai mult și mi-a marcat viața a fost Viața Sfântului cuviosului Paisia Ghioritu. Și în momentul când am recomandat eu cartea, se găsea. După care, după vreo două luni, o tot recomandam și am zis domnule, ce carte recomanzi tu că nu se găsește nicăieri? Și atunci am zis, bă, dar cum nu se găsește nicăieri? Și am sunat, am căutat la ce editură, editura Evangelios. Am cerut să vorbesc cu patronul, cu directorul, patronul și director, adică e o editură mai mică. Și am spus, zic, domnule, uitați, așa cu cartea, a, păi nu, nu știam că a stat ani de zile pe rafturi și nu știam cum s-a epuisat așa în două luni de zile de când am recomandat eu, știi? Foarte frumos gestul, știam de el. Dar asta, să poți să recomanzi o carte Oamenii vor în continuare să citească Nu-mi fac eu da, reclamă Dar da, sau... n-ar vrea să încerce O mie de cărți pe piața lor ca să găsească unul bun Nu, no, bineînțeles Mă întreabă pe mine și pe tine domnule, Care carte ți-a plăcut mai mult Sau care ne recomand că ne-ar schimba viața Sau ar conta pentru noi Și atunci e mult mai ușor omului să-i recomande Damian sau Sorin sau cineva care a citit mai multe cărți și nu, nu, mă compar cu nimeni, că n-am poate nici 10% din cărțile care ai citit sau nici 5%, dar uh, cartea mie mi-a schimbat viața și m-a impresionat foarte mult. E o carte, chiar dacă nu ești bisericos, cum zic ăștia în limbajul ăsta popular sau nu mergi la biserică, e o carte care o citești ca o, pe carte de beletristică, care poți să tragi niște învățăminte de acolo, niște concluzii asupra vieții și cam cum ar trebui să te comporți tu în societate și cu cei din jurul tău, știi? E ceea ce spuneam un pic mai devreme și vis-a-vis -vis de societatea de și cum am încercat eu să mă ghidez în viață. Nu te simți obligat să -ți ții un stil dacă cu stilul ăla ai plecat. E o dovadă de tâmpenie să rămâi aproasta într-o idee fără să-ți permiți să mai schimbi. Dacă auzi pe cineva vorbind de ceva ce ți-e ți -e complet străin, dar vezi că omul la vorbește cu pasiune, îngăduie să ai măcar o încercare, să ai de-a face cu ceea ce vorbește omul ăla. Presupunem că ești tateu și auzi de cartea asta, Sfântul Paisia Ghioritu încearcă măcar un, un strop, un moment să citești cartea nu porni cu ideea de a o combate, că atunci sigur nu o să-ți placă. Exact. Și viceversa e valabilă. Pornește cu ideea să vrei să afli, vis-a-vis -vis de ceea ce spuneam că a dispărut civilizația taifasului, ceea ce am observat eu în societatea de și și mie dor să mai văd asta și nu mai văd, este de a sta la, de vorbă ca să câștigăm amândoi, nu ca să ne combatem unul pe celălalt, să nu pornim de la ideea Că eu discut cu tine ca să te contrazic. Chiar dacă eu nu sunt de acord cu ce îmi spui tu sau nu înțeleg foarte bine ce îmi spui tu, primez să te ascult. Că în felul ăsta eu nu fac decât să mă îmbogățesc și pot la final să spun foarte liniștit, nici acum nu sunt de acord cu tine, eu prefer să-mi țin părerea mea. Dar felicitări pentru faptul că tu ai o pasiune în ceea ce te privește. Toate cărțile ai tradus din engleză? Erau scrise în engleză? Nu, sunt din uh, engleză, franceză și germană traduse. Toate trei limbile înseamnă că le stăpânești la perfecție, nu? Uh, engleză și franceză pot să spun că le vorbesc pe cât de bine le înțeleg, germană înțeleg mai bine decât vorbesc. Dar din fericire ca adică să Adică tra... poți să gândești în germană. Uh, da, din fericire ca să traduci trebuie în primul rând să înțelegi, nu să vorbești. Adică există unii traducători foarte buni care nu sunt buni vorbitori, pentru că nu e treaba lor de fapt să vorbească, treaba lor e să redea. Asta, în schimb, este o carte de autor. Pe cart cartea asta am scris-o eu la uh, momentul centenarului primului război Acum a fost prima că tu ai scris cărți. Eu știam doar că ai tradus. Nu, am și trei cărți de autor. Una este, dar nu am eu în poză, istoria așezămitelor brâncovenești. Am făcut monografia Bisericii Domnița Bălașa, pe care o avem se -un poate cumpăra de undeva? Cred că s-a reeditat și Aha. se găsește tot la editurile Patriarhiei Române. Asta este a doua, dar asta a fost un tiraj foarte redus și știu sigur că nu s-a reeditat. Am colaborat cu un domn cu care să pot să spun că n-am avut o relație genială, fiindcă m am cam exploatat. Eram încă puști, nu știam exact cât pot, m am spus nici asta. Nu că îi cedeți drepturile de autor, cum fac. Nu de asta, dar a tras de mine și nu cred că am primit cât meritam. cert este, în schimb, că mi-a lăsat, adică pot să înveți de oriunde câte ceva bun. Mi-a spus ceva care chiar cred că e valabil. Mi-a spus continuă ce faci când 10 ani nu să fie mulți ca tine pe piață. Adică care să poată să înțeleagă, să și redea un text și aici a avut dreptate, într-adevăr. Adică eu iau partea bună și din relația asta. Și asta este a treia carte de autor, Cimitirul Șerban Vodă Belu din Capitală. Nu sunt singur autor, sunt împreună cu doamna Nicoleta Liliana Dinu și cu domnul Ionus Daniel Barbu. A fost o lucrare de colaborare. Dar uh... nu văd pe doamna să scrie acolo la autori. Ba da, uite. A, a așa. uite, după tine am citit Damiana Fire și după aia m-am dus jos la doctor da, da. Nu, Ionus sunt, Daniel Barbu. Sunt toți trei. Aici munca a fost împărțită, de fapt, eu am ținut arhiva, ei au făcut munca în teren, pentru că în lui e nevoie la propriu să sapi ca să-i găsești pe unii, adică eu le spuneam din documente ăsta e în documente aici le facei un X cu creda să pați aici nici măcar, de multe ori au fost nevoiți să caute singuri a fost o lucrare în colaborare dar cumva. și asta mi-ai dat-o da, numele meu e mai asociat cu Belu pentru că domnul Barbu și doamna Dinu nu lucrează propriu zis în administrația cimitirului, nu sunt zi de zi la Belu și de asociat, dar efortul e egal și aici a fost o, o treabă în... nu mi-ai spus cum ai ajuns să lucrezi la Belu Uh, ba da, partea de început am spus-o cu părintele de la Belu. Cât te-ai dus ca și cântăreț, dar nu ca inspector de cimitir, adică. Păi, una uh, ai eu am ai... la Belu în 2007 și ajung inspector în 2017. De 10 ani am stat cântăreț la Belu. Și era un job plătit și mergeai în fiecare. Nu am fost pe salariu, treaba asta e știută, chit că unii ne prefacem că nu există. La biserică de multe ori nu ești pe. Carte pe, de, pe pe de muncă. Dar asta și cântăresc cu carte de muncă, nu? Bineînțeles, dar nu a fost cazul meu. Fiind belu, există oameni. mai avea și alte extra joburi în perioada aia celor 10 ani? În, de, din 2009, începând, am avut minim două joburi. Maxim au fost de patru. Ce joburi? Consecutiv. Toate au ținut, în mare parte, de scris. Scris, tradus, colaborat, scris articole, multe sunt mm -hmm. pe internet, mm -hmm. pot fi găsite. Mm -hmm. Dar, tot timpul, am avut minim două joburi, pentru că e o realitate în România, dintr-un singur job, nu prea ți sigur un trai și decent. Tu fiind dascăl, nu? Dascăl se numește că da. dascăl la Belu. Te-au văzut pe acolo că te prim și nu vrei dacă tot inspectezi cimitirile să le inspectezi la mod oficial, nu? Uh, <laughs> nu, am avut o mare șansă, iarăși e vorba de o întâlnire, dar asta a fost episodică. Eu fiind pasionat de istorie, la Belu slujba o înveți în câteva luni, adică deja nu îți mai bați capul după aia. Mergând cu părintele la Parastați din loc în loc și după aia mergând eu singur prin cimitir, am început să-i învăț unde e Ionescu, unde este uh, Gheorghe Grigore Cantacuzido. Le știam și istoriile, am avut mare avantaj că știam și cine sunt și unde sunt, ceea ce nu știau foarte mulți. Și atunci, treptat, oamenii au început să mă folosească și ca ghid neoficial al cimitirului. Când venea cineva și voia să viziteze, mă trimiteau pe mine. Și s-a întâmplat, la un moment dat, să vină în 2017, într-o iarnă, ambasadorul de la vremea aceea al Greciei la București. Omul a făcut, în primul rând, o cerere care i-a speriat pe oameni, pentru că el a cerut să vadă grecii din Belu. Și ăștia și-au ce greci avem noi în Belu. Eu m-am prins că era vorba de fanarioți. El voia să vadă familie Suțu, m-a vreo cordat. Ăștia care sunt, multora ne par români, dar Orice ei sunt, e ei sunt greci. Uh -huh. El pe ei voia să-i vadă și eu le-am spus că da, pot. Știu că nu vor să le dau numele. Domnul care este administrator da, nu trebuie la să dai Belu numele, nu e cazul. și uh, doamna care mi este șefă până astăzi la cimitire, Uh, ei, după ce am făcut lucrul ăsta, au spus, păi noi te luăm aici că tu ești valoros pe ce faci tu, și chiar dacă nu ai. Bravo, pom, lor, bravo lor că au identificat un om valoros. Chiar dacă nu avem post de ghid propriu-zis, te angajăm ca inspector de resurse umane și tu o să faci în continuare ceea ce faci până astăzi. Doamna mi-a impus să învăț și resurse umane și le-am învățat și le fac până astăzi. Nu pot să spun că mă topesc să dau concedii sau să fac... să deam și râs că imaginam vom scrie tu cărți de muncă, știi? A fost foarte simpatic, da. Dar judecata a fost corectă, adică ești angajat pe postul ăsta, trebuie E să... mare lucru să știi să identifici și nu numai să identifici, să și dai o șansă unui om de valoare, adică puțini oameni, funcționari publici sau care lucrează într-o instituție a statului, pun preț pe valoare, știi? Bravo lor, toată cinstea oamenilor ăștia. Doamna de care vorbesc și domnul administrator sunt oameni care au introdus belul noaptea muzeelor pe banii lor. Nu li s-a dat un sfanț de la fondurile publice. Au făcut colectă de la angajați fiind conștienți ce este în belu din punct de vedere valoare artistică și valoare istorică și au deschis cimitirul pentru noaptea muzeelor. Câțiva ani de zile, Belu a stat deschis de noaptea muzeelor pe banii și pe efortul angajaților care veneau ei de acasă, eu nu cer să ridic în slăvi pe oamenii unde lucrez eu, e un fapt obiectiv. Oamenii ăștia s-au mobilizat ca să scoată belu în circuitul turistic. După care primăria, o perioadă, a dat fonduri ca să se -i țină belu în noaptea muzeelor. În 2018, ultima oară când am deschis porțile de noaptea muzeelor, e adevărat că noi avem un avantaj practic că e spațiu foarte larg, dar am avut cel mai mare număr de vizitatori pe țară. Deci, noaptea muzeelor la belu au fost cu. 50% mai mulți vizitatori decât la următoarea instituție din țară. Oh. Oamenii au vrut să afle lucrul de ăsta. nu s-au mai, mai dat fonduri și, și oamenii au obosit să facă doar pe spezele lor. Este aceeași treabă recurentă românească. E cazul să recunoști meritele anumitor oameni și să-i susțin ceea ce vor să facă. Noi avem obiceiul numai să spunem că uite nu fac nimic, dar nimeni nu ia în calcul că băi oamenii au făcut cât au făcut și au obosit și nu mai pot să facă. Da? Totul pe spezele lor și totul că uh, își taie din timpul lor personal. Lucrurile astea se fac remunerat. Ăsta e un efort mare să deschizi un cimitir pentru vizitare, să faci trasee, să amenajezi. Lucrul ăsta merită să fie remunerat ca atare. Oamenii ăștia fac ceva extra. Dar cu mine ce au făcut este că m-au luat pentru competențele astea și uh, m-au respectat pentru ceea ce pot eu să fac. Și pentru lucrul ăsta n-am decât să le fiu recunoscător. Mi s-au făcut mai multe remarci ironice că, da mă, bine gropare, că vorbești tu de istorie. Eu sunt foarte mândru să fiu între gropar că ăștia au fost primii oameni care m-au apreciat la justa mea valoare. Și din punctul meu de vedere, eu sunt gropar cu cea mai mare mândrie <laughs> posibilă. <laughs> Pentru că dintre toți oamenii, fix ăștia care au lucrat la cimitir, au zis bravo băi, ne place ce știi, uite, te luăm cu noi. Am și... fost cu tine de vreo 3-4 ori în Belu, cred că de 4 ori și am văzut pe fața ta că radiai așa de fericit, te de simțeai bine în locul ăla, adică e un loc care îți place și ești ca peștele în apă, să zic așa, știi? E un loc unde am avut parte de decât de bine. E normal să mă simt bine și Da, stu... sună ciudat într-un cimitir să ai parte numai de bine, știi, și să ai un feeling pozitiv, așa. Dar și eu avem așa o reticență de copil, de cimitire, e o frică, așa cum are toată lumea, știi. Și acolo m-am simțit așa, ca într-un muzeu, ca într-o chestie care o descopeream atunci, adică am avut de la început feeling-ul ăla de când am intrat pe poartă, știi, nu m-am simțit într-un loc lugubru sau. Invit pe oricine are o frică dintr asta care e normală, de cimitire, să deschidă poarta la Belu să vadă dacă este sentimentul pe care altfel îl simți firesc într un firesc, cimitir da, de țară. Da, da. Dar Belu nu nu inspiră un cimitir, Belu este altceva, Belu exact. e un muzeu. Eu când am era printre la primele mele vloguri, că eu am început prin august cu, cu vlogurile pe YouTube. Septembrie Și 2021. Noi în septembrie, în august 20, 2021 am început de cu vlogurile pe YouTube. Și în septembrie mi-a avut ideea să fac uh, un vlog în cimitir. Și când am povestit aproape zis, băi, ești nebun, o să faci un vlog în cimitir, tot mi face, pe la Miami, pe la Londra, pe la asta, tu faci în cimitir, cred, cred că nu o să ai 5 vizualizări, știi? Și am sunat la primărie. 555 am zis, domne, de mii de vizualizări mai târziu. 550 de mii, da, aproape 6 de mii, da. Și am sunat la primărie, am spus, domnule, vreau să fac așa un tur, vă rog să-mi dați o persoană, pentru că eu mi-am dat seama că eu neștiind nimic, o să mă duc să pozez cim, morminte. Sau uite, aici e Toma Caragiu, aici e nu știu cine, aici e nu știu cine, și Mihai Eminescu și mă duc, mă duc degeaba, așa. Și atunci am zis, dați-mi, domnule, pe cineva care să pricepe, să-mi spună câte un cuvânt despre. Și așa a fost prima noastră întâlnire, ne-am întâlnit acolo, a fost dragostea prima vedere, cum să zice. <laughs> Realmente vorbind. Au apărut mult mai uh, mult în ultima perioadă discuții pe mediul online. Faptul, faptul că dumneavoastră am înțeles că ați avut niște podcasturi, recunosc că nu m-am uitat la ele cu anumite persoane care sunt afiliate politic și ați fost uh, trași și dumneavoastră. Eu caut soluții pentru țară și atunci, în momentul când inviți un om care a fost la un la anumit partid, dar vorbește foarte corect și foarte, de exemplu, Cristian Teres, a fost singurul europarlamentar care a spus vaccinurile sunt o țeapă, ei e o țeapă ordinară, România e înșelată, România a cumpărat 100 milioane de vaccinuri, de noi, noi 15 milioane și avem nevoie de șase, deci mi-a mi plăcut discursul omului ăsta, mi-a plăcut care curaj a fost singurul din Parlament care uh, a demascat contractele păguboase, să zic așa, cu firmele care au vândut vaccinul Uniunii Europene, a fost singurul, singur europarlamentar. Și i-am apreciat curajul și a zis, domnule, ai la o discuție să îmi spui cam ce planuri ai, pentru că la anul viitor sunt alegeri și toți suntem afectați. Chiar dacă nu ne place politica, chiar dacă nu suntem afiliați la un partid, eu nu sunt membru de partid, ca știi, am fugit tot timpul de politică și am ascultat diverse păreri și diverse oameni. Și a zis, bă, hai să ascult un om care are curaj și să vorbească. Am mai văzut că majoritatea politicienilor vor, au un limbajul ăsta de, de lemn. Îi întreb ceva și îți răspund altceva. Și nu înțelegi nimic. Sau vorbește două ore și dacă le pui cap la cap, n-au spus de fapt absolut nimic. Omul ăsta spunea chestii concrete, știi? Și am început, bă, îi pe omul ăsta și toți m-au acuzat. Domnule, păi el a fost la aur, păi nu știu când, ești aurist, ești cu Putin. Ești... Deci, omul nu uh, pătrunde, cum a spus, în esența lucrurilor sau să uh, uh, încerce să-și ia ceva bun sau să învețe ceva, el te. Uh, te cataloguează de la început, fără să mai fii atent la ce se întâmplă pe parcurs, știi? Din cauza asta uh, au fost unele voci care au spus că eu mă duc să candidez, deși nu am de gând să candidez, că de ce fac eu totul pro bono și pe banii mei să fac uh, turul cu tine sau să fac uh, tot felul de podcasturi sau să mă duc pe nu știu unde, că sigur am un interes. Adică, când ești normal într-o lume anormală, devii anormal, știi? Cam așa se întâmplă lucrurile. Ceea ce aș putea eu să spun așa și cu dumneavoastră de față, eu nu m-am uitat la podcasturile astea, dar fiindcă erau politicieni, eu manifest ceea ce nu poate să facă toată societatea, eu am un dezinteres total pentru politica de astăzi, dar față de dumneavoastră, noi nu am purtat niciodată o discuție cu temă politică, nu mi-ați propus niciodată să facem ceva în direcția asta, de altfel, de când ne cunoaștem noi, nu a existat niciodată o discuție între mine și dumneavoastră. Care... politice. Nu, dar nici măcar să-mi spuneți, dar mea vreau să faci aia sau uite, da, aia nu vorbești. Nu mă ocup cu politica, nici dumneavoastră nu mi-ați impus vreodată și tocmai de-aia ne înțelegem bine. Și până în ziua de astăzi, sunteți singurul om care a ales să facă lucrul ăsta cu mine în mod constant. Alții au venit și m-au invitat pentru că am apărut pe, web, pe internet datorită dumneavoastră. Eu nu am obiceiul să îi uit pe oamenii care au văzut ceva în mine. Și cât timp eu mă înțeleg bine cu dumneavoastră, eu înțeleg să păstrăm relația. Din punctul meu de vedere, nu contează opțiunile exterioare al unui om, indiferent din... Eu nu am opțiuni. Ți-am spus că puteam să fiu senator sau deputat, că practic îți cumperi post. de cu 20 de ani, dacă aveam vreo opțiune politică, puteam să intru în orice partid și să fiu senator sau deputat sau ministru de cu 20 de ani, nu de acum. Niciodată nu m-a interesat politica, am, m mai interesat doar binele țării și binele populației, astea care e tot mințită la, la fiecare 4-4 ani și m am săturat de coșmarul ăsta de a fi mințit din 94 încoace, din 90 încoace, de fapt, până în 2024, când o să vii la anul viitor, suntem tot mințiți. Ai că vin politicieni, o să vă fac șanțuri, o să vă fac canalizări. O să vă crească venit, o să vă crească aia Au trecut alegerea, au votat Ignoră total, ignoră total și, și fac doar interesul propriu și de buzea Și pe mine mă doare chestia asta Și de aia am vrut să mă implic un pic Să văd, bă, chiar nu e niciun om capabil Să schimbe direcția țării astea Să ne ducă într-o direcție mai bună Asta a fost scopul meu Și asta este în continuare Adevărat, în percepția publică e dificil să-ți dai seama cine e un om, dar eu am o relație personală cu dumneavoastră, pe mine mă interesează strict prin prisma relației mele personale cu dumneavoastră. Au existat comentarii că n-ai cum să ai o relație personală cu un om eu am un exemplu am promis că nu o să-i dau numele cât timp este în viață în Belu m-a dus cineva să văd mormântul unui fost torționar comunist dovedit cu acte regulă adică e indiscutabil că a fost torționar persoana respectivă era nepoata lui era bunicul ei Uh, și discuția a fost în felul următor. Eu știu că a fost un criminal. Pentru mine a fost tataia care m-a iubit ca pe ochii din cap. Nu înseamnă că eu neg că a fost criminal, dar pentru mine a fost altceva. E un caz extrem, dar mie mi se pare foarte corect să judeci relația cu un om prin prisma relației tale personale cu omul ăla. Eu cu dumneavoastră până în ziua de astăzi nu am făcut de lucruri decât lucruri de cultură. Nu există absolut nimic în niciun clip filmat de noi care să poată să fie incriminabil. Noi ne vedem de treabă mai departe N-am văzut și... niciun apropo, votați uh, inima, votați steaua, votați uh, nu știu ce, Și nu? dincolo de lucrul acesta suntem doi oameni care chiar se înțeleg bine în plan personal. Iar lucrul ăsta nu... Sincer, pentru mine nu are niciun fel de valență ce se vorbește în afară. Apropo, o femeie de gust va prefera totdeauna conversația unui gentleman beat, unui, mit, unui mitocan treaz, de plinătatea sale. Aici l-ați citat pe... Uh, Acum am dau seama că am de fapt un personaj preferat. <laughs> nu neapărat un autor preferat, dar un personaj preferat în literatura română. Este vorba de pastorel Teodoreanu. Aș citat din Interpocula. Din uh, unul da. din volumele lui de uh, Maxime. Pentru că esența unui om nu se modifică indiferent de circunstanțele în care el se află. Un om de calitate, chiar dacă are parte de o perioadă de declin, fie el afectiv, fie material, de oricare ar fi, omul ăla este tot un om de calitate pe când oamenii de calitate joasă, indiferent în cât de bună situația ajung, tot de calitate joasă sunt, pentru că uită să investească, ceea ce am spus mai devreme cu Oscar Wilde, în ei înșiși. Investiția lor este doar în imagine, în exterior, în ambalaj și de desubtăluia nu se găsește nimic. Putem să facem și așa o prevestire. Eu mă ocup acum de recuperarea memoriei lui Păstorăl Teodoreanu și să aflu și situația mormântului și dacă o să reușim în demersul ăsta, în octombrie o să lăsăm o conferință despre Păstorăl Teodoreanu. Super. Și important în viață este să urmărești un scop, nu să-l atingi. Tu ce scop urmărești? Eu urmăresc să mor mai puțin prost decât am apărut pe lumea asta și la finalul vieții să fiu eu mulțumit de mine și de ce am făcut. Să fii împăcat cu tine, nu? Da. da. dincolo de împăcat, adică împăcat din punctul meu de vedere înseamnă să n-ai reproșuri. Eu vreau un pic peste împăcat, eu vreau să fiu mulțumit, adică să fi avut multe momente în care să pot spune sincer că am fost fericit. Citeți doar o propoziție dintr-un citat că e mai lung, scopul vieții este autodezvoltarea. Ăsta este Oscar Wilde, portretul lui Dorian Gray. Cred că l-am citat chiar primul. Nu, dar sună bine, știi. <laughs> Dincolo de multe lucruri, și citatul meu preferat, nu e neapărat cartea mea preferată, dar este citatul meu preferat pentru că mă reprezintă pe mine, nu e valabil pentru toată lumea, este din Umberto Eco, din pendulul lui Foucault. Ei știu pentru că sunt dispuși să știe. Dacă toți ne-am fi păstrat această sensibilitate la taină, am fi orbiți de revelații. În momentul în care te păstrezi în dispoziția de vreau să știu, de vreau să aflu, de sunt o, o, un permanent burete să absorb, în momentul ăla lucrurile ți se arată. Un citat care nu înțeleg și te rog să mi-l explici. Bunul lui Dumnezeu e de 100 de ori mai scârbă de o jumătate de drag decât de un drag și jumătate. Este din Nikos Kazantzakis, din Alexis Zorba. se referă, de fapt, la un citat biblic, la un citat al Sfântului Apostol Pavel, feriți-vă să nu fiți căldicei. Mai bine să cazi cu totul, pentru că din căderea de plină apare și reculul care te trimite înapoi, Decât să fii tot timpul o jumătate de măsură, o jumătate de om bun, o jumătate de om integru, o jumătate de om inteligent, adică un semidoc. lucrurile astea nu te ajute cu nimic. Ești de fapt un fricos care n-a căutat niciodată să facă nimic. Mai bine greșești cu tot sufletul și după aia are de ce să-ți pară rău, decât să-ți duci o viață călâie din asta din care la final să n-ai ce să alegi. Oamenilor e foarte frică de eșec. Iar am fost invitat acum la un podcast la Bizi TV în care am discutat doar despre eșec. Și povesteam, adică m-au întrebat să dau definiția eșecului și mi-a adus aminte de, de vorba aia populară orice șut în fund e un, un pas înainte. Așa am definit-o eșecul, făcând o analogie cu chestia asta populară. Știi, orice... Da. Po orice șut în fund un pas înainte pentru că nu poți altfel dacă nu uh, încerci n-ai cum să reușești și atunci de frica eșecului nu încercăm ne plafonăm uh, ne facem o bulă așa noastră de protecție cum ar veni să nu pățim ceva să nu dăm faliment să nu eșuăm, să nu uh, așa și atunci rămânem acolo într-un stagiu ăsta în care nu mai putem să evoluăm ca oameni. Eu aș putea să o prezint într-o altă cheie și mie mi se pare mai încurajatoare să fii sigur că o să o dai în bară, pe toate planurile. Să fii sigur că o să o dai în bară afectiv. Vei avea niște relații de care a, peste ani o să zici, Doamne Dumnezeule, dar ce am căutat ce eu acolo? În cap? Ce mi-a plăcut mie la omul ăla? Dragoste e oarbă, nu? O să ai chixuri majore, profesional vorbind. Deci o să te gândi, Doamne, cum am ajuns eu să lucrez vreodată în condițiile alea? Cum am să fac lucrul ăla? O să ai chixuri în plan personal, în ceea ce privește realizarea. E un lucru pe care mi l-a spus profesorul care mi-a dat primele traduceri. Băi, Damian, tu ești băiat deștept sfatul meu este să nu te apuci să scrii până la 30 de ani, că o să-ți pară rău după aia de ce ai scris. Pentru că o să mai crești și o să-ți dai seama că încă nu aveai gândirea de plin coaptă ca să te apuci să scrii în momentul ăla. Ca să fie o încurajare, să fiți sigur că dăm kicks. Toți dăm kicks. Mai discret, mai public, toți dăm kicks. Important este să nu consideri kicks-ul partea finală. E un maraton. Și să tot înveți totul. din kicks-ul ăla, să da. ce s-a întâmplat de da kicks. Și a doua oară nu vei mai da kicks. Sau vei da altfel de kicks care te va ajuta și la să evoluezi și să nu mai dai a treia oară kicks. Să fiu un drag jumate nu înseamnă să fii un imbecil și jumătate. Să fii un drag și jumătate este dacă ți-ai asumat eroarea, te duci asum până în pânzile albe. Da, dar la final și spui am fost un dobitoc și acum schimb și fac altceva. Cum nu a zis Postelnicu după Revoluție, onorată instanță, am fost un dobitoc. <laughs> nu știu cum, uh, ideea dacă este asumarea este sinceră, atunci da atunci oricine merită o a doua șansă, de-aia se mântuiește tâlharul la momentul când moare pe cruce, în care spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Omul a făcuse greșeli indiscutabile, omorâse, furase, violase, probabil. Pentru că pe cruce are un moment de pocăință sinceră și spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Iisus se întoarce spre și spune, adevărat zicție, azi vei fi cu mine în rai. Pentru o vorbă, dar o vorbă sinceră. Adică, nu încercați să jucați piesă să nu încercăm să jucăm piese de teatru cu noi înșine. Să da, îmi pare rău, chiar îți pare rău, atunci se vede când e sincer. Sunt foarte mulți oameni care, când greșesc, spun îmi asum, dar sunt doar așa de, cum să zic, formal îmi asum, știi? Pentru că am avut și angajați care, din cauza că au greșit ceva, din cauza neglijenței sau din cauza prostiei am pierdut sume foarte mari de bani și mi-a spus, zic, bă, dar ai greșit, știu, dar mi-asum. Păi, când, în momentul când îți asum, trebuie plătești. să plătești, nu? Doar așa pe vorbe să spui, mi-asum, fără să faci nimica, E egal cu zero, adică e o vorbă în vânt, cum ar veni. Probabil că singurele greșeli care nu se pot plăti sunt ale în plan emoțional. Când rănești pe cineva emoțional, acolo nu prea ai cum să te recompensezi vreodată. Și vorbele dor cel mai tare și nu mai poți să le iei înapoi niciodată, asta e important. Tocmai de-aia acolo e bine să ai o reținere. Și bărbătește. asta este lucru, să gândești de trei ori până ai dat drumul pe gură. Dar în rest, ce a spus dumneavoastră, ai greșit pe banii cuiva, plătești. Ai greșit când ești într-o funcție de răspundere, demisionezi ai greșit în scris, păi tot în scris retractezi ceea ce ai spus și ăla rămâne. Nu spui pe gură, da, cred că m-am înșelat acolo. Nu. În momentul când ți asumi, arăți că ai avut un moment de eroare. Iar lucrul ăsta n-ar trebui să fie blamat. Exact ăsta este o trăsătură a omului inteligent. Omul care recunoaște că am greșit, pentru că asta este un lucru complet omenesc. Toți o să o facem. Toți o facem permanent, se poate întâmpla oricui, oricând. Unde te vezi peste 10 ani? Eu mă simt foarte bine în rolul de acum și, sincer să vă spun, nu mi-am făcut niciodată predicții unde mă văd. Nu ți-ai făcut planuri așa, A zis, bă, planul meu pe următorii 10 ani e bam, bam, bam. Ăsta nu l-am pus acolo, fiindcă nu am citit opera propriu zis, am întâlnit direct citatul, l am întâlnit citatul din Goethe, Arbeite Nordi Freude Comp von Selbst. Tu nu știu doar, <laughs> tu doar lucrează că bucuria vine de la sine. Adică tu vezi de treaba pe care o ai acum. Deci nu ești genul de om care să pună pe hârtie plan pentru următorii 5 ani sau pentru 10 sau pentru asta, vreau să ating targetul ăla, 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 ăla și ăla. Îmi pun pe hârtie ceea ce îmi doresc eu să obțin de la mine acum. Mi-am pus pe hârtie că vreau să... Deci trăiești clipa. Vreau să... e undeva la mijloc. Îmi doresc să fiu cu 10 kg în minus. Nu înseamnă că de mâine nu mai mănânc, că pentru mine nu merge lucrul ăsta că leșin. Dar mi-aș dori să am 10 kg minus, drept urmare mă gândesc de trei ori când văd o prăjitură. Mă gândesc de trei ori când mă gândesc că aș lua taxiul până acasă. Hai că mai merg pe jos două stații și mă mai gândesc peste două stații dacă chiar nu mai pot să merg pe jos acasă. Mi-am propus ca peste câțiva ani să-mi cumpăr o casă mai mare. Ceea ce înseamnă că pun bani deoparte, dar dacă îmi spune uh, iubita Bianca că vrea să mergem undeva sau mă hotărăsc eu că merit un premiu, nu înseamnă că zic nu, luna asta trebuie să am musai suma asta pusă deoparte, deci nu mai umblu la ea. Nu ți-ai fixat un target că ai zis, bă, peste 3 ani să am casă sau peste nu. 2 sau peste 5? Mi-am fixat un scop să strâng bani, în general, să fac mai mulți bani decât cheltuiesc, dar asta nu înseamnă că mă duc în extrem și nu înseamnă că îmi sacrific zi, uh, momente fericite de dragul unei potențiale uh, economii. Investești undeva banii la bursă sau nu la pentru bancă? pentru că nu mă sau... pricep. O să vă mai rog pe parcurs când o să mai strâng mai mulți bani să mai îmi dați niște sfaturi. La bursă, exemplu, nu trebuie mulți bani. Poți să pui 100 de ron pe pe lună și în șapte ani ți-ai dubla bani. Ăsta e calcul de pe ultimii 20 de ani. V-am mai ascultat. Și e ca și cum ai cumpăra acțiuni la firma mea. Firma mea de consultanță are un profit de câteva milioane pe an. Tu dacă ai 1% de acolo, primești suma corespunzătoare dividendelor de 1% din 3 în 3 luni. De data asta chiar o să spun că sunt ampile. Mă cunosc cu Sorin Constantinescu și o să vă rog să mă ajutați un pic, să-mi spuneți unde să-mi investesc. E foarte facil, e aplicație pe mobil, ți-arată în fiecare zi ce s-a întâmplat cu banii tăi, dar investiția bursă este pe termen lung. Mai zic, bă, vreau să-mi iau casă. Bun nu pot să-mi iau mâine că n-am destui bani. Dar dacă îi pun la bursă în fiecare lună o sumă, 100 de euro, 200, 300, 500, în șapte mi-am dublat banii și atunci îmi permis să-mi iau casă. Sau banii mei care am la bursă din dividendele care le au, îmi plătesc ratele la o casă, de exemplu, dacă gândesc așa, am rămas și cu banii și cu casa. Știi? Adică asta e și mai fericit, pentru că tu în momentul când îți blochezi bani într-o casă, e blocat, e îngropat. Dar așa ajungi la o anumită sumă care produce niște bani cu care poți să-ți acoperi plățile lunare la casă. Și ai rămas și cu banii care îți produc în continuare, ai rămas și cu casa. Adică ai câștigat de două ori, știi? Ceea ce... Așa e o gândire. Pot să de recomand business. eu ca să simplifici viața, nu pretinde că le știi pe toate, și nu încerca să fii tu deci deștept în toate. Eu personal, când intru într-o florărie și mă întreabă florărea asta ce, bă, mă duc la din astea mai. Bă, profesioniste, ce buchet doriți? Dar tu nu lucrezi la Bero, adică de ce mai dai banii pe flori? Că uneori vrei altceva decât de Uh, eu îi spun, doamnă, eu mă văd cu o doamnă de 50 de ani care serbează o și care îi plac culorile astea, astea. Spuneți-mi dumneavoastră că dumneavoastră sunteți de profil. Morc într-un taxi, șefule pe un dolom. Dom'le, mă ești pe stradă zilnic. Uite, eu vreau să ajung acolo, m-ar avantaja să ajung mai repede. Dacă mă iei mai pe la dar eu ajung mai repede, eu sunt foarte mulțumit de ce ai făcut, mă uh, În parfumerie, am, am, stat în spatele unui domn care insista că nu, domne, că eu am văzut că marca aia e cu tare. Mi s-a părut un total nonsens. Eu am ajuns în dreptul de domnișoară. Mie nu-mi plac arome mai florale, mai vanilate. Mie îmi plac arome mai puternice. Uitați-mă pe mine cum sunt. Recomandați-mi și mie ceva în limita asta de buget. Eu consider că așa îmi simplific viața în ansamblu, fiindcă n-am cum să le știu eu pe toate. Bineînțeles, fiecare om e bun pe domeniul lui. E adevărat, lui. cauți cât poți să o ochezi cu oameni care chiar uh, dau semnalmentele că știu ce fac în profesia lor. Adică și la restaurant îmi place decât să merg zi de zi într-un alt local, uh, ceea ce e interesant într-o măsură, mi-a plăcut să identific câteva localuri cu oameni serioși care știu treaba și care pot să-mi spună într-o zi, știți, eu nu v-aș recom recomanda să luați felul ăla astăzi, că știe el de ce îmi spune să nu-l iau astăzi. Și lucrul ăsta pentru mine contează foarte mult pentru că eu mă duc acolo să mă simt bine, nu să fac pe deșteptul. Bine, acum spun din secretele Horeca că vorba aia sunt în domeniul de 30 de ani. De multe ori când avem o cantitate de marfă mai mare în stoc și vrem să ne scăpăm de ea, spunem că să recomande un anumit produs. Nu înseamnă că e cel mai bun, înseamnă că eu pe ăla l-am surplus și vreau să mă scap de el, știi? Adică să nu crezi că chelnerul ăla din neapărat sunt și cazuri în care, da, spune, băi, vezi că ciorba e de ieri, nu comanda sau ceva, dar în majoritatea cazurilor când se recomandă, când intri în un restaurant, vă recomandăm asta, asta și asta, înseamnă că aia e cantitate mai mare, nu s-a vândut și încearcă să se vândă până expiră, știi? Se pare că am servit în cazul ăsta vânzarea foarte bine până acum. <laughs> înțelegerea mea, trecând de tiparul ăsta, e o înțelegere umană, adică, băi, înțelege că sunt clientul tău fidel, nu-mi dau vreo chestie să fac colici până acasă, că nu-ți mai așa, vin. așa sunt și eu, cadine, sunt foarte conservator, să zic așa, și dacă mănânc bine la un restaurant, dar dacă mănânc de o să bine și o la de prost, nu mai dau a doua șansă, adică nu, nu mai intru acolo. Sunt știi? La fel de acord. Adică nu accept scuze de genul că bucătarul s-a îmbolnăvit, a, găt a gătit, altcineva în locul lui sau chestii de genul ăsta, adică nu, nu există așa ceva pentru mine. Și de obicei știu că e o greșeală, nu mai dau a doua șansă, pentru că la, la toți oamenii din viața care a dat a doua șansă, mi-au desamăgit și au repetat greșeala totdeauna. Și eu sunt de aceeași părere. Uh, nu ajungem la o ceartă în cazul meu foarte repede, adică faci anumite lucruri care mă deranjează, le trec cu vederea pentru că iau un calcul. Că poți să ai o zi proastă, că poți să nu înțelegi anumite lucruri care mă deranjează pe mine, în primele faze o să-ți spun, fără să-ți reproșez, doar uite, pe mine mă deranjează lucrurile alea. Dacă ești băiat fată inteligentă, te prinzi. Asta e că am făcut chestia asta, deci îl deranjează dacă n-ai prins lucrurile astea ulterior, iarăși fără să purtăm vreo discuție, pur și simplu nu vom mai avea de-a face. La fel și cu banii. Nu dau bani în nici măcar la rude sau la nimeni, pentru că am dat la zeci de care mi-au dat banii, dar apoi nu contează, că nu, e, ăsta e subiectul. Dar în momentul când dai cuiva bani, l-ai pierdut ori de prieteni, ori de ruda. Adică s-a terminat, mai sunt ăștia care mă stoadă pe ea și spune, vezi că n-am uitat de banii Și atât. La mulți ani de Revelion vezi că n am uitat de banii aia? și îl văd prin oraș cu mașină de 200.000 sau de 300.000 și trebuie să-mi dea 5.000 sau 7.000 sau niciodată n-am cerut să, bă, dar nu mai dai și mie sau vezi că trebuie pe nu știu cine după tine sau ceva. Adică, să zic, asta este. Da, cum să zic, te, ai un gol în stomac și atunci zic, decât să mai am golul în stomac, mai bine spun, ăsta e principiul nu mai dau bani în la nimeni, nici la rude, nici la prieteni, nici la nimeni și am scăpat de trauma asta. Pentru că el, în momentul când îi dai bani în prumul, te vede ca un dușman care, practic, are obligație, va tine și îl forțezi tu să îți dea bani, știi? Zicala este, dacă vrei să-ți faci dușmani, împrumută cărți și bani. Sau să scap de prieteni sau de rude. Da. <laughs> și eu sunt pe același principiu, dacă îmi permit să-ți dau o sumă, ți-o dau ca și cum am dat-o de tot. De pomană. De pomană, da. da, Eu fiind primitor de pomană, mă feresc să spun că dau înapoi. Uh... Asta te invidiez -o cu coliva, <laughs> că eu sunt mare, mare adanator de colivă <laughs> și de câte ori aș mânca colivă, mă gândesc, băi, Damian are la belu, iar cântă și ar primește colivă. <laughs> uh, vă asigur că după 10 ani, oricât de mare fan de coliva ai fi, să sau ajunge exact ca la de la Masterchef, trebuie să fii maestră mare în făcut colivă ca să mă mai impresionez pe mine. Recunosc că doamna care m-a impresionat cel mai mult, iarăși sănătate și doriri de, de bine, că știu că e în, încă în regulă, e o doamnă destul de în vârstă, cu care m-am înțeles foarte bine la Belu că ne vedem frecvent și care într-o zi m-a rugat, știind că eu nu prea gust colivă, de la... dar vă rog eu de la mine să luați. Zis, bine, doamne, și într-adevăr era genială. Era genială, pentru că doamna, loc de esență de rom, nu o să fac publicitate, dar pusese un rom care costă vreo 300 de lei sticla. Pentru că i l-au adus nepoții și a crezut că e tot aia cu esență de rom. Și când mi-a spus ce rom a pus, în zis, doamna, putem să găsim cumva să stoarcem coliva aia, să scoatem romul înapoi? <laughs> Într-o sticlă. C Ați prăpădit bunătate de rom în coliva asta, care e delicioasă. Deci era o colivă da? super scumpă. Uh, a pus o sticlă, repet, de 300 de lei de rom în coliva respectivă. Cea mai bună colivă pe care am mâncat-o vreodată. Deci dacă vreți vreodată să faceți colivă pe opulență, Doamne ferește, glumesc. Luați o sticlă de rom de 300 de lei și da. puneți în loc de esență de, de rom. Iese de, nu se poate, de bine. Vis-a-vis uh, -vis că m-ați întrebat unde mă văd peste câțiva ani, nu pot să fac predicții peste 10 ani, dar în schimb pot să fac predicții așa în viitorul apropiat. Uh, colaborarea noastră pe YouTube continuă. Eu nu o să am canal de YouTube, fiindcă nu-mi doresc toată corvoada asta și mi-e foarte util faptul eu acum că... Eu cum observ că tu ai șase degete, deși te cunosc de 2 ani de zile. Da, e unul țin foarte ascuns. Aha, okay. uh, inteligența artificială apare nu se descurcă foarte bine cu degetele. Asta este imaginea mea generată prin inteligența artificială. Cum e chat GPT? Bă, ăsta eu, ia, fă un desen sau Nici cum? măcar nu am zis eu. Mă ajută tot un prieten Ștefan, care, uh, cu care m-am cunoscut. Da, de a zis, sunt... dar -mi la 50 de ani sau la 60 sau la cât ești acolo? E Damian în veșnicie, așa cum aș vrea eu să fiu ținut minte. Forever. Dacă, dacă voi fi Dar te-ai făcut nu... ca slab, așa, cred că e... Ai... Mm. Am spus că e cum aș vrea. <laughs> nu cum sunt. Uh, a fost foarte simpatic un domn care a zis un comentariu că e foarte simpatică codița asta de samurai pe care mi-am tras-o și am zis da, dar din păcate am asortat o, am asortat o burtă de luptător de sumo. Dar să sperăm că pleacă Poate de Ștefan la el în partid mm. cu codiță și cu burtă. <laughs> Îmi place foarte mult domnul Jicol, dar în partid nu o să mă prindă curând. Nu a... are niciun partid, glumesc, dai seama. A, nu? habar Asta va fi imaginea o, unui site, o pagină personală, Damian Anfile, care va fi lansată curând. Am avut intuiția să cumpăr domeniul de când ne cunoaștem și am ajuns un pic viral. Și va fi Cum, o pagină... Care e domeniul? www.damiananfile.ro? Da. Într-un cuvânt a mea a fire, fără liniuță la mișto, Cred. nu? Cred. E mai bun băiatul să mm -hmm. spună chestia asta când va fi gata. Dar ai cumpărat, că acum o să-l cumpere altcineva și vreau să-ți-l vândă ca la Gigi pe pe zeci de mii de nu, euro. L-am cumpărat și okay. va fi un site unde vor fi trecute toate activitățile mele de până acum, documentare, video cu dumneavoastră. Foarte bună idee cărțile traduse și totodată ceea ce pot eu să ofer altora, respectiv tururi cu mine, fie în grup, fie în individual, fie în particular, conferințe pe care le pot organiza, fiindcă au fost deja câteva companii care m-au contractat, sau texte personalizate de data asta, nu cu plagiat, ci pur și simplu dacă vrei o urare pe care să ți-o scriu eu și ți-o semnez, Damiana, în fire, să ți-o trimit sigiliu, ți-o pot trimite drăguț, dacă da, mă contractez da, da, pe foarte Bună. O idee foarte bună. E ideea mea de a face un trai din ceea ce știu să fac și să fie toate lucrurile în regulă. Asta, este, asta tot repet eu și tot spun unde mă duc și la tineri, la licee, la școli. În viață, ca să poți să scoți capul din mulțime, să ieși din mediocritate, trebuie să faci doar ceea ce îți place și atunci vei reuși și vei ajunge departe. Tu ești exemplu ideal pentru chestia asta. Adică faci ceea ce îți place și faci performanță. Ai ajuns departe și o să îți întrebăd un viitor strălucit. Mulțumesc mult pentru predicție. Cert este că asta. Mă simt bine făcând ceea ce fac. Exact. A cerut niște răbdare. Și până astăzi și și de aici încolo mai e, mai e destul de împins. Adică inclusiv alături de dumneavoastră. Avem în curând noi proiecte, lansăm seria a doua de la Podcast cu Dichis, de data asta vrem să aflăm ceea ce n-au mai spus oameni care altfel sunt destul de cunoscuți. Prima serie foarte am spus, cunoscuți. Am scos oameni necunoscuți să vorbească publicului, acum vrem să scoatem lucruri încă nespuse. De oameni foarte cunoscuți. De la oameni cunoscuți. Pe 11 iunie ne mai întoarcem prin București să mai facem un tur pe strada 11 iunie către Parcul Carol, mulțumesc pentru idee Și pe 1 decembrie pe strada 1 decembrie, pe Bulevardul 1 decembrie uh, Nu, pe 1 decembrie mă duc când iară la Istanbul Deja ai programat de, de acum? Este programat și se lansează în două săptămâni ah, din nou de data asta încercăm să facem un pic în împrejurul Mării de Marmara, nu doar la Istanbul Aha, Cât ne permit Nu, nu fi frig pe acolo este suportabil. Uh -huh. uh, undeva în jur a 15-18 ah, okay, grade. Ah, ok, e super, e super, pentru că, că iarnă eu... fiind e mai greu pe afară, știi, dacă ești într-un muzeu sau ceva, Da, am uitat că nu. Turcia are o climă de-asta mai meditariană. Și, și pe stradă este, este suportabil, iar proiectul nostru principal pentru vara aceasta, că îl putem spune că deja se concretizează, va fi să realizăm un tur complet al lui Vlad Țepeș. Pe urmele lui Vlad Țepeș. Nu speculații, nu legende, ci locurile istorice propriu zise, dar toate, prin care a trecut uh, domnitorul țării românești și să încercăm să spunem ceea ce poate fi verificat istoric despre Vlad Țepeș. Și pe cine ar trage Vlad Țepeș în țeapă în zile noastre? Asta îi lăsăm palții să spună. <laughs> Pădurea e mare. <laughs> deci avem o vară aglomerată. Uh, da, da, aglomerată în sensul bun. Avem ce face, în sensul bun, exact. Da, mișcarea da, da. continuă ne trimite spre veșnicie Și ești invitatul meu în Croația, ți-am spus Și te aștept cu drag acolo și o să mai facem și de acolo Bianca s-a oferit să mă conducă La propriu că eu nu am carnet de conducere Așa că cel mai probabil vom avea ocazia să de facem și să un documentar ocazia să-l vedeți pe Damian și în slip <laughs> Pe bani, asta numai pe bani Bă, Gratis nu se poate Eu zic că am atins atins toate subiectele, spus, nu? peste 40 de ani mai discutăm o doră, că probabil că o să se mai strângă. Sigur, n-ai spus nici măcar 10% din cât așa, dar au trecut 3 ore așa pe nerăsuflate și nici nu mi-am dat seama că au trecut... Dacă o să față de citatele pe care le-am strâns eu cu vremea... sigur că o, o să apară și îți sugerez să le pui într-o broșură, într-o cărticică Până sau... Până un... le pun pe broșură, pe canalul dumneavoastră, dacă o să existe cerere, o să le înregistrez și le vom pune ca atare. Ah, super! Ce? Și, mai, și mai bine! Ce gândesc eu... Pentru că sunt foarte multe, de trebuia o, o oră cel puțin doar să citim uh, citate și Iar... încă o oră să ni, ni le explice Damian. Pentru cine mai vrea să citească din ce mai lucrez eu, foarte curând o să apară la editurile Patriarhiei la Basilica o carte despre Ion al VI-lea Cantacuzino, împăratul din familia Cantacuzinilor care a trecut la noi în țările române, împăratul Șovăelnii, care a apărut în traducerea mea și a unui coleg de acolo. Va fi tipărită probabil într-o lună. Și cărțile pe care ne le-ai arătat și sunt scrise de tine... Se mai reeditează sau mai o una dintre ele? Civilizația bizantină s-a da. reeditat și în prezent eu lucrez la altă carte despre Mihaela luptura paleologu. Pasiunea mea pentru bizanț se continuă, chiar dacă n-am reușit să-mi dau doctorat acolo. Doctoratul meu acolo, acum va fi în Belu, dar în continuare continui să traduci. Ce înseamnă să doctoratul că va fi în Belu? Adică îl îngrop și pe ăsta? Uh, sper să nu. Sper pe ăsta să-l scriu la lumină. Vreau să scriu un, o lucrare de doctorat. Uh, titlul este Să știi cine am fost o uh, istoria a, a imaginii în cimitirul Șerban Vodăbelu. Foarte interesant. Să sperăm că și conținutul va fi pe măsură, dar asta rămâne să discutăm în 2-3 ani, că cu siguranță avem de lucrat până atunci. Mulțumesc mult de tot, mi-a făcut o reală plăcere și te simt unul din top 5 ai mei și apropiați. E reciproc sentimentul. <laughs> Dragilor, sper că... A stat alături de noi până acum. Știu că au fost trei ore, dar au fost trei ore interesante. Aș mai fi stat cu Damian încă cinci ore, să zic așa, pentru că îmi face o reală plăcere și știți că eu fac doar ceea ce îmi place. Din păcate, timpul a expirat. E noapte, e târziu și mergem spre casă. Oricând, oricum o să ne mai vedeți în, în curând, o să apară probabil că de mâine, de poimine, seria de episoade din Dobrogea, vor fi vreo șase episoade, vi le recomand pentru că sunt deosebite și filmări inedite și dialoguri frumoase și am descoperit acolo în în Dobrogea pe Damian Amfile pe, de genul feminin, adică varianta feminină a lui Damian, tot la recomandarea lui și n nu m-a dezamăgit, adică chiar s-a ridicat la nivelul la care ne așteptam noi și la care v am obișnuit cu podcastul mere. Doamne ajută, o seară minunată, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.